Michel Zevaco, Fausta Acesta este al treilea roman din seria Cavalerilor Pardagnon, primul roman fiind Cavalerii Pardagnon, în două volume, al doilea, Epopeea Dragostei, acesta al treilea, Fausta, al patrulea roman, Fausta învinsă, al cincilea roman, Pardagnon și Fausta, al șaselea, Iubirile lui Cico, al șaptelea, Fiul lui Pardagnon, al optelea, Comoara Faustei, al 9-lea sfârșitului Pardagnon și al 10 sfârșitul Faustei. Pentru a înțelege mai bine aventurile din acest roman, vă invit să ascultați mai întâi primele două romane și anume Cavalerii Pardagnon și Epopea Dragostei, pe care le găsiți pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau în versiunea pentru mobil abonat.cărțiaudio.eu. Numele meu este Valentin și încep înregistrarea acestui roman pe 13 august 2022. Vă doresc audiție plăcută! Michel Zevaco Fausta Prolog Decor O noapte înmiresmată de primăvară, misterioasă și pură. Piața din fața Catedralei Notre-Dame, la un capăt, catedrala gemuită în umbră ca un sfinx sprijinit pe labele din față, iar la celălalt capăt un palat senioral cu fațada severă. În balconul gotic, sub mângâierea luminii astrale, o apariție albă, fermecătoare și grațioasă. Fremătând de fericire, ea urmărește cu privirea, în întunericul albăstrui, pe un gentilom elegant și semeț care se îndepărtează. Tânăra este Eleanor, singurul copil al baronului de Montagu, care, din tragica zi a Sfântului Bartolomeu, când bătrânul hugenot fusese torturat, scoțându-i se amândoi ochii, o înconjură cu nesfârșite dovezi de dragoste. Iar seniorul, căruia îi sunt adresate sărutările și pătimașele semne de adio, este elegantul și nobilul duce Jean de Kervillier, iubitul ei. După ce el se face nevăzut, ea se întoarce în cameră, încet și cu părere de rău, acolo unde întâlnirile lor nocturne se scurgeau tot atât de repede ca și clipele amăgitoare ale unui vis orbitor. Și unde, acum un ceas, încolocită de gâtul lui Jean, ea șoptise cea mai emoționantă și de temut dintre mărturisiri. Va fi mamă. Cum s-a mai cutremurat ea atunci? Știa că pentru baronul Montagu, acest tată pe care l adoră, nu putea exista un sfârșit mai rușinos și mai sfâșietor. De la primul cuvânt, Chervilie se albise la față. De fericire, fără îndoială, căci a prins-o strâns în îmbrățișare, înflăcărată și a băiguit asigurări hotărătoare și liniștitoare. Bătrânul nu va afla nimic. Greșeala va fi reparată la timp și nimeni nu va ști de ea. Mâine, el, Jean, va vorbi. Mâine, ea, va deveni logodnica lui și în puține zile îi va fi soție. Deodată un pocnet, un geam al balconului fusese spart, iar pe covor se rostogoli o piatră învelită în hârtie. Lenor încremenise la început de uimire și de spaimă. Hârtia o fascina și o atrăgea. Un bilet se aplecă, o ridică, șovăie și, și o despăturește. Îi soarbe conținutul dintr-o privire și atunci păli. Inima îi se strânse și un geamă de sfâșietoare disperare îi izbucni de pe buze. Ce citise oare? Iată! Monseniorul episcop, prințul Farnes, care va oficia mâine slujba de Paște la Notre-Dame, este singurul care vă poate spune de ce Jean, duce de Kervilier, nu vă va lua niciodată de soție. Niciodată! Cine aruncase piatra? Un gelos din dragoste? Un dușman al familiei? Ce importanță are? Și în timp ce ființa aceea. Oricare ar fi ea, ascultă și privește, iar fiica lui Montagu se zbate, luptând cu deznădejdea, ducele de chervilie se întoarce acasă, cade în genunchi în fața unui portret al Lenorei și hohotește. Ce-a spus? Că va fi mamă! Am auzit bine! E pierdută! O, pierdută, dar eu? Mizerabil ce sunt! De ce oare n-am fugit atunci când această iubire mi-a mușcat inima? Ce să fac, să fug?" să fug ca un laș. La vremea slujbei celei mari din Duminica Paștelui 1573, Lenor intră în catedrală, al cărui prag, ea, fică de hugenot, nu-l trecuse niciodată. Trăise ceasul chinuitor de neuitat. Prin minte i-au trecut mii de presupuneri în nebunitoare. Să fie oare Jean căsătorit cu altcineva? Episcopul îi va răspunde la această întrebare. În biserică se oprește, gata să leșine de-abia știind ce face. Acolo în fund, în strălucirea lumânărilor, în de aurite, prințul Farnes, emisarul papei, intona Chiria Eleison, rugăciunea de la începutul slujbei. Lenor înaintează, cu eforturi tăcute ea își deschide drum, dar când ajunge lângă altar, se simte fără puteri. Cel mult zece pași o mai despart de prințul episcop cu fața spre tabernacol, acesta oficiază cu o înfățișare pătrunsă de o solemnă măreție. Acum, Lenor este cuprinsă de teamă, o înspăimântă apropierea de înfiorătoarea realitate. Se agață de visul ei de dragoste, vrea să se mai amăgească câteva clipe. Deodată sună clopotul care anunță binecuvântarea. Monseniorul Farnes a luat în mână potirul și strălucind de splendoare se întoarce, un puternic fior o străbate pe Lenor, din cap până în picioare. Episcopul acesta, scânteierea ochilor, această minunată frumusețe, îi sunt toate cunoscute. Episcopul acesta, nu, vedenia este prea fără noimă, trebuie să fie sigură să vadă de aproape. Cu privirea pierdută, mișcându-se cu iuțeală, ea trece grilajul, se avântă și atunci, clătinându-se, urcă treptele altarului. Mâinile sale încleștate se abat pe umerii episcopului, înlemnit și un strigăt jalnic sfâșie tăcerea. tot puternic Jean, iubitul meu, tu ești! Și Lenor, neînsuflețită, cade de-a treptelor la picioarele episcopului încremenit alb ca marmura. Se dezlănțuie o furtună de țipete. E un sacrilegiu. Toți se apropie grăbiți, se repede asupra Lenorei și pun mâna pe ea. Și în timp ce ea e târâtă, ridicată și aruncată în fundul unei temnițe, prințul Farnes, episcopul, ibovnicul, e sfâșiat de propria conștiință care îi urlă: Afurisitule, blestematule, sunt blestemat pe veci. În piața grev, în dimineața cețoasă de noiembrie, în jurul unei schele din bârne groase se tălăzuiește un val de oameni, lângă stâlpul cel mare din mijloc și -a de un uriaș tăcut, meșterul Claude, călăul. Acel sinistru schelet de stâlp este spânzurătoarea, iar mulțimea, adunată din cele patru zări ale Parisului, se afla acolo să o vadă murind pe Lenor, condamnată pentru minciună drăcească și defăimare eretică a episcopului. În ziua când Lenora a fost arestată la Notre-Dame, baronul de Montagu s-a sinucis cu o lovitură de pumnală în inimă. În ce privește pe acuzată, ea a răspuns tuturor întrebărilor doar cu o privire lipsită de viață. Sună de ora nouă. Clopotul bate. Se aude un de profundis. Se apropie cortegiul. Trec pe rând călugării, confreeriile, penitenții care și murmură rugăciunile, medicul jurat, garda, șeful poliției. Apoi, sprijinită de doi preoți cu părul despletit, în picioarele goale, cu capul căzut pe un umăr, Lenor. În urma ei, înconjurat de inchizitorii care îl supraveghează, posomorât, îmbătrânit, descompus, pășind, treaz într-un vis funebru, el, iubitul, ordin neînduplecat venit de la Roma, de la Sfântul Scaun, trebuie ca prezența și nepăsarea lui să dovedească lumica eretică mințit învinuind un episcop chiar la picioarele tronului lui Dumnezeu. Deodată totul se oprește într-o tăcere înfiorătoare. Șeful poliției face semnul fatal. Călăul se apropie. Mâna lui grea cade pe umărul gol al condamnatei. Clipa e cumplită. În acest moment suprem, Lenor are un spasm care o smulge din strânsoarea monstruoasă și unul după celălalt, două țipete scurte, ascuțite, explodează de pe buzele ei încleștate. Femeia aceasta sortită morții se zbate în durerile facerii, acolo, sub funia spânzurătorii. Călăul dă înapoi. Medicul jurat se repede, în timp ce un framăt furtunos mătură piața grev, iar când în cele din urmă medicul se ridică lângă Lenor, prăbușită fără puteri, nemișcată, leșinată, oamenii zăresc o ființă mi Michel Zevaco, Fausta, capitolul 1. Violeta în dimineața de 12 mai 1588, șase gentilomi urcau grăbiți înălțimile de la Chaillot. Ajunși în vârf, șeful lor se opri. Palid de disperare, el se întoarse cu fața spre Parisul pe care îl privind de lung. Un hohot înăbușit îi sfâșie gâtlejul. Apoi se încordă și urla aceste cuvinte furate de vânt: Oraș nerecunoscător, oraș necinstit pe care te-am iubit mai mult decât pe propria mea soție cu tremură te căci nu mă voi mai întoarce între zidurile tale decât călcând pe ruine. În clipa aceea apărură doi călăreți. Unul părea să fie trecut de 30 de ani, minunat de puternic, cu un chip cutezător și zeflemitor, glacial și genial, dintre acela care face o impresie de neuitat. Celălalt, de vreo 18 ani, zvelt, grațios, de o frumusețe încântătoare. Cei cinci devotați care îl înconjurau pe fugar, văzându-i pe cei doi necunoscuți oprindu-se, căutară să-l ducă de acolo, dar el ridică brațele spre cer și strigă. Nenorocire! Toți mă părăsesc! Cine oare va mai voi să aibă milă de mine? Eu, răspunse o voce răsunătoare. Fugarul văzu cum cel mai tânăr dintre cei doi străini se apropie. Atunci fu cuprins de o spaimă bruscă. Tu? Tu, Charles? A ieșit oare din mormânt fratei ca să mă copleșești cu învinuirile tale? Vă înșelați, răspunse necunoscutul. Nu sunt eu acela pe care remușcările vi l-aduc în fața ochilor. Nu sunt Carol al noua. Sunt fiul lui Charles, duce de Anguilem. A, răgni fugarul, tu ești copilul Mariei Tușeșa lui Carol. Tu ești bastardul de Ce visei cer lui Henri al al treilea rege al Franței? Am să vă spun. Vin de la în ca să vorbesc deschis. Acum opt zile sire, am devenit major. În ziua aceea, mama m-a dus în camera ei și a dezvelit un portret pe care până atunci îl văzusem întotdeauna acoperit cu un văl. L-am recunoscut pe Carol al Nouălea. Apoi mama a îngenunchiat și mi-a povestit cum a murit acela pe care l-a adorat. Am aflat astfel înfiorătoarea agonie a tatălui meu. După aceea, am plecat să-i arunc adevărul în față ducelui de ghiz trădător și rebel, ce i-ai făcut regelui tău? M-am dus și am strigat Caterinei de Medicis. Mamă blestemată, mamă fără suflet, ce ai făcut cu fiul tău? L-am căutat apoi pe Henri de Valois, rege al Franței, ca să-i strig întrebarea. Ce ai făcut cu fratele tău? La această ultimă imputare, regele tresări atât de puternic încât calul făcu un salt înapoi, apoi el se prăbuși gemuindu-se, zguduit de un tremur mortal. În momentul acela strigăte furioase izbucnire din piepturile celor cinci gentilomi. Toți își trase spadele, dar atunci însoțitorul ducelui Dangulem sări în mijlocul grupului înfuriat, trase din teacă o spadă lungă și foarte calm le spuse. Domnilor, este o chestiune de familie. Lăsați-i pe unchi și pe nepot să se explice între ei sau dacă nu am să cred că faceți parte din familie. În acest caz, voi fi obligat să cred că și eu fac de asemenea parte din ea. Spadele erau gata să se încrucișeze când regele făcu un semn poruncitor. Gentilomii se opriră. Ne vom mai întâlni noi, numai dacă domnul nu-și ascunde numele, strigară ei. Domnilor, spuse disprețuitor străinul, sunt cavalerul de Pardaion. Cavalerul nu păru să observe efectul uluitor produs de numele său, și se retrase mai la o parte ca și cum această scenă violentă ar fi încetat să-l mai intereseze. Începu să privească atent o trupă de călăreți care, ieșind din Paris, se apropiau de Shiloh fără prea multă grabă de altfel. Ducele d'Angulem rămase nemișcat. Întunecat, adevărat într-o a omului mustrat de cuget, Enric al III-lea se întoarse spre el. Tinere, îi zise el, în nenorocirea în care mă aflu, numai o întâlnire cu dumneata îmi mai lipsea pe drumul surghiunului meu. Roagă-te cerului ca în ziua când mă voi urca din nou pe tron să pot uita că mai umilit atunci când m-am aflat în mizerie. În ziua aceea mă veți vedea suind treptele tronului și smulgând vă mantia regală. Până atunci nu pot nici măcar să vă urăsc. Nu aveți parte decât de mila mea. Parisul vă izgonește. Nu mai sunteți decât o fantomă a regelui, obsedată de fantoma victimei. Mergeți așadar, sire, căci iată, au început să vă urmărească. Priviți, până ce veți redeveni rege al Franței, fiul lui Carol al IX-lea vă iartă. Henric al III-lea, alb de mânie, voi să bolborosească câteva cuvinte care se topiră într-un plânset. Dar oamenii rămași credincioși lui, zărind grosul călăreților care ieșeau din Paris, apucar frul calului și îl traseră după ei. Charles d'Angulem rămase locului îngândurat cu ochii ațintiți asupra Parisului. Ce se petrecea atunci în sufletul lui? De ce tânărul nu-l urmărea oare cu o ultimă privire de ură pe regele pe care îl sfidase atât de mult acum câteva clipe? Puțin câte puțin, treptat, ultimele rămășițe ale violentelor simțăminte care îl zguduiseră, se șterseră de pe chipul său, care deodată fu luminat de un zâmbet plin de duioșie. Cu o voce extaziată murmură. Paris, da, vin să caut aici răzbunarea, dar și dragostea. Paris, aici te voi regăsi pe tine, scumpă necunoscută, care mi-ai răpit inima. Violeta, gingașa floare violetă a dragostei. În momentul acela, cavalerul de pardanion se apropie de el și îl bătu ușor pe umăr. Cu o mișcare largă, el îmbrățișe panorama Parisului și, privindul l pe fiul lui Charles al IX-lea în ochi, îi zise... Un tron de cucerit, monsenore. Charles de angulem, trăsări ca un visător smuls din visele sale cele mai frumoase și îi băigui. Pardagnon, pardagnon, despre ce vorbești? Îți spun numai că Henric de Valois nu mai este rege al Franței, și că Henri de Guise nu este decât regele Parisului, iar Henric de Navara își și aruncă pe aici privirile sale de șoim în căutarea pradei. Asta înseamnă trei hoțomani pentru o singură coroană și că această coroană așezată pe capul domniei tale mi-ar putea folosi foarte bine la plata datoriei mele de recunoștință față de mama domniei tale. Acestea spuse, Pardagnon apucă pe o potecă care înconjura Parisul și străbătea cătunele Hule și Monseu pentru a se opri în satul Momart. Violeta, murmură tânărul, de ce nu-ți pot oferi într-adevăr un tron? Apoi, emoționat și orbit de strălucirea celor ce le întrezărea în viitor, Charles d'Angulem se grăbi pe urmele însoțitorului său în momentul când grosul călăreților ieșiți din Paris urca înălțimea așa Cel care se afla în fruntea urmăritorilor era un om de 38 de ani, falnic ca statură și îmbrăcăminte, cu un chip frumos, cu o ținută mândră, cu un aer mohorât și fruntea brăzdată de cicatricea unei răni vechi. Era Henri de Lorraine, duce de Ghiz. Domnilor, rostie el oprindu-se, regele e acum departe. Trebuie să renunțăm la speranța de a-l mai readuce în mijlocul supușilor săi. Spuneți un singur cuvânt, zise un gentilom de lângă el: Dați-mi zece cai buni și vi-l aduc înapoi, viu sau mort. Morreve, ai nebunit oare? îl întrebă ducele pe același ton. Să lăsăm să fugă, ei drăcie! Dar ce cu apariția asta din fundul iadului? Într-adevăr, în momentul acela apăruse pe vârful colinei o trăsură lungă și grea pe jumătate distrusă, prăfuită și trasă de un cal scheletic. Pe lângă calul pe jumătate leșinat mergea cu un pas de strigoi o țigancă cu o mască roșie, purtându-și cu o ciudată noblețe costumul bălțat, pe care cobora părul ei de un blond minunat. Cine ești?" întrebă ducele de ghiz, împingându-și calul spre ea. Țiganca se opri, dar nu scoase niciun cuvânt. Pe Dumnezeul meu!" exclamă ducele. Cred că țiganca asta își bate joc!" Dar nu și spre vorba, căci în aceeași clipă din interiorul acelui lucru fără asemănare, care era trăsura, se auzi o melodie. Un glas de o neasemuită puritate cânta încet. Ducele de ghiz păli dintr-o dată, vrăjit, ascultând pe jumătate a plecat, fermecat. A, vocea asta!" E vocea ei. Este ea. În momentul acela, un om sări din trăsură și se prosternă într-o atitudine de respect exagerat și zeflemitor. Țiganul Belgoder, murmură Henri de Ghiz. Căutând să ascundă pe cât de puternic era zguduit, i se adresa acestuia. Spunem, țigane, cine este femeia mascată mai tăcută ca noaptea și mai misterioasă ca mormântul? iertați-o, monseniore, este Saizuma, o biată nebună pe care am găsit-o într-o zi, pe când ieșea din închisoare. Nebunia ei este în faptul că își ține fața totdeauna acoperită, ca să nu îi se poată vedea obrazul de care se rușinează. Iar eu, monseniore, de unde să vin? De la capătul lumii? Unde mă duc? La Paris, centrul omenirii. Cine sunt? Belgoder, primul și ultimul cu acest nume, scamator, jongleur, înghițitor de săbii, și priceput în orice meserie. Doriți un spectacol? Ajunge, țigane! Spune-mi, nu te-ai aflat acum trei luni la Orleans? Acolo am fost monseniore, răspunse Belgoder, ascunzând un zâmbet. M-am găsit acolo cu întreaga mea trupă, deci și cu minunea minunilor. Cântăreața Violeta, care-i farmecă până și pe prinți. Monseniorul o poate vedea. Violeta! Violeta mia! Ah, iată! În fața trăsurii apărut atunci o tânără de 15 ani, tremurând toată. Iată-mă, maestre, iată-mă!" Un murmur de admirație străbăturândurile celor 50 de călăreți. Ducele rămase și el uluit. Da, e ea!" își spuse el în sinea lui. Încerc aceeași emoție ca și atunci când am văzut-o prima dată. Pe toți sfinții! Ce am de sunt atât de tulburat? Fata asta de țigan va fi a mea! Așa vreau!" Fata de țigan era într-adevăr o minune. Văzându-i pe străinea, țintind asupra ei ochilor scânteitori, ea își plecă capul. Atunci privirea ei o întâlni pe aceea a lui Ghiz și un fior de groază o zgudui. Pășii apoi se ascunse după perdelele de piele și alergă spre o femeie care, întinse pe o saltea, cu capul lângă o ferestruică deschisă chiar deasupra dușumelei, palidă ca o moartă, respira cu greu. Mamă!" Mamă," murmură Violeta, omul de la Orleans e aici. A, mi-e frică, nenorocirea-mi dă târcoale." Cuvântul de mamă părea nepotrivit adresat de această fată delicată, femeii aceleia cu trăsături grosolane, fie ele chiar pline de bunătate și puțin subțiate de oftică. Sărmana copilă," gemuia, curând n-am să mai fiu. Facă cerul să întâlnești un om care să te salveze." Speră, Violeta! Tânărul acela care n-a îndrăznit să-ți vorbească niciodată, cred că am citit în sufletul lui că te iubește. Violeta! Violeta! urlă după ea țiganul. Stai că pun eu mâna pe tine! Lasă copila în pace, porunci ducele de ghiz plecându-se spre Goder și ascultă-mă. Ia punga asta, ea conține zece ducați de aur. Te mai așteaptă încă zece ca ea. Mă auzi? dacă îndeplinești în tocmai ceea ce va veni să-ți ceară cineva în numele meu. Belgoder se plecă până la pământ. Când se ridică, îl văzu pe duce, relându-și în trap întins, în fruntea călăreților săi, drumul spre Paris. Atunci se ridică în picioare, aruncă o privire piezișe spre trăsura în care dispăruse Violeta și Răgni. Iată, răzbunarea e în mâna mea! Sfârșitul capitolului întâi Michel Zevaco Fausta Capitolul 2 Piața Grev În fundul unei săli încăpătoare decorată cu minunate tapiserii, cu mobile somptuoase, într-un fotoliu de abanos bogat sculptat, stătea o femeie în umbra unui baldachin de mătase brodată cu aur. Era o ființă de o frumusețe miraculoasă, strălucitoare și fatală, s-ar fi spus o sfântă în extaz sau poate o sclipitoare magiciană, dacă nu chiar o fastoasă curtezană orientală. Intră un bărbat cu un costum bogat și sever de cavaler, totul din catifea neagră, cu chipul palid, împietrit, treptat de o durere care nu iartă niciodată. Se opri în fața splendidei necunoscute și îndoi un genunchi. Ea nu păru mirată de acest omagiu regal sau religios și întinse brațul spre o fereastră larg deschisă. Gentilomul se ridică. Atunci necunoscuta vorbi și niciun cuvânt n-ar putea reda forța acelui glas. Cardinale, spuse ea, v-am poruncit ceva. Cavalerul se înfioră și umil, ca și cum în vorbele acelea n-ar fi fost nimic neobișnuit, uimitor, fabulos, el răspunse femeii. Mă supun sanctității voastre. Cardinale, continuă ea fără o tresărire, ai rostit un cuvânt primejdios, nu uita că, dacă la Roma sunt aceea ce ai spus moștenitoarea suveranității pontificale a Janei, apărătoare a marii tradiții, aici la Paris, nu sunt decât urmașa lucreției Borgia, Prințesa Fausta. Gentilomul pe care ea îl numea cu un titlu de cardinal, cu toate că nu purta veșminte bisericești și era înarmat cu o spadă, Bărbatul acela care părea plin de mândria vechilor stirpe se prosternă într-o atitudine de supunere. Apoi, deznădăjduit, pășit spre fereastră și, înghețat de o tainică groază, se aplecă, privind de sus piața. Era a doua zi după ziua baricadelor, iar Parisul, care își izgonise regele, Parisul, încă mânios, Parisul ce mai fumega de împușcăturile din ajun ale archebuzelor sărbătorea florile de violete și trandafirii, fiindcă dintotdeauna Parisului i-au plăcut răzmerițele și florile, zarva și zâmbetul străzilor sale. Însorită, zgomotoasă, piața greve, în dimineața aceea strălucitoare a Marelui Târg Anual din Mai, prezenta o indescriptibilă mișcare de linii și de culori, un talmeș-balmeș de plimbărețe împopoțonate și de cerșetori în zdrențe. Cardinalul care domina cu privirea această feerie a veseliei era fără îndoială cufundat în evocarea trecutului său întunecat căci gâfâia retrăind unele amintiri înfricoșătoare. Dar, deodată, sub ochii lui, la cele două extremități ale pieții, atenția i-a fost atrasă de o dublă mișcare a mulțimii. La dreapta se vedea o droagă neînchipuit de hodorăgită pe care imaginația obosită a unei calo ar fi dat-o drept caleașcă a lui de puș la male, era vehiculul lui Belgoder, care, în pasul șovăitor al mărțoagei sale istovite, își făcea intrarea în piața grev. La stânga se afla un grup de tineri seniori cu pieptare de bivol, în cinci cu spade de luptă, iar în mijlocul lor, întrecându-i cu un cap, mai măreț și mai posomorât decât în ajun pe platoul de la Chaiot, îngândurat și neasemuit de puternic, Omul cu cicatricea, ducele Henri de Ghiz, regele Parisului. Temutul capitan de oști părea că nu vede nimic în jurul lui, nici respectul amestecat cu groază, care făcea să se plece capetele la trecerea lui, nici neliniștea care agita mulțimea. Nu vedea decât pe țiganca Saizuma, care, cu o mână pe frâul calului, înainta încet ca o enigmă vie și lângă ea Belgoder, care țipa cătălținea gura. De la înălțimea ferestrei, cardinalul îl văzu pe de ghiz îndreptându-se spre Belgoder. Fără a-și părăsi locul de observație, se întoarse spre fotoliul de abanos și anunță. Au sosit. Misterioasa necunoscută, numită Prințesa Fausta, se ridică și se apropie cu un mers de zeiță. Violeta! Violeta! strigă Belgoder, zărindu pe ducele de ghiz venind spre el. Copila, ca o rază luminoasă a zorilor, apăru în fața trăsurii, cu părul înbelșugat, blond, răspândit pe umerii ei de nea, timidă, temătoare, speriată. Prințesa Fausta săgeta apariția atât de fermecătoare și pură a Violetei cu o privire în care mocnea flacăra unui pârjol. Henri, murmură ea, Henri de Ghiz, tu mi-aparții, vei fi rege pentru că eu vreau să fiu regină, stăpână a Franței și a Italiei, voi nimici tot ceea ce te va împiedica să mă iubești. Pe mine, numai pe mine, piară Caterin de Clev, soția ta, piară și această Violeta pe care o adori. Apoi cu un glas tăios devenit deodată metalic și aspru. Cardinale, a sosit clipa faptelor, privește-l pe omul acesta, pe umerii căruia se sprijină atât de mari speranțe. Crezi că se gândește la tronul pe care îl va avea datorită nouă? De trei luni de când la Orlean a dat cu ochii de această fică de țigan, al cărei chip nu-l mai părăsește, de ghiz șovăie, ne scapă din mâini și, dacă nu-i vom smulge din inimă până și rădăcina acestei pasiuni, va fi pierdut pentru noi. Cardinalul o privi pe adorabila copilă și șopti. Sărmana nevinovată! Mila este adesea o crimă și întotdeauna o slăbiciune, rosti prințesa Fausta glacială. Coboară cardinale și fă astfel ca țiganul Belgoder să o aducă pe micuță în palatul meu din insula Site. Cardinalul știa, fără îndoială ce sentință înfricoșătoare se ascunde în spatele acestei porunci, căci se plecă și băigui. Loviți, deci, dacă moartea acestei ființe nefericite vă este necesară, dar scutiți-mă pe mine de josnica sarcină de a vă preda. Cardinale, continuă ea cu o răceală tremurătoare, îl vei anunța pe meșterul Claude. Călăul, gâfâi cardinalul, nu mă condamnați la oribila tortură de a-l revedea pe omul care mi-a sfâșiat sufletul, furându-mi și lăsându-o să moară pe tăcere cardinale farnes. Tonul prințesei răsună de această dată atât de tunător, încât omul se clătină, respirând greu, uluit, înfrânt. Atunci ea, calmată și deodată liniștită, spuse, Deci, astă seară la zece, du-te, cardinale, acționează și predă-i ducelui de ghiz această scrisoare. Gentilomul omul loplicul și apoi încă mai posomorât ieși și coboră, urlând în străfundul inimii sale. A, blestemul mă urmărește fără încetare, într-una, în piața grev, prin mulțimea adunată în jur, cu chipul din nou împietrit, el se îndreptă spre Belgoder. În fața trăsurii aștepta Violeta, fremătând. În clipa aceea, ducele de ghiz se aplecă spre Michel și șopti. Peste puțin, un gentil om îți va preda ordinele mele. Să le îndeplinești, dacă nu vrei să-ți frângoasele. Sunt gata, monseniore, porunciți. Atunci, iată ducații pentru tine și fata pentru mine." Și acum cerei să cânte ca să existe un pretext pentru prezența mea aici. Într-o clipă. Violeta! Violeta! Tânăra tre sări smulsă din visul ei fermecător. De departe, din fundul pieții, înainta un tânăr senior cu ochii ațintiți asupra ei. Privirile lor se căutau, se încrucișau. Tânărul gentilom, strălucitor de tinerețe și de dragoste, era fiul regelui Carol al IX-lea, ducele d'Angulem. Violeta!" se răsti Belgoder. Un țipăt îngrozitor îl întrerupse. Un urle de agonie sau de spaimă răzbătea din rulotă. Mama! Moare mama! Femeia în agonie, aceea pe care Violeta o numea mamă, își ținea cu mâinile încleștate echipul lipid de ferăstruică ca vrăjită de o apariție înspăimântătoare. Mamă, mamă! hohoti Violeta. Monseniore! Striga afară Belgoder, puțin tică răbdare și vă aduc înapoi pe cântăreață. În așteptare, faimoasa Saizuma vă va ghici viitorul. Saizuma rămăsese nemișcată. Ochii ei scăpărători se pironiseră pe sub mască asupra cardinalului Farnes. Cardinalul o mai văzuse undeva pe această femeie și amândoi se priveau. Femeia care trăgea să moară îndreptă spre Violeta, pe care Belgoder o certa și o înjura, un chip pătruns de o nemărginită milă. Violeta, am să mor, trebuie să știi că eu nu sunt mama ta. O, oh, suspină tânăra fată zdrobită, ești amețită de boală, revină ți în fire, mamă. Nu sunt mama ta, iar tatăl tău, Violeta, crezi că a fost meșterul Claude? Ei bine, meșterul Claude nu este tatăl tău, nu știu unde este mama ta, dar tatăl tău, Violeta, tatăl tău, vrei să-l cunoști? Vrei să-l vezi? Ei bine, privește-l! Muribunda încercă într-o teribilă zvârcolire să-l arate pe omul asupra căruia și-a țintise privirea. Doamne, Dumnezeule și toți sfinții, gângăvi Violeta înnebunită de durere, fie-vă milă de mama în clipa aceea, în mijlocul sfâșietoarei scene, răsună o înjurătură sălbatică și apăru Belgoder, înfuriat la culme. Se aruncă asupra fetei, o apucă de umeri și, cu o mișcare mânioasă, o ridică în picioare. Afară!" urlă el. La treabă, cântăreați-o!" Privește și aduți aminte!" strigă muribunda. Pe tot iadul!" strigă țiganul. Acum se mai amestecă și Simon. Așteaptă tu numai puțin!" și pe loc se repezi asupra acelea pe care o numea Simon, asupra femeii în agonie, o răsturnă pe culcuș și își propti una din labele sale uriașe peste gură, iar cealaltă înberegată. Simon se zbătu câteva clipe, deodată oftă scurt și rămase înțepenită în timp ce brațul ei descărnat, întins spre fereastră, părea să-l mai arate încă pe omul acela din mulțime, trimisul Faustei, prințul Farnes, iubitul Lenorei de Montagu, tatăl Violetei. Copila, îmbrâncită cu brutalitate căzuse, nu văzuse nimic din hâda tragedie. Când se ridică, ticălosul, în picioare, întunecat și uimit de crima sa a mormăie. Am strâns cam prea tare, poate, și apoi eu n-am omorât pe nimeni, moartea venise singură să dea târcoale, n-am făcut decât să o ajut. Prima privire a Violetei a fost spre Simon, care zăcea galbenă ca ceară. Moartă! gemuia. Mama e moartă! Dar eu îți spun că doarme, rânjiba de jocoritor Belgoder. Afară cântăreață, afară la treabă! Violeta se prăbuși în genunchi și începu să hohotească. O, sărmana mea, mamă, Simon, ai dispărut, deci, ai părăsit-o pe mica ta, Violet. Mamă, nu mă vei mai lua, deci, niciodată în brațe? În clipa aceea, la intrarea în căruța cu coviltire, a părut Casa sa izuma, și părând că nu-l vede pe Belgoder, nici pe Violeta și nici cadavrul, se duse să se așeze în spate. Fuscuturată apoi de un lung fior și murmură. De ce m-a privit omul acela, dar eu de ce l-am privit? În fundul cărui iad am mai simțit eu arsura acelor ochi negri? O, dacă aș putea să sfâșii vălul negru care mi-apasă mințile!" Într-un gest de nebunie, își strânse fruntea în menghina celor două palme, apoi, ca și cum masca o sufoca, ea o desfăcu și îi ieși la iveală chipul. Ciudată, cu trăsăturile încremenite, cu ochii lipsiți de viață în care ardea flacăra unei nemăsurate deznădejdi, fața aceea își păstra o frumusețe amestecată cu ceva tragic, misterios, nesfârșit de plăcut și de surprinzător. Violeta hohotea încet cu buzele lipite de mâna înghețată a aceleia pe care o numise mamă. Belgoder se învârtea în sus și în jos, mestecându-și în jurăturile înfundate, înmărmurit de propria sa șovăire. Deodată apucă chitara cu care Violeta se acompania de obicei și se răsti. Destul, dacă plângi atâta, n-ai să mai poți cânta. Hai cântăreați-o, ești așteptată. Seniori, duci și prinți, nobile societate, bună recoltă! Violeta se ridică și, revoltată, strigă. Să cânt! Să cânt când mama mea moartă mai e încă aici! O, oh, mai bine ucide-mă!" Ascultă-mă, cântăreață, n-am să te ucid, fiindcă ești așteptată de prinți de duci," îți spun. Dar alege, ori iei chitara și-ți face auzit frumosul tău glas, ori mă apuc să o obiciuiesc pe maică ta!" Între timp, banditul puse mâna pe un bici pentru câini. Violeta scoase un țipă de spaimă, aruncă în jurul ei o privire îndurerată și disperată, iar ochii îi se opriră asupra moartei. Tânăra alergă spre țigancă, îi apucă mâinile și se rugă cu un glas sugrumat. Doamnă, doamnă, apărați-o, crotiți-o, aduceți-vă aminte cum v îngrijit. oh, nici nu mă ascultă, veți lăsa să fie lovită o moartă, mama. Cine vorbește aici de mamă? răspunse țiganca cu o privire pierdută. Oare există mame, există oare copii? În durare, doamnă, omul acesta vă dă da ascultare și se teme de dumneavoastră. Un cuvânt, un singur cuvânt. Atenție! urlă belgodăr, hotărăște-te! Oh! strigă Violeta, frângându-și mâinile, n-ai inimă, țigancă! N-am inimă, își spuse, înfundat sa izuma. S-a dus inima mea, a rămas acolo în biserica aceea imensă. Tânără, o fi atentă la episcopul hoț de inimi. Nebună, nenorocită, suspină copila. Nu vrei să faci nimic pentru mama? Ei bine, ascultă la rândul tău. Eu, fica, te blestem. Auzi? Fii blestemată de mine. S-a izumă, izbucni în râs și încetişor își puse la loc pe obraz masca roșie. Violeta se întoarse spre țigan în clipa când acesta a bătut biciul. Ea îi sări în față și lovitura căzu pe umerii ei. Îndurare, Belgoder! Mă supun, mă duc să cânt!" Ei, așa da!" exclamă nepăsător ticălosul, care întinse fetei chitara. Ea se urni încet cu o mișcare, vădind adânca ei deznădejde și cu fața în lacrimi murmură. Să cânt lângă trupul mamei mele! O, sărmană mamă, iartă-mi această nelegiuire! Trebuie să mă supun!" Se aplecă repede, sărută moarta pe frunte și se repezi afară. Belgoder, aruncându-i o privire de satisfacție ticăloasă, scrâșni printre dinți. Du-te, fică de călău! De ghiz așteaptă! Mâine vei fi pângărită! Nimeni altul, ci numai eu, voi putea duce știrea tatălui tău!" Apoi coborât treptele de ale scăriței urlând. Monseniori, a venit cântăreața, loc țăranilor, loc vestitei cântărețe Violeta și dumneata domnule Picui și dumneata domnule Croas. Ce bandă de târâi brâu! Doi uriași care completau trupa lui Belgoder începură să împartă poporului de rând ghionți și lovituri, astfel că în scurt timp se formă un cerc mare, în mijlocul căruia biata fată își acorda chitara pe care se prelingeau lacrimi tăcute. La doi pași de micuța cântăreață stăteau un grup de gentilomi, favoriții lui de ghiz, iar în fața lor ducele, palid, agitat, cu privirea țintită asupra copilei, pe care o făcea să se cutremure. La stânga lui, prințul Farnes, întunecat și mut, alături de căruța de care se sprijinea ducele Charles d'Angoulême, mai zguduit, mai agitat chiar decât Henri de Ghiz, iar acolo sus, în palat, pe jumătate ascunsă de perdele, prințesa Fausta. Violeta nu vedea nimic. Sufletul ei rămăsese lângă moartă. Ochii stăteau aplecați asupra chitarei, iar degetele fine începuseră să zboare pe coarde. Un refren de o mare gingășie răsună în aerul îmbălsămat de marfa negustorilor de flori. Glasul ei intonă un naiv cântec trist de dragoste, dar, frântă de un suspin, se opri la prima strofă. Ducele de ghiz înainta grăbit. Plângi?" întrebă el cu glasul schimbat. Cântăreața îndreptă spre el o privire înnecată în durere. Dumneavoastră, băigui ea înspăimântată, dați-mi pace. Plângi, întrebă din nou ducele gâfâind, dacă ai vrea, n-ai mai plânge niciodată căci ai fi cea mai sărbătorită, cea mai răsfățată din tot Parisul. Ascultă-mă, continuă el cu o înflăcărare mai insistentă. Nu fugi astfel, pentru Dumnezeu trebuie să știi că te iubesc, trebuie... În momentul acela, pe când Charles d'Angulem, livid cu mâna pe garda spadei înaintea, fremătând de mânie, în piața grev răsunea o zgomotoasă fanfară de trompete. Îndată din mijlocul mulțimii izbucniră strigăte mânioase și poporul se apropie din nou îmbulzindu-se. Goarzi regelui, elvețienii lui Crilon, la moarte, în apă cu ei! Goarzii erau aceiași care în ajun au încercat să îndepărteze baricadele ridicate de popor. Ducele de ghiz se avântă în jur în dezor. Gentilomii îl mare cu spada pe jumătate trasă. Mulțimea, la vederea dușmanilor din ajun, urla de furie. Într-o clipă, piața atât de liniștită și veselă se umplu de țipete și de îmbrâncea la burghezilor care fugeau să se înarmeze. La arme! Moarte vânduților lui Rod! În apă cu goarzii! În apă cu crilon! Și astfel, prima întâlnire dintre Charles și Violeta a avut loc în zângănitul armelor și în clipa când puteau reîncepe împușcăturile archebuzelor. Văzând că de ghiz s-a repezit asupra lui Crilon, Charles și-a împins la loc sabia în teacă și s-a oprit lângă copilă. Se aflau față în față sub puterea unei vrăji de neînvins în zgomotul turbat al furtunii ce se dezlănțuia. Te rog din suflet, șopti el, nu te teme de nimic, plângeai, Oare din cauza acelui gentil om nerușinat? Nu, nu, răspunse ea îngrozită. Plângeam, știți, pentru că mama a murit, e acolo, singură de tot, și nimeni nu se apleacă asupra trupului ei pentru a-și face pomana unei rugăciuni. Mama dumitale e acolo, moartă? exclamă Charles, pălind de milă, precum pălise de dragoste. Și pe tine, sărmană copilă, te obligau să cânți asta e îngrozitor. Nu, nu, strigă ea, aruncând o privire speriată spre Belgoder, care le dădea târcoale înjurând. jurând. Cântam ca să am cu ce cumpăra flori pentru mama. Charles lua între sale o mână a Violetei care tresări la această atingere. O duse până la căruță, orică în ea, intrând și el acolo. Atunci zări corpul Simonei întins pe culcuș și se înclină descoperindu-se. Fie, veghează ți mama, îi zise el cu o expresie de o nemăsurată milă. Cât despre coșciugul ei, eu voi cumpăra florile dacă îmi îngădui. Violeta ridică spre el o privire plină de recunoștință. Nu este nici locul, nici momentul să-ți vorbesc, rosti atunci Charles d'Angulem, dar, din această clipă, nu trebuie să te mai temi de nimic. Este cu neputință să mai rămâi la acești țigani, Mâine dimineață voi veni să-i vorbesc stăpânului acestei trăsuri, care e gata să vă asculte, monseniore, și să vă răspundă!" Se auzi lângă Charles un glas zeflemitor. Tânărul duce îl măsură pe ticălosul din fața sa. Unde aș putea să-ți vorbesc, maestre?" întrebă el. Foarte aproape de aici, în strada Tisandării, la Hanul Speranței. De acord, așteaptă acolo mâine dimineață. Charles d'Angulem aruncă o ultimă privire Violetei care, e prosternată, își acoperea fața cu palmele. Și acum răzbunarea, murmură el, O, tată, privește ce va face fiul tău! Ieși, îndreptându-se direct spre ducele de ghiz. Belgoder rângea satisfăcut cu brațele încrucișate. Vino mâine, da? Am să te aștept bine pregătit, nerodule! Mâine? Unde va fi Violeta mâine?" Dădu din umeri și coborâm mormâind. Trebuie totuși să chem să ridice cadavrul. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Chiar azi ai să pleci, Simu, călătorie sprâncenată. Voia tocmai să coboare când, în josul scărilor, văzu în fața sa un om îmbrăcat în catifea neagră, al cărui chip semăna cu cel al unui mort. Tu ești Belgoder?" întrebă el. Stăpânul acestei trăsuri?" Iată o figură demonică," gândi țiganul care se înfioră fără să vrea. Da, gentilomule, răspunse el cu glas tare, sunt acela pe care l-ați numit. Deci tu ești stăpânul acestei tinere cântărețe Violeta? Continuă el rar. Belgoder tresări și se înclina adânc. Am ghicit, își spuse el. Este gentilomul pe care trebuia să mi-l trimită ducele de ghiz ca să-mi transmită ordinele sale. Aha, aha, acum îl am în mână pe Claude, acum ai să auzi de mine și ai să ai știri despre fică ta. Se ridică, își aranjăm mantia și zise deodată, Aștept ceea ce aveți să-mi spuneți. Sunt trimis de un personaj important. Copila aceasta, Violeta, zise gentilomul înfundat. Violeta și cu mine suntem la dispoziția celui ce v-a trimis, spuse Belgoder. Care-i porunca? Ascultă, în insula Site există o casă de aproape o ruină. Poarta e de fier cu un ciocan de bronz. Acolo va trebui să o aduci pe fată astă seară la ora nouă. Astă seară, la ora nouă, vom fi acolo pe toți dracii. Gentilomul în negru rămase o clipă cu cufundat într-o adâncă visare, apoi tresărind. Femeia aceea cu mască roșie care se afla aici, acum nu de mult, spune-mi cine este?" o țigancă din tribul meu o cheamă Saizuma. Cel pe care țiganul îl denumise cu o figură demonică se ridică, păru ușurat de o oarecare spaimă tainică, făcu un semn de rămas bun țiganului și apoi, scoțând din pieptar scrisoarea pe care Fausta i-o încredințase pentru ducele de ghiz, Farnes se strecură prin mulțime și dispăru în tăcere. Sfârșitul capitolului 2 Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Michel Zevaco, Fausta, capitolul 3, Pardaion pe când în această scurtă și sinistră convorbire între Belgoder și prințul Farnes se hotăra astfel soarta Violetei, Charles d'Angulem alerga spre ducele de ghiz. Fiul regelui Carol al ix era răscolit de o mânie turbată. Când de ghiz îi vorbise fetei în șoaptă, el simți cum inima îi se umplea de un sentiment pe care nu l-a mai avut. Ura din dragoste, cea mai necruțătoare ură cu pumnii strânși, se aruncă în rândurile dese ale mulțimii tăcute, atentă la mișcările și cuvintele lui de ghiz, eroul, idolul ei. Deodată se simția apucat de braț, se întoarse repede. Cavalerul de Pardaniu, exclamă el bucuros. Da, ajung la timp pentru a vă împiedica să săvârșiți o nebunie!" zise Pardaniu. Încotru o alerge atât de grăbit să-l ataci pe monseniorul duce? Ce dracu, prea ești nesăbuit!" Avem în față o armată de partizani a lui de ghiz. N-a existat decât un singur om pe lume în stare să țină piept la 10.000 de burghezi, care ard de dorința de a masacra tot ce le vine în cale. Omul acela e mort, prințe. Era tatăl meu. Căutând să-l amețească pe Charles cu vorba, Pardaiu încerca să-l tragă afară din mijlocul mulțimii. Pardanion, strigă tânărul duce cu un ton adânc disperat, vreau să-i vorbesc acestui om. Ei, pe Pilat, la urma urmei viața e frumoasă. Nu vreau să mă las ucis eu. Cel puțin nu înainte de a-i spune părerea mea acelui onorabil domn Moreve. Haide, vino, ce Dumnezeu! Du-te, Pardaion, murmură Charles cu lacrimi de ură. Du-te, eu alerg la deghiz." Cavalerul aruncă tânărului o privire în care se citea o dragoste de frate mai mare. Vrei cu tot din adinsul?" zise el apucând una din mâinile lui Charles. Îl urăsc pe deghiz, nenorocire lui căci îmi stă în cale. Dragoste, dragoste, nebunie și nefericire, mormăi cavalerul, să încercăm să-l scăpăm pe acest tânăr nebunit. Haide deci, adăugă el cu glas tare, din moment ce ții atât de mult, dar pe Dumnezeul meu discuția va fi noftimă. Jibule, vechea și draga mea spadă, ai cuvântul! Pardagnon se ridică în vârful picioarelor, îmbrățișă cu o scurtă privire a tot cuprinzătoare enormă a mulțime care îi înconjura și îi porni. Își deschise drumul lovind cu coatele. În câteva clipe, cavalerul și tânărul său prieten ajunseră în rândul întâi și îl văzură atunci pe ducele de ghiz, regele Parisului, care, sfidător și palid, stătea în fața lui Crion și urla niște cuvinte care se pierdeau în furioasele aclamații ale mulțimii. Momentul era tragic. Iată ce se petrecuse. Crion, acela pe care Carol al IX-lea la asediul de la saint jean d'Angeli, îl supranumise viteazul, Crion, viteaz și credincios până la moarte, aflase că Henric al III-lea fugise din Paris și atunci a părăsit și el primăria unde era cantonat cu o mie de goarzi și două mii de mercenari elvețieni pentru a-l ajunge din urmă pe rege. De ghiz tocmai sosise în grabă. Cu un singur semn, el puse stăpânire pe mulțimea ce idolatriza și o făcu să tacă. Apoi se îndreptă spre Crion. Bătrânul comandant, îndesat cu fața însângerată, își opri trupa și cu un gest scurt îl salută pe duce. Văd cu plăcere, rosti de ghiz pe un ton mușcător, că lui de Crion îi conduce pe goarz la majestatea sa, așadar vă îndreptați spre Luvru? Vă înșelați, mă duc acolo unde e regele, izbucni Crniu. Fiți atent, capitane, să răstie el la omul cu cicatricea. Ați și săvârșit o gravă în echipzuință părăsind clădirea primăriei. Și dumneavoastră vreți să mă obligați să o mai fac și pe a doua, întorcându-mă acolo. Regele se află în afara Parisului, domnule duce. Voi ieși deci și eu din Paris. Drumul nu este liber? Este liber pentru toți adevărații devotați, exclamă de ghiz. Iar regele trăiască regele, domnule, urlă Crillon. Fiți și dumneavoastră atent, monseniore, feriți-vă de trădare! Am fost decorați amândoi cu ordinul Sfântului Spirit. Primindu-l, am jurat credință regelui, Marele nostru stăpân, cum vă respectați jurământul? Un bubui de tunet mătură piața dezlănțuită, agitată de furioase tălăzuiri omenești. Deghiz, în înfricoșător de palid, împărțea în jurul lui ordine scurte. Gentilomii se repeziră din toate punctele unde erau răspândite trupele ligii, coaliție realizată de Ghiz pentru apărarea bisericii catolice. Crinon ridică spada și tocmai acela a fost momentul când ducele d'Angulem și cavalerul de Pardagnon ajunseră în primul rând al mulțimii zgomotoase. De Ghis, idolul Parisului, de Ghiz făcu atunci cu mâna un gest foarte larg și impunător, iar mulțimea se liniști, ascultă la cum să-l audă, să-l admire și mai mult. În clipa aceea, colonelul elvețienilor, care până atunci stătuse în spatele lui Crilon, ieși repede în fața ducelui și declară cu glas tare. Nici eu, nici elvețienii mei nu vom ieși din Paris. Colonele, răgni Crilon, înapoi în front, sau pe sângele lui Hristos va trebui să lupți cu mine până ce unul din noi doi va fi doborât. Monseniore, răspunse colonelul, mă predau ligii. Elvețieni, ieșiți din front! Atunci izbucni un glas tânăr, răsunător, vibrant. Trădătorule, te predai unui alt trădător! Colonelul urlă o înjurătură plină de mânie. De ghiz, cu chipul răvășit de furie, trase pe jumătate spada și îl căută pe îndrăznețul care pălmuia cu jignitorul cuvânt de trădător. Văzu atunci pe un tânăr sărind în mijlocul cercului liber, împingându-l înapoi pe colonelul elvețienilor cu un gest de suprem dispreț, după care se înfipse în fața lui. Henri de Lorraine, duce de ghiz, mai adăugă încă tânărul, ești ucigașul tatălui meu și de două ori trădător. Eu, Charles d'Angulem, fiul lui Carol al IX-lea, rege al Franței, te declar trădător și te provoc la un duel turnir la ora ziua și locul ce-ți vor fi pe plac. Pe moment, douăzeci de gentilom se repeziră asupra lui Charles cu pumnalele ridicate, dar de ghiz îi opri cu un semn. Gâfâia, gura îi spumega, căuta o insultă înainte de a face semnul cu care să-l dea pe tânăr pe mâna haitei. Fiu al lui Carol, răspunse el, în sfârșit primesc provocarea ta, dar deoarece lașitatea este ereditară în familia ta și pentru că ai putea încerca să fugi, am să te păzesc cu grijă până în ziua când eu, omul cu cicatricea, nu vă numiți omul cu cicatricea, monseniore!" strigă un tânăr care la rândul său ieși în față calm, cu zâmbetul ironic, cu ochii scăpărători de istețime și de satisfacție. Era Pardaion, judecase situația dintr-o singură privire. Înțelesese că de ghiz va da un ordin de arestare. Să-l salvăm pe micul nostru pui de lup," mormăi el. Se îndreptă spre ducele de ghiz, căruia cu un glas biciuitor îi arunca aceste cuvinte: Iar tare, dar dumneavoastră vă numiți omul cu cicatricea? Care-ți numele? Numele dumitale? răgni de ghiz. Cine ești? nu interesează numele meu, ci al dumneavoastră, monseniore, acum 16 ani, în curtea unui palat de pe strada BTC? Strada Betisii?" murmură de ghiz ai cărui ochi ieșiți din orbite îl priviră cu groază pe Pardagnon. A, ah, dacă ești cel pe care îl cred, nenorocire ție!" Continuă. Continui. Deci, îndată după ce l-ați asasinat pe colinii, în momentul când ați pus piciorul pe fața însângerată a cadavrului, palma aceasta pe care o priviți, monseniore, și Pardagnon își deschise larg palma, ei bine, palma aceasta va a pleznit peste obraz, și de atunci vă numiți pălmuitul, nu altfel. Tu ești, răgnit de ghiz, săriți, săriți, arestați-i pe amândoi, luați-i vii, am nevoie de ei vii. Îndată se dezlănțui un vacar îngrozitor. digurile oceanului popular s-au rupt. Crilon fu împins până lângă goarzii lui, târât ca de un val uriaș. Colonelul elvețienilor apucă primul cu o mână grea umărul ducelui de Anghulem. În aceeași clipă se prăbuși ca un pietroi. Pardaion își trăsese spada și cu o lovitură de mâner îi zdrobise țeasta. De ghiz! De ghiz! strigă Charles. Nu uita că ai primit provocarea mea! La moarte! La moarte! urla mulțimea. Vii! Îi vreau vi!" răgnea de ghiz. În clipa în care, cu o lovitură de mâner, cavalerul îl doboruse pe colonelul elvețienilor la picioarele lui de ghiz, îl apucă pe Charles, puiul lui de lup, și, strângându-l în brațe, începu să facă salturi în direcția lui Crilon, spre trupa goarzilor nemișcați și paliți ca ceara. Ținea spada de lamă și se servea de mâner ca de o măciucă. Își croi drum până la trupa lui Crilon, printre gentilomii lui de ghiz, repeziți asupra lui. Pardagnon se ridică în vârful picioarelor și, duse foarte sus cu brațul întins, spada îndreptată spre cer. Atunci, cu un glas de bronz, chiar în clipa în care Crillon, pierdut, se vedea copleșit, goarzii erau gata să fugă și, de ghiz, izbucnea într-un urle de triumf, Pardagnon strigă cu glas tunător. Trompeți! Cântați marșul regal! Electrizați, pătrunși de entuziasmul marilor momente de cumpănă, Soldații strigau într-un singur avânt. Trăiască regele! Ei porniră în marș în timp ce fanfara regală răsuna și domina groaznica în În față, cu spada ridicată lângă Charles, pe care îl trăgea cu el, lângă Crilon, buimăcit, mut de admirație, cavalerul de Pardaniu pășea, năpustindu-se în mulțime, ducându-i pe soldați după el, tăind o trecere prin masa dușmanilor și infernalele lor strigăte cerând moartea. Acum în fața trupei lui Crilon și a reniților, care înaintau cu un pas hotărât și regulat, cu halebardele încrucișate, mulțimile de orășeni cedau, fugeau, unii alergând să-și ia armele, iar alții descărcându-și pistoalele la întâmplare. Pardagnon își pusese spada la loc în teacă și mergea în frunte cu un pas puternic strigând. Loc regelui! Loc regelui!" În strigătul acela se simțea atâta ironie, încât cei ce l-auzeau nu știau de ce rege vorbea cavalerul și nici dacă privirea lui înflăcărată era cu adevărat în serviciul vreunui rege. În momentul acela, o mie de soldați ai Ligii, comandați de busile Cler, înarmați cu archebuze încărcate, au năvălit în pas alergător în piața grev, venind de la Bastilia. În sfârșit!" exclamă ducele de ghiz triumfător. Voia tocmai să iasă înaintea lui busile Leclerc, dar deodată o mână se lăsă pe brațul său. Ce vrei?" se răsti el cu un glas aspru către cel ce îi tăiase avântul, un gentilom îmbrăcat în catifea neagră, tăcut și înfiorător de liniștit. Citește aici, monseniore, duce," zise gentilomul, care întinse un plic închis. Ei, domnule!" zbieră de ghiz. Ceva mai târziu!" Va fi prea târziu," răspunse omul, înveșmântat în negru. Scrisoarea e trimisă de Prințesa Fausta. Ducele, care se avântase, se opri brusc, tresărind adânc. Lua scrisoarea, desfăcu sigiliul și citi. Efectul citirii fu fulgerător. Ducele se clătină, iar chipul îi se făcu cenușiu. Care-i porunca, monseniore, îi se adresă busile clar. Porunca?" bolborosi ducele dezorientat. Aruncă asupra celor din jur o privire în care scăpără o nebunie ucigașe și apoi cu un glas căzut ordonă. La pala domnilor, după mine la palatul de ghiz. Porni urma de gentilomii uimiți, uitând de Busi Leclerc și de cei o mie de soldați ai Ligii, de Crillon, de Pardaion, de ducele d'Angulem și de totul de pe lume. Pardaion și-a continuat marșul lui fulgerător, trăgându-i după el pe Crillon și pe oamenii în armația acestuia răzbătând prin mulțimile dezlănțuite ale partizanilor ligii, care neavând însă comandanți nu îndrăzneau să atace trupa lui Crilon, ajunse la poarta nouă în momentul când din cele două palate Châtelet din templă și din arsenal porniră alergând spre piața grev companiile alarmate. Poarta fost trecută și atunci Crilon se aruncă în brațele lui Pardagnon. Plecați repede, ascultați ce vă spun!" rosti cavalerul. Da, dar în ce parte? Nu știu unde se află regele. L-am văzut ieri fugind și tare palid. Tristă apariție fie vorba între noi, domnule Crilon. În orice caz, a luat drumul spre șarte. Veniți cu mine, domnule, exclamă Crilon. Regele vă face colonel. Ei, domnule, răspunse liniștit Pardaion, sunt deja mareșal, mareșalul meu personal și asta e mare lucru. De ce să devin colonelul altora? Crilon își scutură chica. Sunteți un om tare! Dacă regele ar avea în serviciul lui 10 oameni după chipul și asemănarea tale, s-ar întoarce mâine pe tron. Dar să mergem. Adio! Cum vă numiți? Cavalerul de Pardaion. Adio, domnule de Crilon! Viteazul Crilon, înmărmurit, se întoarse la trupele lui și porni la drum, salutându-l o ultimă dată cu spada pe omul a cărui cutezanță îl mise. Pardaiu îl lua pe ducele dangulem de braț și, simplu, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic neobișnuit, îi spuse. Să ne întoarcem prin poarta Montmartre și să ne odihnim golind o cană de vin înțepat la hanul de vinie, la buna noastră prietenă Huguet Grégoire. să lăsăm pe Pardaiu și pe ducele dangulem să se întoarcă la Paris și să revenim o clipă la ducele de ghiz, care a pornit-o în grabă spre palatul său. În spatele înfățișerii lui de strălucit gentil om și al ambiției fără margini care îi înfierbânta creierul, sub impulsul unei asemenea patii misterioase pentru fica aceea de țigan, Henri de Lorraine, duce de ghiz, rege al Parisului prin puterea ce o deținea, aproape rege al Franței dacă privim nenumăratele pofte ale ligii, omul acesta care îi făcea să tremure pe regi purta în inima lui o suferință groaznică, un ulcer nimicitor. Gelozia Ghiz citise scrisoarea prințesei Fausta pe care i-o adusese cardinalul Farnes. Ea conținea următoarele rânduri. Contele de Loane nu face parte dintre aceia care au părăsit Parisul împreună cu Irod, ducesa de Ghiz pe care o credeți în drum spre Lorena și pe care ați condus-o personal acum două zile până la Lani, s-a reîntors la Paris. Cineva vă așteaptă la palat, pentru a vă explica această dublă întâmplare. Sfârșitul capitolului 3 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 4, Călăul În seara aceleiași zile, sub seninul palid al amurgului, Parisul mai era încă zguduit de adânci zvârcoliri. Era între zi și noapte, treptat zgomotele slăbeau și din cer, împletite cu ultimele raze, cădeau primele umbre care vor învălui silueta schimbătoare și agitată a bătrânului Paris. La ora aceasta nehotărâtă, patru oameni purtând o targă se apropiară de trăsura lui Belgoder, rămasă în piața grev. Pe targă se afla un coșciug gol. În căruța cu coviltiri era aprinsă o torță de rășină. Lumina ei afumată arunca slabe reflexe roșii asupra trupului Simonei, întins și înțepenit în culcușul lui. Violeta, îngerunchiată, prăbușită cu ochii ațintiți pe chipul iubit al celei pe care ea o numise mamă, nu mai plângea căci îi se case izvorul lacrimilor. Lângă ea, în picioare, cu brațele încrucișate, cu buzele încleștate de ură satisfăcută, pândea Belgoder. Cei patru oameni intrară și așezară sicriul în dreptul moartei. Iacă!" zise unul. Am venit să o ridicăm pe țiganca asta eretică." Bineînțeles, adăugă un altul, nu există preot. N-a avut nevoie toată viața de preot, așa că nu o să aibă nevoie nici pentru ultima ei plimbare. Violeta, zguduită de un lung fior, se aruncă asupra Simonei și, cu duioșie, cu cuvinte de-abia auzite, întrerupte de hohote, îi șoptea un ultim rămas bun. Brutal, Belgoder o smulse din funebra îmbrățișare. Violeta se ridică, mai mult leșinată. Când îndrăzni să mai privească, Simon se și afla în sicriu. Atunci a dădu un țipăt puternic. Simon dispăruse pentru totdeauna, iar taina pe care voi să o strige în agonia ei, secretul nașterii Violetei, fusese pironit și el în coșciugul acela. Vino!" îi spuse atunci Belgoder cu un glas ciudat. Cred că nu vrei să o lași pe mama ta să plece neînsoțită. Hai, îți dau voie să o însoțești. Pentru prima dată, după mulți ani, Violeta ridică spre Belgoder o privire în care se citea o geană de recunoștință uimită. Să-și însoțească mama până la cimitir, pentru sărmana copilă era o mângâiere. Astfel, patrulele care cutreierau Parisul putură vedea acel sicriu sărăcăcios, plin de flori, ca sicriul unei prințese, trecând prin străzile ce se întunecau, urmat cu pași rar de o fată care înainta plângând. Belgoder plecase din rulotă, spunându-le celor doi herculi așezați pe trepte. Duceți trăsura înapoi la Han, s-ar putea să nu mă întorcați noapte. În ce privește pe Violeta, adăugă el mai înfundat, ea nu se va mai întoarce niciodată. Se îndepărtă apoi cu pași mari și din depărtare început să o supravegheze pe Violeta, urmărind-o cu privirea aprinsă a singurului său ochi. În momentul în care Violeta pornise în urma jalnicului coșciug, un om adăpostit sub strașina unei case din piață o urmări cu o privire posomorâtă. Victima e pe drum," murmură el atunci, trebuie să-l anunți pe cel ce o va sacrifica." Îngrozitoare treabă! Sărmană nefericită, hâdul țigan te duce cu forța și acolo te așteaptă Fausta, necruțătoarea Fausta. Omul se înfioră ca pe o vreme foarte friguroasă. Părăsi un gherul de unde pândise plecarea lui Belgoder și a Violetei și se înfundă în labirintul străzilor din insula Site. Lângă catedrală, pe la mijlocul străzii Calander, pe un loc viran se ridica o casă scundă, sfioasă, izolată printre locuințele învecinate. Ziua bărbații se îndepărtau de această casă mormâind un blestem, iar femeile păleau și își făceau semnul crucii. În locuința aceea, într-o cameră rece, cu mobilă severă, cu pereții golași, împodobiți doar cu o cruce de abanos, într-un fotoliu încăpător dea cu fruntea în mâini un fel de colos gânditor, în timp ce o servitoare bătrână trebuia în sus și în jos cu pași tăcuți. Nu mâncați așadar, maestre Claude?" întrebă femeia oprindu-se. Uriașul făcu un gest de nepăsare și osteneală. Încă sub impresia acelor înfricoșătoare amintiri ale fostei dumneavoastră meserii, întrebă ea din nou după un timp. Nu, răspunse înăbușit Claude, clătinând din cap. A, atunci înseamnă că vă gândiți la copilă? Neîntrerupt, suspină Claude, ca și cum ar fi vorbit pentru sine. Momentele când nu sunt asediat de umbrele victimelor mele sunt poate cele mai îngrozitoare pentru mine, căci atunci, în fața ochilor mei, se ridică chipul ei. Opt ani, doamnă Gilbert, opt ani s-au scurs de când a dispărut așa cum se mistuie un vis frumos. Meșterul Claude, care părea într-o chipare a forței animale, continuă cu o neobișnuită blândețe. Se pare că n-am fost făcut pentru atâta fericire și că sunt condamnat la o singurătate blestemată. Hai, meștere Claude, scutură-te de aceste amintiri! Cu câtă încântare alergam la meu dom. continuă Claude, fără să asculte. Draga mea, Simon, mă întâmpina și copilul, a, oh, iato, alergă spre mine, îmi îmbrățișează gâtul, se cațără pe umerii mei râzând și strigând ca o micuță nebunatică. Mamă Simon, iată-l pe tata! A, ah, ce vis frumos! Meșterul Claude își acoperi obrajii cu ambele mâini, plângea încetişor, fără zgomot. Într-o dimineață, în zi, era într-o joi, vremea era frumoasă. Ajung la Medon, chem niciun răspuns. Intră în grădină, Simon nicăieri și nici urmă de copil. Pătrund în casă, totul e răvășit ca de o luptă. Sim că nebunesc. Ies, strig, nimic. Iarăși nimic. Îngrozitoare zi. Seara cad fără cunoștință și când îmi revin, văd o femeie care mă îngrijește. Copilul, unde i copilul meu? Nimeni nu știe. Tot ce se știa printre vecini este că în ajun a fost văzută trecând o șatră de țigani. Cum de n-am murit atunci?" O bătaie în ușă răspândi lunge cor prin toată casa. Gilbert rămase nemișcată încremenită de mirare. De opt ani n-a mai bătut nimeni la această ușă," bolborosi Claude. Cine poate fi dacă nu nefericirea în trecere?" O a doua bătaie și mai puternică răsună surd. Meșterul Claude făcu un semn poruncitor servitoarei care ieși. Deodată în ușă apăru un bărbat cu capul acoperit de o glugă neagră. Claude se ridică și cu un ton aspru dar temător în același timp întrebă: Cine sunteți? Ce aveți cu mine? Necunoscutul rămase o clipă mut, apoi cu un glas scoborât și răgușit rosti: Meștere, vin să-ți cer un serviciu profesional. Claude zguduit de o tresărire răspunse: pe vremuri când îmi exercitam trista mea meserie, numai judecătorul bisericesc și șeful poliției mă puteau chema. Dumneavoastră nu sunteți nici judecător bisericesc, nici șeful poliției, pentru că altfel ați ști că de opt ani am fost înlocuit în funcția mea. Necunoscutul tăcu o clipă, apoi cu glas aspru rosti următoarele cuvinte. Pentru mine, pentru aceea căreia trebuie să-i dai ascultare, tu mai ești călăul. Privește. Atunci scoase de sub mantie mâna dreaptă. La degetul mijlociu al acestei mâini se afla un inel lat, pe deasupra căruia era fixată o montură enormă de fier, pe care fusese răgravate niște semne misterioase. Claude privi în fugă acele semne și atunci se clătină înfiorat. Acum te supui?" întrebă necunoscutul. Mă supun, monseniore. Bine, vei veni la casa așezată la capătul insulei, în spatele catedralei Notre-Dame. Execuția va avea loc la 10. Ai să vii? Voi fi acolo, monseniore, răspunse Claude într-un suspin ca un geamăt. Dar spuneți celor ce v-au trimis să nu se mai bizuie de aici încolo pe mine. Execuția aceasta va fi ultima. Ultima, exclamă omul fie Acum am să-ți arăt chipul pe care păreai să-mi reproșezi că l-am ținut ascuns. Cu o mișcare bruscă dădu deodată gluga și chipul lui a părut palid de o paloare spectrală. Claude sări înapoi, gâfâitor și murmură cu un glas de nedescris. Episcopul, prințul Farnes, tatăl copilei, al copilei pe care mi-ai furat-o, răgni Farnes. Da, eu sunt, eu care te-am blestemat, eu care vin să te blestem din nou, pentru că nu ți-a fost milă de nenorocirea mea, sau mai bine, nu, nu te blestem. Vin la tine rugându-te, ascultă, spune-mi adevărul, fii om cel puțin odată în viața ta. Claude șovâie o clipă, apoi îi scutură din cap. Adevărul, urmă în sfârșit Claude, vi l-am spus în ziua când ați apărut acum 15 ani, ea a murit. A murit la trei zile după ce am cules-o de sub Cardinalul Prinț Farnes nu mai zise nimic, își trase din nou gluga pe cap și cu un oftat lugubru se îndepărtă spre ușă. Claude își aruncă la repezeală o mantie pe umeri și fugi după Farnes, pe care l-a ajuns din urmă în momentul când acesta pășea în stradă. Nu mi-ați spus pe cine trebuie să execut astă seară?" Nu știu," răspunse Farnes trist și glacial. Un bărbat? O femeie? O femeie. O fată tânără. Călăul își șterse sudoarea care inunda fruntea. Se îndreptă spre capătul insulei, către misterioasa casa prințesei Fausta, mormăind. Ultima execuție, ultima victimă. Sfârșitul capitolului 4 Michel Zevaco, capitolul 5 Casa din insula Site. Simon fu îngropată în cel mai apropiat cimitir, adică al inocenților. După ce coșciugul fu coborât în pământ, iar groparul începu să arunce pe el primele lopeți de pământ, Belgoder o apucă pe Violeta de mână și o locu el. Fata îl urmă fără să se opună. Ea mergea fără să-și dea seama de drumul pe care îl străbătea. Totuși, în fundul inimii, lumina blândă a unei imagini alinătoare părea să-i șoptească că nu era singură pe lume. Seniorul acela tânăr, cu privirea limpede, cu glasul dezmierdător, se va mai întoarce oare? nu știa nici numele. Da, va reveni, din moment ce a făgăduit. Mâine dimineață îl va revedea, până și ultimele cuvinte ale Simonei, murmurând inimii ei, o mângâiere, spuneau. Omul acela tânăr va fi salvatorul tău căci te iubește. Deodată își dădu seama că Belgoder nu se îndrepta nici spre piața Greve, nici spre strada Tisanderii, unde se afla Hanul Speranței. Dar unde mă duceți?" băigui ea. Țiganul, fără să răspundă, strânse și mai puternic mâna Violetei și iuți pasul. Înainta printre cele două șiruri de case ale unui pod și, după trecerea fluviului, coti la stânga. La răsărit, în spatele Catedralei Notre-Dame și al Palatului Arhiepiscopal, se ridicau una lângă alta două construcții asemănătoare ca două surori care se țin de mână, dar două surori dintre care una era o ființă drăgălașă, iar cealaltă un monstru de urățenie. Belgoder, trăgând-o pe Violeta de mână, se îndreptă direct spre colosalul portal al construcției monstruoase. Unde suntem? băigui Violeta aruncând în jur o privire deznătășduită. Belgoder nu răspunse și în poartă cu ciocanul greu de bronz. Poarta se deschise fără zgomot. Violeta voi să sară înapoi, dar țiganul o ținea strâns. În clipa în care urmă, ajunse într-un vast vestibul pardosit cu lespezi de piatră, cu pereți înalți și goi, slab luminat, unde se aflau doi oameni mascați cu pumnalele fără teci la brâu. Iată micuța pe care eu, Belgoder, trebuia să vă aduc," Am nimerit bine?" întrebă țiganul. Aici e!" răspunse unul dintre cei doi paznici. În aceeași clipă, omul mascat aruncă pe capul Violetei un sac de pânză neagră pe care îl strânse pe gâtul ei cu un ciret. Fără un țipăt, fără respirație, paralizată, Violeta se simți ridicată, târâtă, dusă într-un loc necunoscut. Celălalt uriaș mascat îi întinse lui Belgoder o pungă rotofeie. Iată cei 100 de ducați pe care i-ai cerut. O clipă, prietene. Dacă vrei să ți se smulgă limba sau să fii jupuit de viu, atunci n-ai decât să spui cuiva o singură vorbă despre ceea ce ai făcut. Țiganul se înclină până la pământ cu un zâmbet viclean și, ieșind de andăratele, a dispărut în noapte. La Notre-Dame sună de ora 10. Belgoder dispăruse de mult. În momentul acela, meșterul Claude, apropiindu-se la rândul său de înfricoșătoarea clădire, bătu în poartă. Poarta se deschise din nou fără niciun zgomot. După victimă, acum sosea călăul. Fără îndoială că cei doi oameni mascați îl recunoscură căci unul dintre ei, făcându-i semn să-l urmeze, porni înaintea lui înăuntrul casei. După ce străbătură vestibulul, casa aceea hâdă deveni un palat ca basme un șir de încăperi luxos ornamentate care duceau la o sală imensă în fundul căreia, sub un baldachin, se ridica un tron de aur, o minune a sculpturii. În sala tronului se aflau 12 candelabre de aur, purtând fiecare câte 12 torțe de ceară trandafirie, niște coloane de matostat și de marmură, enorme vase de porfir, tapiserii de Arabia, 60 de fotolii cu spătare foarte înalte, purtând câte o tiară sculptată, toate cu câte un F brodat sub care se încrucișau două chei simbolice care păreau să-i păzească pe cei 24 de oameni înarmați, înveșmântați în oțel, tăcuți, nemișcați cu halebardele în mâini. Călăul trecu printre aceste minuni fără o tresărire, urmându-și ghidul mut. Ajunse astfel din sală în sală, Până la o odaie rece, umedă, cu pereții din piatră cenușie, fără nicio mobilă, doar de-a lungul pereților se vedeau lanțuri prinse în inele de fier. Acolo stătea o femeie îmbrăcată în negru, cu capul acoperit de o mantilă de dantele neagră. Fața nu i se vedea, dar pe mâna ei strălucea un inel la fel cu cel al prințului Farnes. Cu diferența că inelul cardinalului, era de fier, în timp ce acel ce strălucea pe mâna femeii era din aur curat, iar literele de pe fața monturii erau însemnate cu diamante care sclipeau în penumbră. Femeia aceea era Fausta. Ajuns aici, Claude se cutremură și căzu în genunchi, murmurând. Suverana! Fausta îi se adresă cu o uimitoare și glacială solemnitate. Călăule, noi, marea preoteasă a ordinului căruia i-ai jurat supunere, am judecat și condamnat la moarte o ființă omenească, a cărei viață era o amenințare pentru sfintele planuri încredințate nouă spre îndeplinire. Călăule, ai primit să fii cel ce aduce la îndeplinire sentințele secrete care aparțin numai justiției divine. Intră deci în camera de execuție unde condamnata așteaptă, și împlinește-ți misiunea. Claude se ridică, ridică fruntea și întinse mâinile spre Fausta. Ai să ne spui ceva? Îți îngădui să o faci, zise Fausta. Suverană, rosti Claude, scuturat de un tremur convulsiv, îndrăznesc să adresez o rugăminte strălucitei majestăți la picioarele căreia mă prostern. Vorbește călăule, ne aflăm pe lumea aceasta pentru a pedepsi, dar și pentru a alina. Alinare, da, de o alinare am nevoie. Vântul în zborul lui mi-aduce lacrimile și blestemele celor pe care i-am ucis. În zadar le strig că n-am fost decât un instrument al justiției omenești. În zadar, îl rog pe Dumnezeu Atotputernicul să redea puțină liniște sufletului meu. Mă tem că voi muri fără această iertare supremă, ce mi-a fost făgăduită de trimisul domniei voastre de doi ani de când v-am jurat credință, a trebuit să vin aici și să practic de trei ori în fricoșătoarea mea funcție, iar Sena n-a dezvăluit nimănui taina celor trei cadavre pe care i le-am aruncat. Am cerșit milă la mai mult de o sută de preoți, dar nici unul n-a vrut să facă deasupra capului meu acel semn mântuitor care mi-ar fi redat liniștea. I-am refuzat trimisului domniei voastre suverană aurul pe care mi-l oferea. Dar, când mi-a făgăduit Sfânta Dezlegare de Păcate, am semnat pactul. De trei ore am ascultat Suverană, acum nu mai pot Suverană, fie vă milă de mine. Ai făcut bine că ți-ai deschis sufletul în fața mea, rosti Fausta cu un accent de o blândețe învăluitoare. Călăule, grea încercare s-a terminat. Mergi mâine la Notre-Dame, după slujbă vei împărtăși tot ce ai pe suflet unui prinț al bisericii, înarmat de sanctitatea sa, special pentru dumneata cu depline puteri. Apoi cu un glas de poruncă supremă. Acum călăule dute, mai ia și această viață cu prețul acesta, mâine vei fi dezlegat de toate crimele tale și eliberat de toate vedenile. Claude se ridică dintr-o săritură cu fața strălucind de un înspăimântător extaz. Spuneți, strigă el, că mi se va ierta tot trecutul meu? Vei fi iertat. Și că această execuție va fi ultima, iar după această femeie nu voi mai ucide pe nimeni? Femeia aceasta va fi ultima ta victimă. Atunci să moară, răgni meșterul Claude, îndreptându-se spre camera de execuții. Aceasta era o încăpere mare cu pardoseala prost încheiată, în mijlocul căreia apăreau spațiile dintre scândurile unui chepeng închis. Chepengul avea un inel prin care era trecută o funie. Ea se ridica drept spre tavan, apoi, printr-un sistem de scripeți, cobora de-a lungul unui perete în care funia era fixată cu un cui mare printr-un nod. Trebuia numai să dezlegi nodul și atunci coarda aluneca pe scripeți, iar capacul chepengului, nemai fiind susținut de funie, cobora, se închidea. Cine se găsea atunci pe acest capac era zvârlit jos, Sena se rostogolea cu geluiri înăbușite, cu clipociri a idoma blestemelor. Intrând, călăul zări în mijlocul încăperii, în palida lumină difuză, pe aceea pe care trebuia să o ucidă. Era întinsă pe podea, cu siguranță leșinată de spaimă. El se cutremură lung. Apoi se îndreptă spre cuiul de care era agățată funia de susținere a chepengului, dar ca să ajungă acolo făcu un lung ocol fără a-și privi victima. Sudoarea ei se prelingea în picături mari pe obraz și astfel ajunse la funie. Fără a îndrăzni să se întoarcă, duse o mână tremurătoare spre nodul pe care început să-l desfacă. În clipa aceea, condamnata, victima, suspina adânc. Se trezește? Trebuie să o omor înainte de a o azvârli? S-ar putea să fugă și apoi ar suferi prea mult. Eu trebuie să ucid, nu să produc suferință, adăugă el clânțănind din dinți. Atunci se întoarse, făcu un salt până la condamnată și în genunche, mai bine zis se chirci lângă ea, punându-i de gât frânghioara de sugrumare. Victima făcu o mișcare. Cuvintele abia bolborosite ajunseră până la urechea călăului. Adio, mamă, scumpa mea mamă, tată, unde ești? O cheamă pe maică sa, gâfâi călăul. Cât de plăcută este vocea și cum îmi sfâșie inima. Îl cuprinse o curiozitate de neînvins. Să vadă! O, oh, să vadă chipul acestei victime! Să citească pe fața ei crima care o osândea! Mai rezista încă ispitei când degetele lui singure au și dezlegat șiretul care strângea sacul negru în jurul gâtului. Adorabilul chip al Violetei îi apăru astfel în fața ochilor. O privind de lung înmărmurit la culme. Apoi tot privind-o simți o tresărire surdă și adâncă a inimii o răvășire puternică a sufletului său. asta e bună!" răcni el apucându-și părul cu amândouă mâinile încleștate, dar simt că nebunesc! Ce prostii îmi trec prin cap! Am să-mi pierd mințile! Chipul îmi... reamintește?" Nu, no, e o zminteală! Copila ar fi trebuit să aibă vârsta asta!" A, dacă aș putea să-i văd ochii, dar... dacă e ea?" Fica mea?" urlă el un răcnet îngrozitor. Violeta! Violeta!" Violeta deschise ochii și îi îndreptă timizi și speriați spre călău. Ea întinse brațele și murmură. Tată! Bunul meu tată Claude!" Claude dădu un țipăt îndurerat. Doamne Dumnezeule, e ea, e copila mea!" Se ridică, făcând un pas înapoi iar mâinile lui uriașe scuturate de un tremur de nestăpânit se întindeau spre ea. Râdea și plângea în același timp, apoi cu o mișcare bruscă o ridică pe fată cu brațele lui puternice și o duse în colțul cel mai îndepărtat de Kepeng, se așeză pe podea și o luă pe genunchi. Plângea cu lacrimi mari, bolborosind lucruri de neînțeles, iar pe fața lui monstruoasă se putea vedea o undă luminoasă de fericire. Violeta zâmbea și repeta mereu, Tată, dragul meu tată, Claude, tu ești?" Și atunci când ea putu înțelege unele cuvinte din cele mormăite de el, îl auzi spunând, Da, așa e, mai spunem încă astfel și încă o dată mereu, dar ce s-a petrecut? Nu, nu, taci, ai să-mi povestești mai târziu. Când mă gândesc că ești chiar tu, nu vi se spune asta e grozavă!" exclamă el râzând fericit. Să plecăm acasă." O, oh, tată, dar aici ce este?" Și opti Violeta din nou îngrozită. Claude repetă, tremurând de groază, aici, noi, noi suntem aici. Tată, tată, ce spaimă groaznică te cuprinde. A, ah, mi-e frică, dar ce fel de casă este asta? E așa cum e, se răsti Claude. A, ah, mi-aduc aminte. Se ridică dintr-o săritură și o apucă pe fata încremenită de frică. În clipa aceea ușa se deschise și apăru Fausta învăluită în negru. Fausta pironia asupra Violetei o privire de arzătoare curiozitate. Aceasta este, deci, murmură ea, copila crescută de călău. E, prin urmare, fica lui Farnes, un nou temei și mai puternic ca să dispară. Claude se oprise împietrit. Fausta întinse brațele și rosti cu o voce dureros de calmă. Ce mai aștepți? Claude dădu o clipă înapoi ca fiara sălbatică în momentul morții. Fausta repetă cu același glas îngrozitor de egal. Ce mai aștepți? Atunci Claude o împinse pe Violeta la spatele lui ca pentru a-i servi de ultim scut. Apoi împreună mâinile sale enorme și cu disperare băigui cu glas șoptit. Doamnă, e copilul meu! O pierdusem și o regăsesc aici. N-ați vrea, nu-i așa, acum că știți? Lăsați-ne să trecem. Călău, rosti Fausta ce aștepți ca să execuți comanda? La acest cuvânt de călău, un țipă de spaimă și de groază izbucni din gâtlejul violetei. Tatăl meu, călău? Tatăl meu e călăul? Claude auzi acest țipăt și se întoarse spre fată. O expresie de nesfârșită disperare a apărut pe chipul său și i rosti cu un accent de o tristețe de nedescris. Nu te speria, n-am să te mai ating dacă așa e să vrei tu. N-am să-ți mai vorbesc, nu te voi mai numi fica mea. Nu mai, nu te speria, te rog din suflet, nu-ți fie frică. Doamnă, strigă el deodată întorcându-se spre Fausta, ați săvârșit o crimă, ați sfărmat legătura de dragoste care o unea pe această fată de nenorocitul care sunt eu. Iată de ce vă spun acum, feriți-vă! Bagă de seamă tu, călăule, întrerupse Fausta fără mânie. Te-ai revoltat? Nu mă mai asculți? Să ascult? Asta e bună! Vă spun doar că e fica mea! Nu te teme de nimic, micuța mea Violeta, să ieșim de aici!" Călău!" strigă Fausta cu glas răsunător. Alege! Ori mor cu ea, ori te supui!" Să mă supun eu?" urlă Claude cu un accent sălbatic. Să ucid pe fica mea chiar eu? Sunteți nebună, suverana mea!" Loc! Faceți loc! Pe toți dracii iadului, altfel ți-a sunat ultimul ceas!" cu brațul stâng cuprinse în mijlocul violetei pe care o săltă și porni cu ea. Apoi, ridicându-și celălalt braț, legănând în aer pumnul lui uriaș, se îndreptă spre Fausta. Aceasta a văzut apropiindu-se de ea omul acela înspăimântător, ea nu dădu înapoi, doar scoase un sunet scurt și ascuțit dintr-un fluier pe care îl purta la bru. În aceeași clipă, 15 goarzi, înarmați cu archebuze, năvăliră în acea sală a groazei. Claude, în brațe cu violeta pe jumătate leșinată, se retrase răgnind. Haideți, veniți! Atingeți-vă de ea dacă îndrăzniți!" Dar goarzii rămaseră locului, fără îndoială că Fausta i-a instruit dinainte de a intra. Nu înaintau, dar Claude îi văzu pregătindu-și armele. Atenție!" comandă un glas aspru. În momentul acela, cei 15 goarzi auziră un urlet și văzură o umbră uriașă care sărea. Atunci își descărcară armele. Răsună trăsnetul celor 15 archebuze. Sinistra încăpere se umplu de un fum negru. Apoi guarzi ieșiră. Fausta rămase singură, nemișcată cu un zâmbet misterios pe buze. Treptat vălătucii de fum se risipiră. Atunci ea căută cadavrele lui Claude și al Violetei, dar nu le zări nicăieri. Violeta și Claude dispăruseră. Privirile Faustei rătăceau scormonind prin ungherele întunecate și în sfârșit se opriră asupra chepengului din mijlocul încăperii. Chepengul era deschis. Fausta se apropie, se aplecă, ascultă și rămase acolo gemuită peste acea prăpastie neagră, în fundul căreia, numai încă pe îndoială, se roteau prinse acum de vârtej cele două cadavre înlănțuite. Sfârșitul capitolului 5 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 6, Buna Hangiță Despărțindu-se de Crion, în câmpia tuilerilor, cavalerul de Pardaion și ducele d'Angulem au mers de-a lungul șanțurilor, reintrând în Paris prin poarta Montmartre. Ei străbătură orașul, ajunseră în strada Bare, situată între Sena și biserica Saint-Paul, și intrară într-o casă cu înfățișare un burgheză, unde, în ajun, se întorseseră de dreptul după întâlnirea lor cu Henric al iii Casa aparținea Mariei Tușe, mama tânărului duce, și îi fusese dăruită de Carol al IX-lea. Era deci plină de amintirile regelui mort atât de tânăr, de o moarte atât de îngrozitoare, după sângeroasa tragedie din zilele Sfântului Bartolomeu. Charles, care era în relații de camaraderie cu o mulțime de tineri seniori din Orleans și Île-de-France, nu avea decât un singur prieten, pe Pardaion. Și totuși pe acest Pardaion nu-l cunoștea decât de vreo 10 zile. Într-o seară, cavalerul a trecut prin Orleans și a vizitat-o pe iubita decedatului rege, Carol al IX-lea. Touché îi povestise fiului ei ceea ce știa despre Pardaion, iar tânărul duce o ascultase așa cum se ascultă un pasaj eroic dintr-un poem închinat isprăvilor cavalerești. Apoi a doua zi, atunci când, după scena în care fusese hotărâtă plecarea lui Charles d'Angulem, pornise la drum. Marie Touche a îndreptat spre cavaler privirile ei rugătoare, părând că vrea să-i spună. Și o voiam să las pe copilul meu să plece, dar nu va mai fi teamă dacă va avea prietenia dumitale. Doamnă," zise Pardaniu, mă duc la Paris. Nădăjduiesc că monseniorul duce de Angulem va binevoi să mă numească printre prietenii săi." Mama lui Charles a înțeles toată făgădoiala cuprinsă în aceste cuvinte și i-a răspuns printr-o privire care dovedea toată recunoștința ei. Pe drum, ducele l-a îndrăgit mult pe tovarășul său, admirându-i fără încetare siguranța de sine." în sfârșit, toată înfățișarea care îi impresiona de la prima vedere și care făcea din pardanion o ființă deosebită, unul dintre acei oameni pe care era cu neputință să nu-i remarci. Apoi, în căierarea din piața grev, rămășițele înfrângerii de pe baricade i-au insuflat tânărului duce un sentiment care ținea de o încântare plină de admirație, de respect precum și de recunoștință, deoarece, fără cavalerul Pardaiu, el ar fi fost cu siguranță ucis. Or, atunci când, după o lungă gândire, se hotărâse seara la masă să vorbească de Violeta, când și-a dezvăluit dragostea, Charles a întâlnit în Pardaion pe cel mai desăvârșit prieten pe care putea visa un îndrăgostit. Iubește-o ce naiba!" exclamă cavalerul și, făte iubit, fiți fericiți amândoi. Țigancă sau prințesă, din moment ce o iubești, ea trebuie să-ți fie steaua călăuzitoare. Acestea spuse, Pardaion s-a dus să se culce, nu înainte de a fi anunțat pe Charles că a doua zi dimineața se va duce la hanul de vinie din strada Saint-Denis, unde îl va aștepta ca să afle rezultatul celor stabilite cu Belgoder. A doua zi în zori, tânărul duce era în picioare și simțea cum îi zvâgnește inima în piept. S-o revăd!" murmură el vrăjit. S-o revăd și să-i spun! Voi îndrăzni oare?" Pardagnon dormise ca omul care n-are nimic altceva mai bun de făcut. Dimineața, pe la orele 9, s-a dus, așa cum spusese, la Devinie, faimoasa cârciumă care era pe atunci locul de întâlnire al înaltei societăți petrecărețe. Atunci când cavalerul de Pardagnon urcă, nu fără o surdă emoție, cele patru trepte ale peronului de la Devinie și se așeză într-un colț retras al salonului comun, Hangița, cu brațele goale până la cot, cu obrazul încins în fața flăcărei înalte a vetrei din bucătărie, supraveghea două sau trei șiruri de sitar și de lișițe din balta de la grange Batelier, care se roteau solemn și se rumeneau la foc. Huguet, stăpâna hanului de vinie, avea în momentul acela ceva mai mult de 33 de ani, Mijlocelul ei își păstrase linia, iar trăsăturile aveau o finețe pe care multe doamne mari ar fi invidiat-o. Deodată un câine roșcat ridică nasul cu o tresărire. Se ridică brusc în patru labe, adulmecând, apoi se repezi în salon. Hughet se opri scurt cu ochii căscați, ațintiți asupra unui străin care mângâia câinele. Ia păli. Iisuse, murmură ea, parcă ar fi în aceeași clipă, cavalerul ridică capul și i-a recunoscut. Dumnezeule, domnule cavaler, chiar dumneavoastră sunteți! Parda Ion se ridică repede, privi o clipă hangița cu un zâmbet înduioșat, apoi îi apucă mâinile și spre marea uluire a servitoarelor, care nu mai văzuseră niciodată pe stăpână, îngăduind cuiva o asemenea familiaritate, o sărută pe amândoi obrajii. Și cum o mai duce bunul gregoar? întrebă cavalerul ca să încerce să mai potolească emoția vizibilă a gazdei. Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul, sărmanul om, e mort de aproape șapte ani. Apoi, cu acea prefăcătorie specială trecută cu vederea femeilor frumoase, get profită de această amintire pentru a da liber curs lacrimilor care îi se zăreau pe pleoape. Dar din ce naiba a murit?" întrebă cavalerul. Avea doar sănătatea atât de înfloritoare?" Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Tocmai, răspunse Huguet ștergându-și ochii, a murit de prea multă sănătate. Ea îl cercetă lung și pe furiș pe cavaler și constată, poate cu un gând preconceput de nemărturisită mulțumire, că nu se pricopsise în acest răstimp după unele amănunte vizibile numai privirilor pătrunzătoare ale unei femei ce iubește. Ea socotea că dacă Pardagnon era departe de a mai fi sermanul cu goale dinainte, era însă tot atât de departe de a fi falnicul senior pe care și-l imaginase cu o oră mai înainte. Vă mai amintiți, monseniore Cavaler, spuse ea, de ultima vizită pe care ați făcut-o la Devinie? Sunt aproape 15 ani. Erați trist. Oh, atât de trist. Pardaion ridica se perdea a ferestrei, lângă care stătea și, puțin palid, îndreptă ochii spre fațada unei case vechi, așezată peste drum de Han. Aici am cunoscut-o," zise el cu o mare gingășie, aici am văzut-o pentru prima dată." Louise, își șopti gazda în sinea ei. Pardaionul lăsă perdeaua să cadă la loc și începu să râdă. Ei, doamnă Huguet, nu mai ai vinul acela atât de limpede și de înșelător care îi plăcea tatălui meu? Hangița a făcut un semn și o slujnică veni în grabă. Îndată Huguet umplu un pahar pe care cavalerul îl dădu peste cap. El goli astfel unul după altul trei sau patru pahare, în timp ce hangița, cu vocea ei mângăietoare și împinsă de curiozitate, nu mai prididea cu întrebările. Privirile lui Pardaion se tulburau, iar fruntea aceea de o cutezanță senină se întunecă. Iată, Hughet," zise el deodată, în afară de dumneata nu mai am pe nimeni care să mă iubească. Nu văd de ce v-aș ascunde durerea sufletului meu." Să știți, deci, doamnă Huguet, că dacă am fost atât de trist la ultima mea trecere prin Paris, cauza era că o pierdusem pe Louise. A murit? întrebă Hangița cu o durere sinceră adâncă. A murit Louise de Montmorency? Louise de Pardaion, contesă de Margency, completă grav cavalerul, căci fusese soția mea, iar eu fusesem numit conte de Margency. Da, a murit. În ziua când am părăsit Parisul, în ziua aceea de groază, când pășeam în băltoace de sânge, ziua Sfântului Bartolomeu. Da, în ziua aceea tatăl meu a murit de pe urma rănilor și atunci, în clipa aceea de spaimă, când mă aplecam asupra tatălui meu, un demon s-a repezit și a lovit-o pe Louise cu un pumnal. Turnați-mi să bea o frumoasă, Hughet. O, e înfricoșător, zise Huguet, Să vezi murind în aceeași zi și tatăl și aceea pe care o adorai? Nu!" exclamă Pardaniu. Ea n-a murit în ziua aceea. Rana părea neînsemnată și lui s-a vindecat repede de ea. După aceea ne-am căsătorit la Momoronsi. Am crezut că raiul coboruse pe pământ numai pentru mine, fiindcă, așa cum ai spus, o adoram pe Louise. Astfel cum voi adora până la ultima mea suflare luminoasă amintire pe care o port. Pardaion rostise lucrurile acestea cu un ușor tremur, cu ochii rătăciți în depărtări, în adâncurile trecutului său. Sărmane cavaler, biata lui Iz, îi compătimi Huguet. Da, trei luni după unirea noastră, îngerul și-a luat zborul. Într-o seară fu cuprinsă de o fierbințeală puternică. A doua zi dimineața aș încoloci brațele în jurul gâtului meu, vrut să spună câteva cuvinte și muri liniștită. A murit deci în urma acelei febre, continuă întrebătoarea Huguet. Parda e o înclătină din cap. Dacă ar fi murit de o simplă fierbințeală, rosti el cu glas înăsprit, nemai având nici eu ce căuta pe lume, aș fi murit cu ea odată, dar am supraviețuit și trăiesc, adăugă el cu un accent amenințător. Lăsă să-i cadă paharul golit pe masă și spuse mai departe. Louise a murit asasinată, pumnalul era otrăvit. Gazda se cutremură. Atunci, urmă cavalerul, am pornit să-l găsesc pe vinovat. Acela a fost momentul când te-am văzut, dragă Huguet. Și l-ați găsit pe acel om? Încă nu. El știe că îl caut. De patru ori am izbutit să-l încolțesc. Îl aveam în mână, dar de patru ori mi-a alunecat printre degete în ultima clipă. Îl urmăresc mereu. Nu o să-mi scape. Am cunoscut toate caznele cu treierării drumurilor de țară și adesea, Hugh de câte ori mă culcam pe o grămăjoară de paie fără să mănânc, m-am gândit la buna hangiță de la devinie, care avea întotdeauna o cină pregătită pentru mine, un zâmbet pentru bucuriile mele și o lacrimă pentru suferințe. Din nefericire, murmură Huget, emoționată de cele auzite, hangița nu s-a gândit numai adesea la dumneavoastră, ci neîncetat. Dar fiindcă veni vorba de cină, îndrăznesc să sper, și încă cum, buna mea, Huget, eu fac mai mult decât să sper o cer. În bucătăria care avea o ușă proprie spre stradă, Hughet se lovi de doi seniori, dintre care unul spuse Repede, Hangiță, o cameră pentru mine și colegul meu, patru sticle de beaujancy, una sau două păsări, iar pentru rest ne bizuim pe dumneata. Hughet îi conduse pe cei doi gentilomi și îi părăsi pentru a se întoarce la bucătărie, spunându-le Veți fi serviți într-o clipă, domnule de Mainville și domnule de Moreve. Deodată intră un tânăr gentilom cu chipul răvășit, cuprinse sala dintr-o privire și zărindu pe cavaler, alergă spre el. Era Charles d'Angulem care, foarte palid, se prăbuși pe un scaunel. Dragă Pardaion, murmură el, sunt pierdut. Dar cum, răspunse Pardaion, ce ți s-a întâmplat? Ei bine, exclamă tânărul duce, ai cărui ochi se umpluseră de lacrimi. Tânăra aceea de care ți-am vorbit, aceea pe care o iubesc, pardăiu, a dispărut. Sărmane duce, murmură cavalerul cu deosebită duioșie. Și țiganul ce spune? Belgoder, de negăsit. N-a mai fost văzut la hanul speranței. După ce am luat unele vagi informații, am plecat ca un nebun, cu trei rând străzile din jurul pieței grev și, în sfârșit, iată-mă, Pardaion rămase tăcut, se gândea adânc. Da, bolborosi el în cele din urmă, ca și cum și-ar fi vorbit singur. E adevărat, epoca a răpirilor, a violurilor, a crimelor, a intrigilor întunecate. Cine poate avea interesul să facă să dispară o biată țigăncușă? Pardaion, Pardaion, ceea ce spui mă înspăimântă! Cavalerul dete din umeri, Deodată tresării se gândi o clipă și ridicând capul rosti. N-ai din întâmplare un obiect care să fie aparținut acestei tinere? Ducele d'Angulem roșii suspină și sfârși prin a scoate din pieptar o eșarfă de mătase brodată. Am ridicat-o ieri, în trăsura țiganului, băigui el întinzând-o cavalerului. Spune mai bine că ai furat-o, spuse liniștit Pardaion, punând eșarfa în buzunar și adăugând întoarce acasă, monseniore, și așteaptă-mă în strada Bare. S-ar putea ca încă în seara asta sau mâine să-ți aduc vești, căci am o călăuză sigură. Era vorba de câinele său, Pipeu, încredințat pe vremuri Hughetei. Pipeu a dus solemn din coadă. În momentul acela, Hangița așternu pe masă primele bunătăți ale unei cine, ce trebuia să fie minunată. Dar cum?" întrebă Huguet cu glas tremurat. Plecați? Fără a onora cina? O cină demnă de doi împărați? Răspunse Pardaiu, aruncând o privire plină de păreri de rău asupra îmbelșugatelor bucate, de unde se ridica o aromă înmiresmată. Vai, dar a fost făcută special pentru dumneavoastră. Cine va fi demn să o mănânce? Cine, scumpa mea Huguet? Pe Dumnezeul meu, exclamă Pardaiu, în ai cărui ochi scăpără o flacără de bunătate oarecum poznașă. Vreau să fac astăzi doi împărați. făgăduiește că îi vei servi pe invitații mei ca și pe mine însumi. Pardaion străbătu mai gestos sala cea mare, care începuse să se umple de băutori. Se opri pe peronul intrării și privi o clipă trecătorii, alegându-și doi oameni demn de el și de minunata cină a Hughetei. Ascultați, strigă el deodată către doi oameni care treceau. Dați-vă o steneala să intrați, domnilor! Da, da, dumneata, dumneata negriciosul înalt cu ochi de corb și dumneata, prăjina aceea lungă cu ochi sfredelitori. Faceți-mi cinstea de a veni să cinați aici înăuntru, căci vă poftesc eu. Cei doi amărâți cărora li se adresau cuvintele de mai sus se opriră uimiți, apoi sfioși, neîncetând temenelele Urcară scările peronului. Erau doi vlășgani lungi cât o zi de post, dar amândoi nemai pomeni de slabi, mizerabili, jalnici cu mantiile lor jerpelite, cu tălpile găurite, îmbrăcați în niște zdrențe de prost gust de saltimbanci în mizerie. Pardaiu îi conduse pe cei doi la masa strălucitoare, le făcu semn să se așeze în fața prânzului de basme ce se găsea pe ea. Speriați, muți de emoție, cu nările larg căscate și privirile piezișe ațintite pe capodoperile hughetei, cei doi jalnici sărântoci ascultară, se așezară cu teamă, punându-și pe scaun fiecare numai câte un sfert de fund. Apoi se opri ramețiți, crezând că visează. Cum te numești dumneata, domnule cel sfredelitor?" întrebă Pardanion pe acela care îi se păru a fi mai dezghețat dintre cei doi. Omul răspunse ploconindu-se. Monseniore, mi se spune picui. Picui? Frumos și melodios, dar te rog binevoiește să nu mă iei cu monseniore. Dar dumneata, domnule corb? Celălalt era într-adevăr caricatura unui corb. Părul negru și lung pe frunte, nasul lung proeminent și osos. El răspunse cu un glas mohorât. Monseniore, mi se spune croas. Croncănit. Croas? Admirabil pe legea mea. Ei bine, domnule Picuic și domnule Croas, mâncați și beți, sunteți oaspeții cavalerului de Pardaion. Doamnă Gregoar, iată și plata prietenilor mei, adăugă cavalerul strecurând doi scuzi de aur în mâna hangiței, iar când Huguet schițau un gest de refuz, îi spuse blând. Dragă Huguet, știi bine că aceștia sunt oaspeții mei și niciodată n-am îngăduit cuiva să mi-i răpească. Și, salutându-i pe cei doi coate goale cu unul din acele largi gesturi cavalerești din care era mare meșter, cavalerul, urmat de Pipeu, porni către ducele de Angulem, care l-aștepta în stradă, în timp ce domnii Croas și Picui, cei doi Herculi, ai lui Belgoder, năuci de admirație, începeau cu sfia la atacul. În clipa când Pardalion trecea pragul hanului de vinie, se ridică perdeaua unei cămăruțe care dădea în bucătărie și în sufragerie. În spatele geamurilor apăru o față posomorâtă care îl privi coborând treptele peronului. Acest chip, schimonosit de ură, era a lui Moreve, asasinul Luizei de Pardaniu, contesă de Margensi. Sfârșitul capitolului 6 Michel Zevaco Fausta Capitolul 7 Orgia dacă ar trebui să găsim cuvântul cel mai cuprinzător în stare să redea personalitatea umană a ducelui de ghiz, am spune că acest om reprezenta trufia. De ghiz, ca și Ahile, n-avea decât un punct vulnerabil în sufletul lui împietrit, nu putea fi rănit decât în orgoliul său. Iar această căpetenie, care putea trece cu adevărat drept cel mai frumos gentilom din Paris, căruia toate doamnele suspuse ale epocii îi trimiteau scrisori pătimașe, cuceritorul căruia nicio femeie nu-i rezista, ei bine, Henri de Ghiz era căsătorit și încornorat. A fost soțul cel mai bat jocorit al timpului, trecuse prin stări de disperare a orgoliului, da, a orgoliului, pentru că, firește, el nu-și iubea soția căreia îi cerea să-i fie credincioasă, era de acord ca el să o înșele zilnic, dar nu voia ca el să fie făcut de râsul lumii. Uciderea lui Sam n-a făcut să înceteze Jocora. Catherine de Clev, ducesă de ghiz, îl plânse opt zile pe Sam Megrand și și luă apoi un alt amant, apoi altul și pe urmă alții, astfel încât de ghiz continuă să-și facă sânge rău și să verse lacrimi de necaz. În momentul acela, Henri de Ghiz nu știa cine este amantul Caterinei. Totuși era foarte sigur că are pe cineva. Hotărât să-și păstreze întreaga limpezime a minții în momentul când Parisul începuse să fiarbă, o trimise pe Catherine în Lorena, în paza unei doamne de companie pe care o considera sigură. Am văzut din scrisoarea prințesei Fausta cum Catherine ieșise pe o ușă și se întorsese pe alta, dar comedia avea să se termine chiar atunci, căci cortina urma să se ridice în prezența unei drame. Reîntors în palatul său, ducele de ghiz se închise în apartamentul lui și a avut o lungă convorbire cu cel ce-i fusese anunțat prin scrisoarea Faustei. A doua zi își petrecut timpul dictând scrisori și împărțind ordine. Era neliniștit, nervos, iar cei din jurul lui vedeau limpede semnele unei furtuni lăuntrice dezlănțuită în sufletul lui. În seara aceleași zile, doi oameni se opreau la capătul insulei Site, în fața unei case a cărei fațadă dărăpănată ascundea un palat ca în basme. Unul dintre ei bătu și, când se deschise poarta de fer, se retrase din fața însoțitorului său care intră. Înăuntru, acesta din urmă își scoase mantia, iar cei doi goarzi care vegheau fără încetare în vestibul, putură recunoaște întunecata și palida figură a ducelui de ghiz. Regele Parisului, pe care parizienii ar fi vrut să-l numească rege al Franței, fu condus atunci în aripa stângă a palatului, adică spre locul unde casa Faustei se unea cu aceea a Hanului la teascul de fier. Acolo, într-o încăpere mai mică, mai puțin severă decât celelalte, dar tot atât de elegantă, prințesa Fausta, îmbrăcată armonios, într-un costum de lână albă cu cute drepte, era așezată într-un fotoliu de mătase albă. Picioarele îi se odihneau pe o pernă de catifea albă. În această albeață imaculată, frumusețea Faustei strălucea, iar diamantele negre ale ochilor ei, umbriți de genele lungi, sclipeau de o luminozitate stranie, halucinantă. Henri de Ghiz intră brusc, dar în fața Faustei se opri scurt și cu un freamăt al întregii sale ființe se înclină adânc. Când se ridică chipul lui, apărut în lumina crudă atât de palid încât cicatricea tăieturii păru de un roșu sângeriu. Puteți vorbi, duce!" zise misterioasa prințesă cu un zâmbet adevărat poem de gingășie. Doamnă!" i se adresa atunci Henri de Ghiz cu glas răgușit. Trimisul dumneavoastră mi-a spus tot. Am suferit de ieri ca un afurisit. Dovezi, doamnă!" Voiți?" Îi spuse Fausta cu un ton de supremă trufie care îl îngheță pe Deghiz plecat în fața ei. Iertați-mă, se bâlbâie el, mi-am pierdut capul. A, ah, dacă aș putea să-l prind pe acest conte de Eloane, cum l-am prins pe saint -Megrand. Așadar, rostind șapte Fausta, dacă vi s-ar arăta dovezi? O, oh, vai de el nefericitul, strigă Deghiz. Dar ea, continuă Fausta, Ia. Sărmana femeie, biată ieșită din minți în goană după dragoste, sper că răzbunarea voastră nu se va abate asupra ei. Destul, doamnă, răgni de ghize și din fire, dacă s a adus mârșevia până acolo, încât să-l iubească pe un luane, atunci trebuie să moară, trebuie să moară împreună. Fausta tresări. Duce, îi spuse ea, amintiți-vă că v-au fost încredințate interese importante, nu uitați că pentru popor sunteți fiul lui David, iar pentru noi mult iubitul fiul al bisericii, rege al Franței. Haideți, duce, continuă ea lovind gongul, îndepliniți fapta care va reda pacea sufletului vostru. Urmați-vă călăuza, veți vedea și veți fi convins. De ghiz, gâfâind, beat de dorința răzbunării, urlă. Dacă lucrurile se adevăresc, vă voi datora mai mult decât tronul strigă de ghiz, respirând din greu, turba de nerăbdarea răzbunării. El se înclină cu un respect religios care îi făcea să se plece toți cei care se apropiau de Fausta și văzându-l pe tânărul care intrase la sunetul gongului, îl urmă grăbit cu mâna pe mânerul pumnalului. Atunci Fausta se apropie de o tapiserie grea pe care o dădu de o parte. În spatele tapiseriei se afla o ușă închisă, din tăblia căreia se deschidea o ferăstruică pe unde se comunica între casa Faustei și hanul învecinat. Omul care îl conducea pe deghiz ieși din casă și se îndreptă direct spre intrarea teascului de fier. Zgărie într-un anumit fel ușa care se deschise și câteva clipe mai târziu, ducele de ghiz se afla în lăuntrul cârciumii două fete grase și dolofane, foarte sulemenite, pline de bijuterii și foarte scurt îmbrăcate, îl întâmpina răzâmbind și înclinându-se adânc. Una din ele se apropie de el și puse pe obraz o mască de catifea, ca acelea purtate de persoanele elegante ale vremii, pentru a nu fi recunoscute atunci când intrau în locuri mai de ochiate. Aproape în aceeași clipă, cealaltă îi aruncă pe umer o largă mantie dintr-o mătase ușoară. De ghiza a înțeles că femeile acelea au fost anunțate de vizita lui și că știau scopul venirii sale la teascul de fier. Ele îl duseră într-un salon ce dădea spre cârciumă. Acolo domnea semi-întunericul. Încăperea, tapisată cu stofe luxoase și mobilată cu fotolii încăpătoare, era goală, dar din odaia învecinată se auzeau hohote de râs, glasuri întărâtate, vacarmul unei adevărate orgii. De Deghiz înțelese atunci că mica clădirea Cârciumi era în realitate un loc de dezmăț cum se găseau atâtea în străduțele întunecate din insula Site. Monseniorul poate intra, șopti una dintre femei, nu mai așteptat decât un singur comesan, dar acesta nu va veni, monseniorul fiind cel ce se prezintă în locul lui. Partea amuzantă de astă seară este că trebuie să rămâneți mascat și de-abia la ora 10 vor trebui să cadă toate măștile. Ele deschise rău, ușese de dură înapoi, iar de ghizi intră. La început fusese orbit de scânteierea luminilor, era aruncat pe neașteptate întoiul orgiei cele mai strălucitoare și mai nerușinate. Salonul era spațios, luxos și pătruns de parfumuri înbătătoare. La mijloc se afla o masă fastoasă încărcată cu o veselă de aur, plină de fructe rare și de bunătăți scumpe. Vinuri de culoarea rubinului sclipeau în sticle de forme ciudate, ele fiind turnate în cupele de aur ale comesenilor, de servante, nepăsătoare și zâmbitoare, purtând costume de șuchiate. Se găseau acolo patru perechi înlănțuite, femeile șezând pe genunchii bărbaților. Sosirea lui de ghiz n-a trezit mare atenție. Un gest de bun sosit al unuia dintre bărbați, o invitație să ia loc și asta a tot. Numai una dintre femei, care era singură, îi ieși grăbită în întâmpinare, îl îmbrățișă cu amândouă brațele ei goale și îi murmură. În sfârșit, iată vă, pe senior, veniți tare târziu!" De ghiz simți cum își iese din minți, o furie de neînfrânt făcu să-i troznească mușchii. Cu o mișcare de nebun, voi să o respingă pe femeie, dar ea îl strânse și mai tare în brațe, apoi una dintre mâini îi opri pe buze un urle de mânie, în timp ce, cu cealaltă, îi arăta un obiect pe care el încă nu-l văzuse. Era un mare orologiu care scanda orgia cu un tic-tac batjocoritor. De ghiz văzu că nu peste mult va fi ora 10. Ora 10? șopti femeia, momentul când vor cădea măștile, așteptați, pe senior, priviți. Ducele de ghiz se prăbuși într-un fotoliu și simți cum îi curgea sudoarea sub mască. Cele patru perechi rămaseră îmbrățișate, murmurând lucruri de neînțeles. Deodată sună orologiul. Cele zece lovituri răsunară ascuțit și jalnic. Orice ar fi, strigă pe neașteptate un glas de femeie, ne-am angajat să ne arătăm fețele încep eu. Și brusc lăsă să-i cadă masca, smulgând-o și pe aceea a bărbatului de gâtul căreia era agățată. Regina Margot? murmură de ghiz înlemnit. Doar așa ne-am înțeles, continuă o alta în mijlocul hohotelor de râs. Apoi, cu o mișcare și mai îndrăzneață, o imită pe Margot. Clodin de băvie, bombăni de ghiz în sina lui, Bărbatul care o însoțea pe Clodin îi era necunoscut, dar iată că și a treia femeie își scoase masca. Și aceasta râdea cu un râs ștrengar și mai proaspăt și mai răsunător. De data aceasta de ghiz fus guduit de un fior de turbare. Recunoscu în acea femeie pe propria sa soră, ducesa de Montpensier. Zâmbitoare și silindu-se să roșească, ea încercă să deznoade masca partenerului ei, dar bărbatul se opunea, trezit brusc din beție. Pe neașteptate i-a izbuti și chipul amantului ducesei ieși la iveală. Râsetele care salutaseră apariția fiecărui chip încremeniră, iar amantul ducesei de Montpensier se ridică scurt cu ochii rătăciți. Era un tânăr livid cu o față gălbuie și trăsăturile încleștate. El își trecu peste frunte o mână palidă de culoarea fildeșului și răgni. Ce ai făcut?" Ce caut eu aici?" Se dădu în același timp înapoi, sări spre ușă și cu fața ascunsă în mâini fugi. De ghiz care urmărise toată această scenă fantastică cu privirea aprinse, murmură. Călugărul Jacques Clement e amantul Mariei?" E rândul meu!" striga a patra femeie cu un glas hotărât, ca și cum din mintea ei dispăruse și ultima urmă de rușine. Îndată, cu o mișcare sfidătoare, smulse masca ei și pe aceea a amantului. De Ghis simți cum mi se învârtește capul. Bărbatul acela era contele de loani, dușmanul său de moarte, iar destrăbălata aceea nerușinată cu zâmbetul sfidător era Caterin de Clev, ducesă de ghiz, propria lui soție. Clipa de slăbiciune a lui de ghiz făcu loc unei reacții în care rușinea ocupa încă primul loc. Se ridică în din fotoliu și rămase nemișcat. Ducesa de ghiz observă acest fel de statuie, ai cărei ochi din dărătul măștii s-au pironit asupra ei. Un fior scurt de-a lungul cefei îi prevesti că va fi cuprinsă de groază. Zâmbi totuși și cutezătoare întrebă. Dar dumneavoastră, domnule, nu respectați prin soare?”. Ea se opri dintr-o dată. De ghiz se demascase și el. Într-o clipă, contele de Luan se ridică livid în timp ce ceilalți doi bărbați și-au pe ușă, ducesa de Montpensier fugi, Clodin de Beuvier leșinată, iar ducesa de Ghiz, cu toată îndrăzneala ei, nu-și putu reține un geamăt slab. Într-adevăr, de Ghiz, tăcut cu buzele fremătând, cu pumnalul în mână, avea una din acele figuri cum mai văzuse la el numai de două sau de trei ori. Ea voi să se ridice, să facă o mișcare, să băiguie un cuvânt, dar rămase paralizată, fascinată, gândindu-se că i-a sunat ceasul morții. Ducele se afla de o parte a mesei, iar de luani în față, în partea cealaltă. De ghiz se încordă și cu o sforțare uriașă răsturnă greaua masă, pentru ca în clipa următoare să execute acea mișcare fulgerătoare a brațului, care se ridică și se lasă. Un șuvoi de sânge inundă parchetul. Luan se prăbuși ca o bucată de plumb. Apoi de ghiz se întoarse către ducesă cu pumnalul înroșit în mână. El o văzu sărind înnebunită, zburând pe ușă, fugind. Se repezi după ea. Răsunară în jurături groaznice, țipete ascuțite. Ducesa, înspăimântată, străbătu două încăperi, ajunse la ușa exterioară, o deschise și se aruncă afară. De o urmări în salonul cârciumii. Acolo se împiedică de o masă, capul începu să-i se învârtească, simți cum îi fuge pământul de sub picioare și se prăbuși leșinat, strângând pumnalul însângerat în mâna încleștată. În camera în care zăcea neînsuflețit de se deschise fără zgomot o ușă secretă. Intră o femeie. Ea aruncă o privire fugara asupra lui Deluan și apoi, ajunsă în salonul cârciumii, văzu ușa deschisă. Caterin de Clev a murit, murmură ea. Henri de Ghiz va fi rege al Franței, iar eu, regină. Un zâmbet înfricoșător îi flutură pe față, dar deodată piciorul ei se lovi de ducele de ghiz, întins pe podea, fără cunoștință. Îl recunoscu numai decât. Ochii îi ieșiră din cap. Caterin de Clev a scăpat, rosti înăbușit Fausta. O întârziere, un obstacol. Trebuie găsit altceva. Atunci, încet, Fausta a făcut cale întoarsă. Un om îngenunchiat lângă contele de Luan îi cercetă rana. Ea se apropie de cel ce examina rana lui de Luan și îl atinse pe umăr. A murit oare? întrebă Fausta. Nu, doamnă, și nici nu va muri. Maestre rugierii, continuă ea, ce ar trebui făcut ca acest om să moară? Puteți să-i provocați moartea, doamnă, răspunse netulburat omul care fusese numit rugierii. Maestre, urmă Fausta clătinând din cap, trebuie ca această rană să-i ajungă, iar eu să nu fiu amestecată. În acest caz, doamnă, trebuie ca rănitul să fie dus la mine. Va fi suficient să-i întrețin febra. Pentru aceasta va fi nevoie să pot supraveghea personal mersul bolii. Fausta aprobă cu un semn din cap și dispăru. Rugierii o urmări cu un zâmbet care ar fi putut să înghețe până și sufletul femeii aceleia neînfricate. Fii liniștită, mormâi el în sina lui. Tu nici nu bănuiești, Fausta, că ți-am ghicit gândurile. În momentul acela, șase oameni trimiși de sigur de Fausta intrară și îl așezară pe Deluan, încă leșinat, într-un fotoliu pe care îl scoaseră din Han. Catherine de Clev, ducesă de ghiz, sărise afară din cârciumă pradă unei spaime de nestăpânit. Puterile o părăsire deodată. Înțelese că se va rostogoli pe caldarâm, în clipa aceea îi se păru că vede un om oprit în fața casei învecinate. Se târâ până la cel necunoscut și căzu în brațele lui murmurând. Fie vă milă, domnule, oricine ați fi, apărați-mă!" Omul, foarte încurcat de această povară și înțelegând că femeia avea nevoie de un ajutor neîntârziat, privind jurul lui și zărind ușa casei aparținând Faustei, bătu cu ciocanul de bronz. Ușa se deschise, iar Pardagnon intră, ducând-o în brațe pe prințesa de clev leșinată. În urma lor, ușa grea de fier a locuinței Faustei se închise. Sfârșitul capitolului 7 Michel Zevaco Fausta Capitolul 8 Dubla vânătoare Cavalerul de Pardagnon părăsise hanul de vinie, însoțit de Charles Angulem și urmat de Pipeu. La insistențele și aproape la ordinele sale, tânărul duce îl părăsi pentru a merge să-l aștepte în strada Bare. o găsi fără greutate hanul speranței și se instala acolo pentru toată ziua. Își începu supravegherea iscodind gazda, făcându-i să pălăvrăgească pe oamenii cu mutre prăpădite care treceau prin cârciumă. Dar orice a făcut și orice adres, el n-a putut obține nicio indicație mai serioasă asupra misterioasei dispariții a micuței cântărețe țigance. Atunci se hotărâ să aștepte noaptea pentru a întreprinde acțiunea pe care o pusese la cale. La sosirea nopții Pardaion ieși, fluierând o melodie de fanfară. Pipe-o pășea demn pe urmele lui. Afară, cavalerul puse în fața câinelui eșarfa violetei și i-o dădus o miroasă. Pipeo privi piezișe și arfa o adulmecă o clipă, mișcând din vârta lui de coadă. Foarte bine, îi suflă Pardaion, acum ai prins mirosul. Înainte! La prima încrucișare de străzi, Pipeo se învârti, căută cu un cu aprindere, scormonind peste tot cu vârful nasului. La 20 de pași în spatele lui Pardaion, în umbră, ștergând zidurile, înaintau trei oameni, urmărindu-i toate mișcările. Doi dintre ei strângeau în mâini câte un solid pumnal ascuțit. Al treilea îi conducea și îi părea să pândească momentul când să-i arunce asupra lui Pardaiu. Omul acela era Moreve. Ceilalți doi erau cei doi herculi ai trupei lui Belgoder, Croas și Picuic. Moreve, în clipa în care Pardagnon ieșise din hanul de vinie, se repezi pe urmele lui și îl urmări până la ușa hanului Speranței, rămânând afară să-i pândească ieșirea. Aștepta cu nerăbdare. Ar fi așteptat până a doua zi dimineața, dacă ar fi fost nevoie. Pardaiun era deci la Paris, însemna un pericol de moarte sigură. Unde să mai fugă? Ar trebui să reînceapă goana aceea nebună care a durat ani de zile? Dar, de fapt, ce vroia de la el, nu știa prea bine. Îl părăsise grăbit pe Manville și se repezi pe urmele lui Pardaiun, fascinat, atras de vaga speranță, Că o întâmplare va face poate să pună mâna pe el. O, oh, dacă ar putea să-l ucidă, el nu dorea numai moartea cavalerului. Ura lui urmărea însă moartea acestuia în suferințe cumplite. Dar în el stăruia ceva mai puternic decât ura. Era frica, o frică de fiecare clipă. A-l pe Pardanion însemna pentru Moreve să se scuture de spaimă. Atâta vreme cât trăia Pardanion, el nu îndrăznea să trăiască liniștit. Noaptea se lăsase de o bună bucată de vreme, când zări doi oameni ținându-se de braț și apropiindu-se de Han. Cu ochiul lui sigur, Moreve recunoscu în ei două mutre de pungași, doi dintre acei nemernici, cum mișunau pe atunci, și care, pentru câțiva scuzi, omorau pe cineva pe tăcute, fără să-i lase nici timp să strige. Moreve făcut deci un semn poruncitor, la care cei doi nenorociți răspunseră pe dată. Vreți să câștigați fiecare câte 50 de livre bune bătute pe muche? Întrebă Moreve, continuând să supravegheze neîncetat ușa hanului. Ce trebuie să facem? Întrebară ei în cor. Moreve se asigură că cei doi derbedei erau înarmați cu câte un pumnal bun, cu toată mulțimea de legi care oprea acest lucru. Ascultați vitejilor, iată ce va fi de făcut. În hanul acesta se află cineva. Care vă stă în cale, poate, zise unul dintre ei. Ești dește prietene, îi se adresem Moreve. Și acest om ar urma să fie? Da, exclamă Moreve. Bine, suntem de acord. O sută de livre pentru noi doi după operație. Ne-am înțeles. Pregătește-ți pumnalul croas, căci cei doi borfași erau făștii musafiri ai lui Pardaion. Tăcere, porunci Morevei. Ușa hanului se deschise. Cei trei oameni se lipiră de zid. În raza de lumină strecurată din cârciumă, Moreve îl recunoscu pe Pardaiu și simți cum îi fuge sângele din obraz. Când cavalerul și câinele porniră, Moreve împărți ordinele. Urmați-mă, șopti el înfundat. Când am să vă spun, haideți, atunci va fi momentul. O să vă aruncați asupra omului, dar nu cumva să vă scape din prima clipă, pentru că pe urmă el nu o să vă cruțe. Drept ce răspuns, Picuic trase pumnalul și Croas, înțelegând în sfârșit despre ce era vorba, îl imită. Moreve o luă înainte. Cei doi Hercul jigăriți veneau după el cu pumnalul în mână. De 20 de ori ar fi putut Moreve să dea semnalul. De 20 de ori era pe punctul să facă, dar nu îndrăzni mistuit de gândurile unei frici mortale, Moreve, urmărindul l pe Pardaion, ajunse în site. Acolo Moreve îl văzu pe cavaler oprindu-se în fața unei case, crezu în cele din urmă că era momentul cel mai potrivit și voia tocmai să se ascundă și să dea semnalul când o femeie despletită țâșni din hanul învecinat și căzu în brațele lui Pardaion. Câteva clipe după aceea, cavalerul dispărea cu necunoscuta în casa unde bătuse la ușă. Ne scapă, zise Picuic, din cauza voastră, gentilomule. Să așteptăm, răspunse Moreve. Sfârșitul capitolului 8 Michel Zevaco Fausta Capitolul 9 Iertarea păcatelor Meșterul Claude, purtând-o pe Violeta, leșinată, în brațele puternice, se aruncase pe gaura chepengului. Ajungând în apă, se simți la început tras la fund foarte departe. Strânse copila mai tare la pieptul său uriaș și, cu o puternică lovitură de călcâi, se ridică la suprafața senei. Apoi, toată puterea și instinctul lui de supraviețuire le-a folosit ca să mențină capul tinerei fete în afara apei. Deodată simți la genunchi ca o răzuială. Atinsese fundul râului. Atunci ridică copila cu totul deasupra apei și îi pășii suflând din greu. Când se ridică pe țărm, văzu că se găsea aproape de strada Juiverii, de sub podul Notre-Dame. Începu să alerge și în câteva minute ajunse acasă. La strigătele lui ușa se deschise. Doamna Gilbert a părut tare speriată. Un foc bun!" gâfâi Claude. Rufe calde, repede! În zăpăceală, ușa rămase deschisă. Claude alergă în camera sa și o așeză pe Violeta în pat. Doamna Gilbert aprinse un foc zdravă în bucătărie. În clipa în care Claude pătrunse în casă, un om care intrase în strada Calendr se oprise în fața locuinței fostului călău al Parisului. Era Belgoder. Chipul ticălosului era înfricoșător de vesel. Văzu ușa deschisă și se opri un moment încurcat. Apoi, apucând un pumnal scurt în mâna ascunsă sub mantie, ridică din umeri, bodogănind. Cu atât mai bine, la urma urmei. S-ar spune că meșterul Claude nu mă așteaptă decât pe mine. Să intrăm, dar ia stai, ce am să-i spun? Trebuie ca suferința să dureze și să-l fac să moară sub ochii mei. Cum mă meștere, Claude, nu mă recunoști? Privește-mă bine, eu sunt cel pe care-l legai la stâlpul infamiei atunci când ți era atât de ușor să mă lași să fug. Acum fii atent, eu sunt cel ce-a răpit-o pe micuța Violeta și știi ce am făcut cu neprihănita și nevinovata dumitale copilă? Am făcut din ea o târfă. Du-te să o găsești în palatul monseniorului de ghiz." Ei?" Ce spui de povestea asta plină de haz, bunul meu, domn Claude?" Banditul rânji, povestindu-și toate aceste lucruri. Intră și văzu uși deschise în fața lui. Deodată se opri. Îl văzuse în fundul unei camere pe Claude, a plecat peste un pat, cu umeri zdrobiți de hohote de plâns, gemând. Trăiește, Doamne Iisuse, care ai milă de bieți oameni, ai avut deci milă și de mine. Violeta, copila mea, Deschideți ochii! Belgoder rămase o clipă ca trăsnit, apoi, iute și neauzit, se retrase în camera vecină care era sufrageria. Acolo domnea întunericul. Țiganul trecut după aceea tăcut prin ușa sufrageriei, apoi ieși prin ușa din afară și se îndepărtă grăbit. Din instinct, fără să știe prea bine ce voia să facă, el se îndreptă spre casa Faustei. Acolo se opri. Fausta îl făcea să tremure, dar era cuprins mai mult de uimire decât de mânie. În timp ce se gândea la ceea ce văzuse, Belgoder se apropie de ușa de fier, la care începu să bată din răsputeri. Zece minute mai târziu, Belgoder se afla în fața Faustei. A avut cu ea o lungă convorbire, după care misterioasa prințesă, bătând într-un clopot, dădu această poruncă celui ce veni în grabă. Să fie adus de îndată prințul Farnes, după terminarea întâlnirii, Belgoder fu condus într-o cameră a palatului și închis bine cu cheia, fără îndoială că țiganul se aștepta la această zăvorâre, care era probabil și consimțită căci el nu dădu dovadă nici de surprindere, nici de înspăimântare. Datorită îngrijirilor doamnei Gilbert, care o dezbrăcase, o culcase și o fricționase, Violeta își reveni. Iar atunci când meșterul Claude putu intra în cameră, o găsi pe copilă cu ochii larg deschiși, visătoare, căzută pe gânduri, părând să cugete la lucruri dureroase și triste. Tușica, ca pentru a o preveni pe Violeta de prezența lui și de departe, cu un glas umil și răgușit îi spuse Încearcă să dormi, nu te mai gândi la tot ce a fost. S-a terminat, nu înțelegi? Trebuie să te odihnești pentru ca mâine, de vreme, să putem porni. Nu, 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 nu-mi spune nimic, taci. Să știi doar că atunci când vom fi departe de Paris, când vei fi în siguranță, ei bine, atunci vei fi liberă să mă vezi sau să nu mă mai vezi." Violeta a voit să rostească câteva cuvinte, dar Claude se grăbise să dispară. Când primele raze ale soarelui să rănodaie, ea se ridică, se îmbrăcă și se așeze într-un fotoliu cu mâinile împreunate, cu capul plecat pe piept." Fu momentul când Claude își făcu apariția. În câteva minute va sosi o trăsură bună de călătorie. Ai să te urcinea împreună cu doamna Gilbert. Eu voi urma călare și știi să n-ai nicio frică." Aș vrea să vă vorbesc înaintea plecării." Băigui Violeta cu o emoție care o cutremura. Claude se îngălbeni. Totuși Violeta tăcea, plecase ochii și continua să tremure. Claude, printr-o sforțare disperată, zâmbea. Haide, zise el cu un glas pe care îl credea firesc, vorbește din moment ce ai să-mi spui ceva. Eu, vezi tu, cred că... Deodată căzu în genunchi. Ascultă-mă, micuță Violeta, înainte ca bunătatea domnului să te fie adus în viața mea ca pe o rază de soare, îmi făceam meseria fără să-mi capul, când la Montfason, când la Piața Greve, uneori la Croadu Trahoar, sau în altă parte, mă duceam, mi se preda condamnatul sau condamnata, dar ce mai știam eu ce era? Tatăl, bunicul, străbunicul, toți au omorât. Am făcut ca ei, era doar meseria familiei. Violeta asculta și era atât de uluită, încât îi fucune putință să facă cea mai mică mișcare. Astfel se petreceau lucrurile, adăugă el, când iată că într-o zi te-am ridicat, te-am luat cu mine, slăbuță, micuță și atât de frumoasă, n-ai să afli niciodată ce s-a petrecut în inima mea în clipa când întindeai micile tale brațe spre mulțime. Întindeam mânuțele spre mulțime? Bineînțeles, și eu am fost cel ce te-a cules, fiindcă n-aveai tată. Fără tată, exclamă Violeta zguduită de o tresărire. E adevărat că tu nu știi, te-am mințit întotdeauna, eu nu sunt tatăl tău, termină el umil. Violeta își duse repede mâinile la ochi ca pentru a-i feri de o lumină prea puternică și murmură. O, oh, Simon, în agonia ta ai spus, deci, adevărul?" Ea rămase astfel, cu fața ascunsă în mâini, în timp ce Claude continua. Iată, eu nu sunt tatăl tău. Înainte de a deveni a mea, de a te fi cules, sărmană micuță părăsită, eu nu știam ce este viața." Dar când te-am avut pe tine într-o zi, am observat deodată că nu mai eram același, că mi era groază să mai ucid. Mă și gândeam la ceea ce vei spune tu dacă ai afla vreodată în fricoșătorul adevăr. Am crezut că îmi voi regăsi liniștea renunțând la groaznica mea funcție. Dar de unde? Strigoii roiau în jurul meu mai mult ca oricând. Și numai lângă tine, în micuța noastră casă din Meudon, mă mai simțeam redevenind eu însumi dar a fost o fericire prea mare pentru mine și te-am pierdut. Nici eu singur n-aș putea spune cât am suferit în acești ani de singurătate și deznădejde și iată că în momentul când te regăsesc, în clipa când puteam spera să trăiesc din nou, tu afli ceea ce am fost în realitate. Acum știi tot. Ceea ce voiam să-ți cer este doar să-mi îngădui să te salvez, să te pun în siguranță, iar după aceea mă vei zgoni. Claude plecă capul în genunchi, prăbușit în el însuși. Violeta își deschise ochii albaștri, în care îi licărea o zare de lumină și cu un glas blând zise: Tată, bunul meu Papa Claude, îmbrățișează-mă. Vezi doar cât mă faci să sufăr. Ce ai spus? Bolborosi Claude tremurând. Violeta, fără să răspundă, cuprinse cu mânuțele ei uriașele mâini ale călăului, îl făcu să se ridice și atunci când Claude ieșit din minți căzu în fotoliu, ea îi se așeză pe genunchi, își încoloci brațele în jurul gâtului și, punându-și adorabilul ei căpșor pe pieptul lui, repetă. Tată, bunul meu tată, îmbrățișează-ți fica! Sfârșitul capitolului 9 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 10, Tatăl Ceasul care urmă fu pentru meșterul Claude o asemenea orbitoare fericire, încât trecutul păru cu desăvârșire uitat. Să plecăm," zise el deodată, eram gata să uit de toate." Nu fiindcă ar exista vreo primejdie, căci e sigur că ne socotesc morți, deci am putea cu atât mai mult să rămânem pe loc, cu cât chiar dacă nu ne-ar crede morți, tot nu și-ar închipui că ne-am fi refugiat chiar aici. Ne-ar căuta peste tot, numai în această casă nu, dar casa asta a început acum să mă îngrozească. Am suferit atât, Ania, dar destulă vorbărie. Hai să plecăm! Violeta clătină încet din cap în semn că nu dorea să plece. Cum? Tu nu vrei să pleci? Tată, ai spus-o chiar tu. Aici nu e niciun pericol. Suntem mai bine ascunși ca oriunde pentru că ne cred morți. E adevărat, dar de ce? Nu vreau să părăsesc încă Parisul, răspunse Violeta plecându-și privirile. Să mai rămânem aici cel puțin câteva zile. Cât vei voi? Doamnă Gilbert, trimite apoi trăsura și calul. Copila mea vrea să mai rămânem. Bătrâna slujnică, uimită, învârtindu-se în jurul lui Claude și al Violetei, se grăbi să asculte. Dar asta nu-i tot tată, zise apoi Violeta zâmbind. Rămânem, dar azi dimineață trebuie să ies ca să mă duc la anul speranței. Așadar, asta e. Stai puțin, adinea când te purtam în brațe, mi-ai povestit o mulțime de lucruri pe care abia le-am auzit." A, da, îmi amintesc tânărul care a adus flori. Hai, povestește-mi puțin. Mai întâi, numele lui. Roșești? De ce?" N-am spus asta," murmură fata pălind. Da, dar eu ghicesc. Minunat tânăr. Spune-mi așadar cum îl cheamă?" Nu știu," exclamă Violeta într-un suflet." Clod izbucni într-un râs zgomotos care făcu să se cutremure geamurile. Atunci, cel puțin, descrie mi -l. Violeta, în culmea fericirii, copleșită de bucurie, începu o descriere pe care meșterul Claudius o smulse crâmpei cu crâmpei. După ce termină, Clod se ridică. Mă duc să-l caut," spuse el. Într-o oră ți-l aduc. Trebuie să-l văd pe acest tânăr gentilom să-i citesc în ochi dacă e în stare să iubească atât încât..." Claude o strânse pe Violeta în brațe și plecă alergând, lăsând-o complet amețită, fără să aibă timp să se împotrivească. Cu gândul, ea îl urmărea până în hanul speranței. În momentul acela, geamurile unei ferestre de la catul de jos fură făcute țândări. Mai mulți oameni săriră în casă, iar Violeta, înspăimântată, auzi strigându-se cuvintele. Dacă omul se opune, ucideți-l! Dar nicio o zgârietură pentru micuță!" Meșterul Claude după ce și-aruncă o mantie pe umeri, se repezi până în strada Tisandării și curând ajunse la hanul Esperance. Claude nu se întâlni cu Charles d'Angulem. Hangiul, extrem de prudent, nu-i dădu decât câteva vagi informații. Meșterul Claude așteptă mai bine de o oră, apoi își spuse că, fără îndoială tânărul gentilom, nu va mai veni. Plecă făgăduindu-și să revină. Peste 10 minute, Charles se întorcea la Han după ce cercetase zadarnic toate împrejurimile. Meșterul Claude trecuse tocmai podul, întorcându-se la Notre-Dame când se opri scurt. În fața lui venea un om cu o înfățișare tare posomorâtă. O nesfârșită milă cuprinse sufletul călăului, care șopti pălind. Tatăl Violetei. Era într-adevăr prințul Farnes, dar de unde venea el, ieșea tocmai din locuința lui Claude. Chemat noaptea de către Fausta, primise o însărcinare din partea ei. Iar această sarcină încercase să o îndeplinească în timp ce fusese invadată casa lui Claude. Farnes nu-l găsise pe călău și se putea ca misiunea lui să fi devenit zadarnică. Părăsi locuința blestemată, aruncând o ultima afurisenie asupra celui ce luase fetița. În clipa aceea, Farnes îl zări pe Claude și se opri în fața lui. Am primit ieri poruncă să vă ascult în părtășania generală i se adresă el. Un val de rușine năvăli în creierul lui Claude. Deci, se gândi el în adâncul conștiinței sale, el este cel care trebuie să-mi acorde iertarea. Eu i-am furat fata și el vrea să mă redea lui Dumnezeu. Monseniore, buigui el, nu vreau să vă înșel. De ieri, chiar în noaptea asta, s-a petrecut o întâmplare care a făcut ca... Poate să nu mai am dreptul la binecuvântarea voastră. Trebuie să vă ascult, răspunse Farnes cu un glas ciudat. N-are importanță ceea ce s-a întâmplat. Farnes porni ca și cum ar fi avut siguranța că Claude îl va urma și, într-adevăr, Claude mergea la trei pași în urma lui. Farnes ajunse la Notre-Dame prin niște străduțe ocolite. Meșterul Claude intră după el. Farnes îl conduse la un confesional și îi spuse Așteptați-mă aici, pregătiți-vă sufletul pentru însemnatul act pe care îl veți săvârși. Claude îngenunche și murmură. Doamne Dumnezeule, nu e așa că nu mă pot despărți de copila mea? nu e așa că trebuie să o păstrez? nu e așa că e destul să-i spun preotului tău că nu trebuie să mai plângă și că mai târziu își va revedea copila? Farnes dispăruse în sacristie. Intrase acolo cavaler și ieși cardinal când Claude îl văzut din nou străbătând vastul naos, tăcut și întunecat, tresări. Farnes, cavaler, era un gentil om încântător, înținuta de cardinal era însă în toată majestatea lui impunătoare, ceea ce se înțelegea atunci prin cuvântul un prinț al bisericii. Farnes, trecând prin fața altarului principal, îndoi un genunchi, poate tot atât din cauza unei slăbiciuni fizice, cât și din datorie religioasă un fel de geamăt surd scăpă de pe buzele sale și, plecându-și privirile, neîndrăznind să privească acele trepte de-a lungul cărora căzuse Leonor, a, ah, această groaznică dimineață de Paște din anul 1573, zguduit de aceste amintiri, el se îndreptă spre Claude, îngenunchiat în marele confesional, o încăpere impunătoare. Și atunci, un alt simțământ se dezlănțui în el. O altă scenă apărut în imaginația sa. Revăzu spânzurătoarea din piața grev. Îl revăzu pe călău luând copilul. O copilă, o fică, adică posibilitatea de a trăi, de a mai iubi, de a mai îndrepta poate lucrurile. Nu, nimic din toate acestea n-a existat a Se revăzu alergând spre Clod, implorându-l. Îl auzise pe călău repetându-i. Fica dumneavoastră n-a trăit decât trei zile." Chiar în ajun, Claude repetase aceste înspăimântătoare cuvinte fatale. Omul acesta i-a lăsat fica să moară. Poate a ucis-o chiar el, cine putea ști. Da, să-l facă pe acest om să sufere cum a suferit el, să-i pricinuiască durere pentru durere, disperare pentru disperare. Se așeză lângă Claude, nu în locul obișnuit al celui ce ascultă mărturisirea de cealaltă parte a gratilor, ci lângă el aproape lipit. Claude nu observa acest amănunt. Chipul lui se lumină când îl văzu pe cardinal. Atât de trist și de mohorât acum când îndată va fi fericit, se gândea el. Vă ascult, rosti Farnes cu glas de gheață. Un fior străbătu umerii largi ai lui Claude. Apoi începu hâda povestire, confesiunea sa de călău, înspăimânta de toate crimele făptuite cu sânge rece. Călăul, cu părul zbârlit, cu ochii rătăciți, mormăind și asudând povestea, povestea într-una și din când în când își ridica privirea plină de o cumplită suferință spre cardinal, dar acesta rămânea de gheață, niciun cuvânt. Farnes aștepta să se termine. În cele din urmă, Claude se opri cu respirația întretăiată. Acestea sunt într adevăr toate omorurile tale? întrebă Farnes. Toate, monsenior, răspunse Claude smerit. N-am uitat nimic. Farnes închise ochii. Când îi deschise, îl sfredeli astfel cu privirea încât Claude se înfioră îndelung și și adună puterile ca în fața unei nenorociri. L-ai uitat pe cel mai mărșav din toate," zise Farnes. Monstrule, coboară în tainițele sufletului tău și caută adevărata crimă a existenței tale dezgustătoare." Claude, tremurând de frică, se ridică. În aceeași clipă, cardinalul fun picioare și îi apucă mâna. Crima ta este de a fi ucis inima unui om, a mea. Mi-ai furat fica, ai lăsat-o să moară, ai omorât-o, răspunde, mizerabile demon. Tocmai eu să-ți acord iertarea păcatelor? Ascultă, ascultă pentru că și tu ai o fică, pentru că și tu ai o inimă de tată. Claude se îngălbeni ca un mort, cu ochii ieșiți din cap, cu gura căscată, îl privea pe Farnes fără să poată rosti un cuvânt. Cardinalul începu să râdă în fricoșător și cu mâna scutură furios brațul lui Claude. A, și tu ai o fică, și tu o iubești. Pe fica ta eu am dus-o în camera de execuții. Da, da, văd bat jocora din ochii tăi. Vrei să spui că ai scăpat-o?" Știați, de ce, ce s-a întâmplat în noaptea aceea?" răgni Claude. Da, știam. Și de aceea, ca să-ți o spun, ascultă, în această clipă, fica ta, ascultă-mă, demone, fica ta e din nou prinsă, e în mâinile Faustei, va fi ucisă, iar eu sunt cel ce-a pus totul la cale. Farnes îl respinse pe Claude cu o mișcare brutală și își încrucișa brațele. Acesta izbit de groaznicele spuse ale lui Farnes se încovoie și-și ascunse obrazul în mâini. Atunci când Claude lăsă brațele, fude nerecunoscut, era într-o chipare a uluirii îndurerate. Privirea lui tragică și sângeroasă se opri pe altar, ajunse la cruce, apoi întrebă, Tu ai făcut asta, părinte? Tu ai trimis la moarte copila?" Da, eu am trimis-o." Și spui că o omoară, a murit?" E moartă." un geamăt de o neasemuită resemnare se ridică până în bolțile catedralei. Apoi acest geamăt se umflă, deveni un urlet mânios și Claude tună. Această copilă, preote, această copilă pe care ai asasinat-o, știi tu cine este? Copila aceasta? Bolborosi Farnese, ei bine? Ei bine, răgni Claude cu glas fâșietor, copila aceasta era fica ta. Și plecă, clătinându-se, făcând să răsune vastul naos de hohotele sale, fără a privi în urmă, fără a vedea ce mai făcea cardinalul. Cardinalul se prăbușise horcăind. Un tânăr călugăr, care se ruga nu departe de acolo, se apropia atunci de el și, văzând că mai trăia, începu să l îngrijească în grabă. Călugărul acesta se numea Jacques Clement. Sfârșitul capitolului 10 Michel Zevaco, Fausta Capitolul 11. În voiala Claude ieși din catedrala Notre-Dame, se îndreptă spre casa Faustei și lovi puternic cu pumnul în ușa de fier fără să se mai folosească de ciocan. Ușa rămase închisă. Mi se va deschide totuși, mărâi Claude. Vor trebui să-mi deschidă, vor trebui să-mi spună ce au făcut cu copila mea. Blestemat să fie, nu deschideți! Lovi din nou cu amândoi pumnii. Dar, dragul meu domn," rosti un glas, nu știți că locuința e pustie?" În jurul lui se adunase lume, puțin îl recunoscuseră pe fostul călău. În momentul acela, un om, un cavaler îmbrăcat în negru, trecu printre oameni fără să privească în jur și, mergând cu un pas egal și rapid, pătruse în căsuța învecinată, în hanul, la teascul de fier. Omul acela nu-l văzu pe Claude și nici Claude nu-l văzu pe el." Descurajat de zadarnicele rugăminți, Claude plecă cu capul în piept. Se întoarse la locuința lui și începu o cutreiere. Doamna Gilbert dispăruse. În camera în care dormise Violeta se vedeau urmele unei lupte. Din obișnuință, Claude începu să așeze toate la loc. Înșira cuvinte fără rost și strângea cu mâinile încleștate cele câteva obiecte care au putut fi atinse de Violeta. În cele din urmă, se aruncă în fotoliul unde șezuse Violeta, închise ochii și încercă să cugete. Asta-i!" murmură el cu un zâmbet greu de înțeles. Asta-i ce dracu să mori! Ce idee bună!" Se ridică și alergă într o încăpere în care probabil că nu intrase de multă vreme, căci toate miroseau acolo a mucegai. Claude deschise repede fereastra și dădu deoparte storurile. Lumina orbitoare a amiezii intră în valuri nodae și lumină deodată, securile ruginite, ciocane grele de metal și de lemn, cuțite. Camera aceea era depozitului de instrumente folosite în trista lui meserie din trecut. Într-un colț, colaci cu funii noi neatinse. Unele dintre ele erau gata pregătite, cu lațul înodat la capăt. Claude apucă una și tot în goană se întoarse în camera violetei. Acolo încercă rezistența funiei cu mâini sigure și începu, cu multă grijă, să ungă funia în jurul lațului, apoi bătu un cui uriaș destul de sus în perete și agăță funia. Se urcă pe un scaunel și își trecu lațul în jurul gâtului. După aceea, cu o lovitură de picior, răsturnă scaunelul și se prăbuși în gol. În aceeași clipă, cineva apăru în pragul odăi și îl văzu pe meșterul Claude spânzurat. El trase pumnalul și tăie funia chiar deasupra capului. Claude se prăbuși de-a lungul zidului. Omul desfăcu cu aceeași hotărâre lațul și începu să-l fricționeze pe călău, care, după câteva momente, reîncepu să respire și deschise ochii. Bărbatul acela era tatăl Violetei, cardinalul prinț Farnes. Claude, revenindu-și în fire, îl recunoscu pe cardinal. Se ridică, îl respinse cu brutalitate pe Farnes și, cu un hoho de râs drăcesc, fugi din cameră. După câteva clipe, reapăru cu o secure grea în mână. Cardinalul nici nu se clinti. Atunci, Claude observă un lucru pe care nu-l băgase de seamă în primul moment. Dimineața, în catedrală, părul lung și moale al cardinalului, precum și barba, erau aproape negre. Acum barba și părul albiseră. Cardinalul Farnes îmbătrânise cu 20 de ani în câteva ore. Claude constată faptul fără să-i dea vreo importanță, se îndreptă spre Farnes răstindu-se. Mulțumesc, preote! Te uitasem și acum vii să-mi reamintești că înainte de a muri, viu să-ți aduc aminte că vei avea altceva de făcut decât să mori, rosti Farnes cu glasul uimitor de liniștit. Ce am de făcut, răgni Claude, ai cărui ochi începură să rătăcească, să te ucid înainte de a muri? Omoară-mă dacă vrei, Veneam tocmai să-ți spun că va trebui să răzbunăm copila. Să o răzbunăm? Bui, bui, Claude. Femeia aceea, răspunse Farnes, care nu știu datorită cărui demon a aflat de lipsa ta, femeia aceea la picioarele căreia m-am târât timp de două ceasuri, care m-a folosit pe mine la uciderea copilei, pe care o numeam Sanctitate și pe care tu o numeai Suverană, ucigașa fiicei mele, călăule, ai vrea să mai fie lăsată în viață? Claude apucă brațul lui Farnes și îl strânse cu putere. Călăule, continuă Farnes, am venit să te întreb următoarele. Vrei să mă ajuți să o dobor? Ea întruchipează o forță de temut. Puterea ei este nemărginită. Apropierea de ea ne poate nimici. La un semnal al ei putem muri. Ei bine, iubeai tu destul copila ca să-mi poți deveni ajutor, ajutorul meu doar pe timp de un an? nu numai ajutor, ci sclav, Claude ascultă, cu tremurat în toată ființa sa, o bucurie rău prevestitoare străluci în ochii lui rătăciți. Monseniore, răspunse el într-o suflare, din această clipă vă aparțin cu trup și suflet, așa cum dumneavoastră în veți aparține trup și suflet după ce totul se va sfârși. Cu o înfricoșitoare seninătate, Farnes se așeză la masa pe care se găsea un pergament și cele trebuincioase scrisului. În cazul acesta, să schimbăm documentele necesare în voielii noastre, zise el. Pe o filă de pergament scrise: În această zi de 14 mai a anului 1588, eu, prințul Farnes, cardinal, episcopul Modenei, declar și certific într-un an, în tocmai sau înainte de această dată, dacă femeia anumită Fausta va fi moartă, mă angajez să vin înaintea meșterului Claude Călău, în ziua sau noaptea aleasă de el, mă oblig să îndeplinesc tot ceea ce îmi va cere și îi voi îngădui chiar să mă ucidă dacă așa va voi. Să am parte de o sânda veșnică dacă voi încerca să mă opun sau să fug. Semnat de mine, Jean, prinț Farnes, episcop și cardinal, prin grația lui Dumnezeu. Farnes se ridică, întinse legământul lui Claude, iar acesta al de îndelung, îl îndoi și îl puse în buzunar. E rândul tău," zise atunci cardinalul. În această zi de 14 mai a anului 1588, eu, meșterul Claude, cetățean al cetății, fost călău jurat al Parisului, rămas călău în sufletul meu, declar și certific, pentru a doborâ pe femeia numită Fausta, mă oblig timp de un an din această zi să ascult orbește pe monseniorul prinț și cardinal Farnes și să am parte de o sânda veșnică dacă o singură dată în acest an nu-i voi da ascultare. Semnez. În clipa aceea, deoarece fruntea lui Claude sângera, o picătură de sânge căzut pe pergament deasupra ultimului cuvânt. Claude tresări și cu degetul gros înmuiat în picătura de sânge făcu o cruce roșie. Iată semnătura mea, mormăi el. O socotesc drept bună, răspunse Farnes, prelund în voiala. Călăul îl privi, plecând și șopti înăbușit. Mai întâi, suverana și dumneata după aceea, monseniore. Sfârșitul capitolului 11 Michel Zevacu Fausta, capitolul 12, Fausta. Îl aducem acum înapoi pe cititor în misteriosul palat al prințesei Fausta, în clipa când Pardaion intrase în el purtând-o pe Catherine de clev leșinată. Din palat au fugit Marie de Lorraine, ducesă de Montpensier, și Claudine de Beauvilliers, folosind ușa de trecere. Fausta, întorcându-se la Han, merse de-a lungul unui coridor și în fața unei uși se opri și șopti. Aici, micuța încă, vom vedea. Mai departe, în fața unei a doua uși. Aici, Clodin de Bevilie. Poate dezlegarea. Și apoi și mai departe, în fața unei a treia uși. Aici mă așteaptă Marie de Lorin. Am să-i vorbesc despre călugăr, spuse ea. În cele din urmă, mai departe, în fața unei a patra uși, situată în vecinătatea părții rezervate gărzii, spuse. Aici, țiganul Belgoder, un copoi bun depus pe urmele lui Farnes. Astfel, cu o înfricoșătoare luciditate, această femeie punea câte o etichetă pe fiecare din gândurile sale. Mintea ei se mișca cu ușurință în mijlocul imensului păienjeniș al intrigii. Pe când se întorcea și trecea prin fața marelui vestibul, un glas răsunător și bat batjocoritor ajunse până la ea. Fiecare ușă a palatului era trucată. Fiecare avea câte o ferăstruică, un ochi nevăzut. Fausta n-a avut decât să se apropie pentru a vedea ceea ce se petrecea în vestibul. Îi scăpă o exclamație de bucurie. Dumnezeu e cu mine!" murmură ea. În momentul acela, făcu un semn, fără îndoială că slujnicele ei nu pierdeau nicio clipă din ochi, căci pe loc veniră în mare grabă două femei, două franțuzoice de astădată. Ea le dădu cu glas căzut și grăbit niște porunci, apoi deschise larg ușa vestibulului, în care Pardaion, ținându-o în brațe pe ducesa de ghiz, le spunea goarzilor pe șleau părerea lui despre ei. Nu i-ar fi pe plac domnului, rosti Fausta, ca cineva să bată la ușa acestei case, fără să primească ajutorul cuvenit între creștini. Intrați, domnule, fiți binevenit! Slușnicele mele vor da îngrijirile necesare doamnei, pe care o văd în nesimțire." Pardanion o încredință pe ducesa de ghiz celor două femei, care dispărură ducând cu ele pe Caterin de Clev leșinată. Apoi Pardanion se descoperi. Doamnă," zise el, vă datorez mii de mulțumiri. Fără dumneavoastră aș fi fost extrem de stingherit. Această nobilă doamnă mi-e necunoscută." În câteva cuvinte îi povesti Faustei toată întâmplarea. Domnule Cavaler de Pardagnon, îi se adresă solemn Fausta, înfățișarea și cuvintele dumneavoastră îmi dau dorința de a vă cunoaște mai bine. Nu ați vrea să-mi acordați favoarea de a vă odihni o clipă la Prințesa Fausta Borgia, o străină venită la Paris pentru a studia artele, literele și nobila eleganță a aristocrației franceze? Cavalerul, ca unul învățat cu prudența, aruncă în jurul lui o privire scurtă și cuprinzătoare. Ce-o fi aici, mormăi el pentru sine, dacă e o capcană? Hm? Pe sufletul diavolului, prea e fermecătoare creatura asta pentru un asemenea cadru. Fie ce-o fi, mă las dus de nas, atâta pagubă dacă sub flori se află o prăpastie. Apoi, înclinându-se cu o grație semeață, nu fără a lăsa să se vadă lungimea neobișnuită a spadei sale, Doamnă," zise el, ilustrul nume Borgia este un zălog, că în ce privește artele și literatura ne-ați putea fi învățătoare. Acestea fiind spuse, doamnă, mă aflu la ordinele dumneavoastră." Fausta a făcut un gest ca pentru a-l pofti pe cavaler să o urmeze și intră în locuință. eu?" Orbit, transportat într-o țară de vis și de mister, tresări văzând tronul și mitra papală. Fausta se opri în acest soi de salonaș, unde îl primise cu puțin înainte pe ducele de ghiz și, care era, fără îndoială, rezervat străinilor. Ea se așeză pe jilțul acela de mătase albă, unde frumusețea ei fatală căpăta un relief de medalie prețioasă. Și înainte ca Pardaion să-și fi revenit din uluiala sa, îi spuse... Domnule Cavaler, dumneavoastră sunteți cel ce în piața grev l-ați înfruntat pe domnul duce de ghiz și i-ați jucat renghiul de care a vorbit tot Parisul. Eu, doamnă? exclamă Pardaniu, prefăcându-se uimit. Sunteți sigură că am fost eu? Am văzut totul din înaltul unei ferestre, unde mă desfătam privind piața mișunând de măscărit și de negustori. Am văzut totul și v-am recunoscut. În acest caz, doamnă, am să mă feresc să vă contrazic. Ar însemna să vă faceți o jalnică părere despre aristocrația franceză pe care ați venit să o studiați la fața locului. Pardaion, după trecerea primei uluiri, își recapătase stăpânirea de sine, avea un chip plin de nevinovăție credulă și pașnică. În ce o privește pe ea era cu neputință să știi ce gândea, dar pentru prima dată vedea un bărbat înfruntându-i privirile cu o demnitate însoțită de o ironie rece. Domnule," urmăia, v-am admirat în piața grev. Aveți o spadă sigură, iar iscusința ei este încă și mai fără greși. Dar să revenim la ale noastre." Ce o să mi se întâmple?" se întrebă pardaniu în sinea lui. Când v-am văzut la lucru în piața grev, continuă Fausta, încercând zadarnic să-l facă pe cavaler să-și plece privirile, m-am hotărât pe loc să mă interesez de dumneavoastră și să vă cunosc. Întâmplarea m-a servit din plin pentru că domnul de ghiz trebuie să vă urască. Dacă vă urăște de multă vreme, aveți un temei mai mult de a încheia pace cu el. Vreți să spuneți, doamnă, că ar fi înțelept din partea lui să încheie el pace cu mine?" Fausta aruncă o privire mai scrutătoare pe chipul omului care îndrăznea să vorbească astfel despre stăpânul Parisului. Domnule, zise ea deodată, dacă vreți să vă puneți spada în serviciul ducelui de ghiz, vă jur că nu numai va uita orice ură, dar va face din dumneavoastră un puternic senior. Va trebui, deci, spuse calm cavalerul, să strângă mâna pe care o vedeți o va strânge, spuse ea zâmbind. Îngăduiți-mi, doamnă, să am o părere mai bună despre omul care poate mâine va fi rege al Franței. Domnul de ghiz nu va putea strânge mâna care l-a pleznit peste obraz. Ați făcut asta?" murmură ea. L-ați pleznit, deci, pe ducele de ghiz?" Într-o împrejurare pe care vă poate povesti el singur, dacă o să-i cereți. Vă va spune că el, cavaler de lor, mare senior, primul din regat după prinții de sânge și poate chiar înaintea lor, n-a șovăit să pună la cale uciderea unui moșneag în patul său. Vă va spune că a dus mărinimia până la a porunci să fie aruncat pe fereastră cadavrul amiralului Colini. Strajnică victorie, doamnă! Și n-a plătit-o prea scump cu palma care, dacă îndrăznesc să spun, a zvâgnit din mâna pe care o priviți. Ducele apăra cauza bisericii, zise înăbușit Fausta. A cărei biserici, doamnă, sunt cel puțin două, adăugă pardaion fără altă intenție decât cea a unei nevinovate zeflemele. De unde știți dumneavoastră că sunt numai două biserici? Se răstia îngălbenindu-se. Două biserici, mormăi pardaion zăpăcit. Ce vrea să însemne asta? Nu cumva omul acesta e un spion, gândi Fausta. Ha-ha, îi spunea cavalerul, nu este această femeie șeful secret al Sfintei Ligi? Nu este oare de ghiz doar o unaltă? Poate că Liga este o nouă biserică? În scurtul răgaz în care gândeau astfel se cercetau ca doi luptători. Fausta își formă repede părerea. Din cele observate de ea, rezultă că pardanion trebuia să fie un cavaler rătăcitor eroic, în stare de isprăvi neobișnuite, o spadă de neînvins care trebuia cumpărată cu orice preț. Cavalere, continuă deodată Fausta, dacă nu puteți aparține domnului de ghiz, poate nu vreți refuza să serviți un alt stăpân? Aceasta depinde de stăpân, doamnă, răspunse Pardanion cu aerul lui cel mai nevinovat. Spuneți, doamnă, stăpânul pe care vreți să mi-l propuneți este cel pe care l așteaptă lumea? Fausta îl privea ucită de a simți în adâncurile ei ceva palpitând. Omul acesta era primul care îi tulbura gândirea. Era mișcată fără să vrea. Stăpânul pe care am să vi-l propun, răspunse ea, păstrând acea răceală majestuoasă pe care o datora unui lung exercițiu, E demn de dumneavoastră cavalere. O, oh, dar pe Dumnezeul meu aș fi foarte fericit să cunosc un asemenea personaj. Îl aveți în fața dumneavoastră, răspunse Fausta. Dumneavoastră doamnă? Eu, eu, cavalere. Eu, care caut oameni pentru înfăptuirea unor fapte mari, în stare să-i atragă și pe cei mai ambițioși. Vreți să fiți unul din acești oameni? Ghicesc la dumneavoastră un suflet mare, forța unei minți superioare, o gândire în stare să stăpânească oamenii. Ce pacoste pe capul meu, își spuse cavalerul. Iată mă intrat în horă. Nu e deci cu putință să trăiesc liniștit Trebuie să aflați, deci, urmă Fausta cu un glas devenit înflăcărat, dumneavoastră pe care nu vă cunosc, trebuie să aflați ce visez eu. Să știți că sunt aceia pe care episcopii, cardinalii, adunați în conclav secret, au ales-o pentru a conduce biserica spre cele mai înalte culmi. Să știți că, se opri fremătând, deodată își duse mâna la frunte și băigui în sinea ei. Cum se poate?" tulburată până într-atât de acest cavaler rătăcitor, cum eu care mă adresez regilor ca un despot să mă simt atât de slabă în fața acestui aventurier? Nefericire, ce ai spus? Ce erai pe cale să spui? Dar Pardaniu înțelesese. Vălul misterului care o acoperea pe Fausta fusese smuls în parte. A, deci e adevărat?" murmură el. Roma stăpânește așadar Parisul, iar tronul pe care l-am zărit nu este pentru papă, ci pentru papesă. Pardaion se cutremură. O femeie, da, o femeie care îl înfrunta pe papa Sixtus al V-lea, exista în această monstruoasă presupunere o atât de viabilă doză de nebunie încât Pardaion ridică din umeri și rosti cu jumătate de glas. Cu neputință, n-a ghicit murmură Fausta în sinea ei. Trebuie neapărat ca acest om să intre de îndată în serviciul meu sau să nu iasă viu din acest palat. Emoțiile puternice durau puțin la Pardaion. O privi pe ciudata prințesă cu multă curiozitate. Doamnă, rosti el, deoarece ați început să vă depănați gândurile, binevoit să-i sprăviți. Văd că vă aflați în Franța cu o misiune de temut. Ați asistat doar la primele acțiuni ale acestei misiuni, zise atunci Fausta, după ce și revenise cu totul în fire. Henri de Valois s-a prăbușit la primele noastre lovituri. Acum e izgonit, tronul Franței este liber. Cavalere, ce gândiți dumneavoastră despre Henri al iii Îl cunosc foarte puțin pe rege, doamnă. Nu l-am văzut decât o dată sau de două ori pe când se numea Duce d'Anjou și mărturisesc că nu-l apreciez prea mult. Bine, spuse Fausta cu fața luminată, dar acum lăsând la o parte ura, ce credeți despre Henri de Ghiz? Cred, răspunse fără șovăire cavalerul, că are cei mai mulți sorți să se urce pe tronul Franței. Da, răspunse Fausta, dar nu credeți că dintre toți gentilomii țării el este și cel mai vretnic de a purta coroana? Parda că încăpătă o înfățișare din cele mai uimite. Cum ar putea domnul de ghiz să-mi pară frumos și vita azmie, care l-am lovit peste obraz? De ghiz este o fiară, doamnă, și apoi... Isprăviți ce aveți de spus, cavalere, rosti cu răceală Fausta. Fie, vroiam să vă întreb, ce amestec aveți dumneavoastră? Atât de frumoasă și nu vă gândiți la nimic plăcut, adică la dragoste, la fericire. Vă gândiți la lucruri care mă fac de la început să casc de plictisală, adică la povești despre tron. Iertați-mă! Niciodată n-am fost mai atentă. Continuați, reluă Fausta aruncându-i o privire întunecată. Mulțumesc, doamnă, continui, cel puțin dacă aceste povești cu tronul ar oferi o distracție, dar nu, totul se complică. Vreți să vă spun cinstit? Ei bine, Henri de Ghiz nu va fi rege al Franței. De ce? Spune de ce. Pentru că nu vreau eu, răspunse simplu Pardaion. Ați venit în Franța să îndepliniți o misiune. Ei bine, doamnă, nu veți izbuti. De ce? strigă Fausta. De ce? Pentru că v-am ghicit gândurile, doamnă. Pentru că o femeie care visează să se numească papesă este un lucru care mă jignește pentru că voiți să vă urcați pe tron alături de un om pe care am hotărât să-l îndepărtez de la tron. Dar de ce n-am să-i zbutesc? întrebă Fausta. Pentru că vă voi sta în cale, doamnă. După aceste cuvinte, Parda Ion se înclină adânc. În aceeași clipă răsună un fluier ascuțit și atunci când cavalerul se ridică, crezu că visează căci Fausta dispăruse. se întoarce repede. Ah, a, ah, exclamă el izbucnind în râs. 3, 7, 12. Bravo, domnilor, dar cine sunteți? În timp ce vorbea, Parda Ion trase spada sa lungă și, adăpostindu-se dintr-un salt în colțul stâng al camerei, se așeză în gardă. Într-adevăr, la uzul fluieratului, în timp ce Fausta dispăruse printr-o ușă ascunsă după draperiile baldachinului, o duzină de oameni mascați s-au repezit cu spadele în mâini. Într-o clipă, camera se umplu de zângănitul spadelor în crucișate și ciocnite, apoi rând pe rând se auzi un geamăt scurt și un urlet prelung. Geamătul venea de la unul din atacanți căzut țeapă în mort, urletul îl scoase un rănit care acum părăsea lupta. Pardaiu, retras în colțul său cu un ochi calm și limpede, făcea puține mișcări, dar fiecare mișcare a sa era o lovitură de trăsnet. Atacatorii, în rânduri strânse, dădeau lovitură după lovitură. La un moment dat, cavalerul înainta trei pași și în jurul lui fulgerul de oțel foarte de orbitor încât se produse o retragere. Înapoi, domnilor!" strigă Pardagnon. El n-avea nicio zgârietură, în schimb, printre atacatori se numărau morți și răniți. Între timp, mai intraseră în scenă șapte sau opt luptători. Aceștia erau înarmați cu pistoale. Pardaion era pierdut. Tocmai în momentul acela și înainte ca vreun pistol să fie apucat să tragă, se deschise o ușă. Apăru un bărbat. Pardanion, dezlănțuit, sări ca un leu. Cu un brânci grozav îl trimise pe omul acela de-a beleacul 10 metri și sări pe ușa afară. Ușa aceea comunica din Palatul Faustei cu Hanul la teascul de fier, iar bărbatul acela era ducele de ghiz. Pardaion se afla acum în odaia orgiei. Opriți-l! Opriți-l!" urlau acum ucigașii năimiți de Fausta. În câteva clipe, cavalerul străbătu două încăperi și ajunse în cârciumă. Ușa pe care fugise ducesa de ghiz era întredeschisă. Ieși în stradă și în clipa următoare se emistui în întuneric. Uf, oftă el, oprindu-se după vreo sută de pași. La urma urmei nu-mi pare rău de tot ce am văzut. Mai înainte zece pași și se opri scurt. asta e bună, mormăi el, dar tânăra persoană care a leșinat în brațele mele, ce-o fi devenit? Dacă m-aș duce să o caut? De fapt, sunt cavalerul ei protector. Este poate necuvincios să o las astfel în părăsire. Ar fi cu toate acestea exagerat să mă las fâșiat numai pentru a merge să prezint omagiile și salutul meu unei necunoscute. Oricum, cavalere, puțină înțelepciune nu strică. Dar micuța țigancă, unde să-i dau de urmă? se reculese și porni liniștit la drum. Să mergem la culcare," își spuse el. Am observat că ideile bune mi-au venit întotdeauna în somn." Apoi, trecând podul, se îndreptă spre strada Bare, unde l-aștepta Charles d'Angulem. De când ieșise din hanul la teascul de fier, era urmărit de trei umbre, care s-au luat după el urmărindu-l pas cu pas. Erau Picuic, Croas și, mai în urmă, Moreve. Ajuns în strada Saint-Paul, se înfundă la stânga într-un fel de străduță îngustă, care la celălalt capăt dădea în strada bare. Iată momentul!" răgni Moreve, oprindu-se. Cei doi vlăjgani se repeziră. Moreve își trase pumnalul și se pregătea să sară asupra lui Pardaiu în clipa când acesta va fi la pământ. Voia să-i dea el ultima lovitură. Cavalerul mergea acum fără nicio grijă. Deodată auzi în spatele lui tropuitul înfundat al unor oameni grăbiți. Se întoarse și i văzu pe cei doi venind spre el. Mâna apucă la repezeală spada. O, oh, spuse el, e o noapte de muncă grea pentru jibule. A, adăugă el, e vorba doar de doi derbedei și împinse sabia la loc. Punga sau viața, strigară bandiții ridicând în același timp umnalele dar înainte ca brațele lor să fie apucat să coboare, amândoi de dură un urle de durere. Pardagnon nu făcuse decât să întindă pumnii. Pumnul drept strivise nasul lui croas, iar stângul umflase pe loc ochiului picuic. În genunchi de lor!" strigă cavalerul, și cereți iertare cavalerului de Pardagnon. Cei doi oameni, cu toată durerea și sperietura pricinuită de această primire, la care nu s-au așteptat nici pe departe, se pregăteau să dea niște lovituri ascunse cavalerului, dar numele lui îi opri încremeniți. Croas aruncă pumnalul, iar Picuic îl vârâ în teacă pe al său. Ia te uită!" răgni cavalerul. V-am poruncit în genunchi!" Îi apucă în același timp pe unul și pe celălalt de gât iar cele două frunți apropiate cu forță furăciognite cu un zgomot de lemn izbit. Cele două puși la male căzură în genunchi. Iertare, domnule cavaler, gemu unul dintre ei, vă spun totul, să știți numai că eu sunt picuic. Iar eu, monseniore, adăugă celălalt, mai curând decât să mă ating de un fir din părul dumneavoastră, aș posti o lună întreagă. Croas are recunoștința stomacului. Croas? Picuic? Se întrebă Pardagnon. Unde am mai auzit aceste două nume? Ei, drăcie, ridicați-vă caragioșilor! Unde v-am mai văzut? Azi dimineață, monseniore, zise Picuic, la hanul de vinie. Hmm, acum vă recunosc. Prin urmare, drept recunoștință pentru cina aceea pregătită de însă și cu mâinile ei dumnezești, vreți acum să mă omorâți? Picuic și Croas răspunseră într-un singur glas. Ah, dacă aș fi știut că sunteți dumneavoastră, monseniore, ce aveți de gând să faceți? Spuneți, nu vă fac nimic, nu vă pedepsesc, dar fiți sinceri. Să ne îndepărtăm, monseniore, răspunse Croas, căci v-ar putea cădea pe neașteptate în spate. Cine? El? Erați prin urmare trei? Cel care ne-a plătit ca să vă doborâm. Dar Pardaiu nu i mai asculta de mult, se și avântase spre Sena. Să fie atacat de două lichele care urmăreau să ia banii nu însemna nimic, dar ca cineva să-i fi plătit pe cei doi ca să-l era un lucru serios. Pardaiu cu treieră în dar în prejurimile nu găsi pe nimeni. Reveni deci la cei doi derbedei care rămăseseră în străduță. Îi regăsi în același loc ca dovadă că erau de bună credință. Omul a dispărut, le zise el. Descrieți-mi-l puțin, poate că e vorba de unul din prietenii mei, care voia să mă distreze. Picuic și Croas se uitau unul la altul uluiți. Nu erau obișnuiți cu asemenea vorbe. Picuic, cel mai deștept dintre ei, începu atunci o descriere a omului care îi plătise. Se părea că descrierea era destul de fidelă și că Pardagnon își dădea bine seama despre cine era vorba, căci treptat... Obrazul lui se înflăcără și un zâmbet îi încleștă buzele. El e, murmură cavalerul, a și aflat că sunt la Paris. Căzu pe gânduri câteva clipe și apoi exclamă. Mi-ajunge, duceți-vă unde a înțărcat dracul Iapa. Dar cei doi prăpădiți nu vrură să-l lase singur și îl însoțiră până în strada bare. Sfârșitul capitolului 12 Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Michel Zevaco, Fausta, capitolul 13, Regina Mamă Într-o capelă încăpătoare și întunecată a palatului reginei, o femeie așezată într-un fotoliu de stejar vechi răsfoia cu atenție încordată un volum mare scris în latină, pe a cărui primă pagină se putea citi titlul: Stemata Lotaringe et Bari Ducum. Genealogia ducilor de Lorena și Bar. Era o nesfârșită argumentare înțesată de documente mai mult sau mai puțin autentice și de piese justificative. Cititoarea părea să se adâncească în concluziile cărții, pe care, în cele din urmă, o închise cu o mișcare înceată. Ea murmură surd. Da, Rene, iată cum se explică la familiei de ghiz și a partizanilor ei. Avocatul David, pe care am pus să fie ucis, ajungea cu ascendența familiei de ghiz până la Carol cel Mare. Nu vă plângeți, doamnă, rosti omul căruia-i fusese adresate aceste cuvinte și care, în picioare, o privea neclintit pe cititoare. Nu vă plângeți, dumneavoastră l-ați cocoloșit pe acest vultur, ar fi trebuit să-i se taie aripile atunci când v-am spus. Fiul meu este un uzurpator, familia Valoa este și ea o uzurpatoare, Adevărata stirpe regală este cea de Loren. Adevăratul rege al Franței este Henri de Guise. Caterina, gândiți-vă că ați acordat tot rolul cel frumos duce lui de ghiz în timpul zilelor pe care această carte le numește Pioasele Utrenii ale Sfântului Bartolomeu. De această dată femeia tresări și își ridică chipul energic și posomort. Era Caterina de Medici, mama lui Henric al iii -lea. În epoca aceea avea aproape 70 de ani. Sfântul Bartolomeu, șopti ea de-abia auzit. Da, adăugă omul numit Rene, cu un glas înfricoșător de liniștit. Moartea fiului meu. Bătrâna regină se făcu că nu aude. Rugierii, răspunse ea, ai dreptate. Sfântul Bartolomeu este marea greșeală a vieții mele. Ar fi trebuit să mă descotorosesc mai întâi de ghiz. Iar în ce privește pe hugenoți, ar fi fost oricând timp să-i dau pe mâna sângeroasei evlavii a poporului. Dar ce să mai vorbim, Rene? Iată-l pe deghiz ghiz, stăpân al Parisului. Fiul meu a fugit, Sărmanul copil abia a apucat să iasă pe poarta orașului, lăsându o pe maică sa să țină piept baricadelor. Ai, cât de bine mă cunoaște! Știa că bătrâna, ea, nu va dezerta. Își ridică capul. O văpaie de ură înconjura cu o tragică aureol această frunte îmbătrânită. În clipa aceea, un orologiu mare bătu rar de ora nouă. În câteva minute, continuă ea, Vizitatorul va fi aici, să ai grijă, Rene, să-l așezi așa încât să vadă și să audă tot. În cel privește pe deghiz, îl vei introduce aici, în capelă. Du-te, bunul meu, Rene, să nu uit, cum îi merge acelui Luane? Va scăpa oare? Da, regina mea, va scăpa, într-o lună va fi pe picioare. Să mi-l aduci atunci aici, ca să știu ce se poate obține de la el. Rugierii, în loc să iasă, se apropie de bătrâna regină, scoase din buzunar un săculeț de catifea, din care dădu la iveală o piatră rotundă pe care o puse pe masă în fața Caterinei. Ce este aceasta?" întrebă regina, ai cărei ochi începură să sclipească de bucurie. Un nou talisman?" Da, doamnă," răspunse serios rugierii, m-am gândit că în aceste împrejurări periculoase, majestatea voastră n-ar putea fi mai bine apărată împotriva vrăjilor și a de ochiului." A, Rene, îmi salvezi viața! exclamă Caterina, care cu degetele tremurătoare luă piatra și o cercetă lung. Era un onix rotund în două culori, pe care era săpat un cuvânt. Publenii, descifră bătrâna regină. Un cuvânt de cabală pe care l-am găsit într-un manuscris al lui Nostradamus, răspunse astrologul. Puterea lui este aproape nemărginită. Când veți simți că șovăiți în găsirea ideii victorioase sau a unui răspuns fără replică, va fi de ajuns să-l rostiți de trei ori cu glas scăzut. Publenii, repetă Caterina de Medici. Rugierii scosese între timp dintr-o geantă un clește de oțel, la fel cu cei folosiți de bijutieri. Caterina desfăcu o brățară pe care o purta la mâna stângă. Brățara se compunea din două monturi pe care rugierii le dăruise reginei indiferite în prejurări. Astrologul adăugă onixul pe care tocmai îl oferise atunci. Iată-vă puternic în armată, regina mea!" rosti astrologul după ce și termină lucrul. Îndată după aceea, rugierii ieși. Domnul Peretti a venit?" întrebă el pe un lacheu. Așteaptă de câteva minute în sala nimfelor. Rugierii se îndreptă grăbit spre această sală. Acolo îmbrăcat ca un burghez modest se afla un om așezat într-un fotoliu cu pernițe. Era un bătrân cu părul cărunt, putea avea cel mult 68 de ani, dar făptura lui înaltă se ținea dreaptă într-o poziție de forță și cutezanță. Astfel arăta domnul Pereti. Când rugierii intră, el se ridică gemând ca și cum i-ar fi fost foarte greu să se miște, și încovoiat se sprijini cu mâna dreaptă într-un baston, în timp ce cu stânga se lăsă cu toată greutatea pe brațul lui rugierii, pe care acesta îl întinsese cu respect. Astrologul îl conduse pe vizitator până într-o cameră care comunica cu capela reginei. De la locul unde se așeză, domnul Pereti putea vedea și auzi totul printr-o fereastră destul de largă, ascunsă după o tapiserie. Caterina îi sprăvise tocmai o rugăciune străbătută de plăsmuiri stranii, în care îngerii se amestecau ciudat cu demonii, când din stradă răsunară aclamațiile mulțimii. Ea se ridică cu pumnii strânși și mormăi. Iată că vine Henri de Ghiz. El este aclamat în timp ce fiul meu e disprețuit. Dar răbdare, multă răbdare. Zgomotul uralelor creștea, se apropia, apoi încetă aproape dintr-o dată. Henri de Ghiz intrase în palatul reginei. După câteva clipe, ușa capelei fu deschisă. Apăru un lacheu, un fel de major majordom al palatului, dar înainte ca acesta să fi deschis gura, regina spuse cu glas răsunător. Mergeți și spuneți domnului duce că ne face plăcere să-l primim în audiență ca pe cel mai credincios supus al Majestății sale, Regelui. Mulțumesc, Majestății voastre, rosti ducele intrând, de a mă numi cel mai credincios supus, ceea ce este cel mai frumos titlu la care poate aspira un gentilom devotat. Regina a luat loc în fotoliu. De ghiz rămase în picioare, dar cu o înfățișare atât de mândră și de cutezătoare, încât era greu de știut dacă se prezenta ca un supus al regelui sau ca un cuceritor care avea să-și dicteze condițiile. Caterina își compuse acea figură de majestuoasă demnitate pe care și-o lua ca pe o mască. Vere, zise ea cu o seninătate care ținea într-adevăr de mare artă, care vă sunt intențiile? Suntem singuri? nimeni nu ne poate auzi, sunt gata să vă ascult și să înțeleg orice. Până unde vreți să împingeți avantajul victoriei? Doamnă, răspunse el, după cum știți, nu sunt eu cel ce a ridicat baricadele. Poporul Parisului este acela pe care am încercat zadarnic să-l stăpânesc, dar burghezii erau sătui să plătească dări atât de grele, doamnă. Regina l aprobă cu un semn. Ceea ce a scos din sărite Parisul, continuă de ghiz, Însufletindu-se, este prefăcătoria acestui rege care, când merge cu Liga Catolică, când cu hugenoții, depravarea lui de necrezut, care îl face să se înconjure de tot felul de înzorzonați, și, în sfârșit, uriașa dorință a regatului indignat care cere un rege, un rege adevărat. Iar acest rege adevărat sunteți dumneavoastră. Eu, doamnă, eu sau altul, se răsti de ghiz, pierzând orice măsură. Franța trebuie salvată. Iar salvatorul sunteți dumneavoastră. Eu, doamnă, eu sau un altul, nu interesează decât ca străvechea faima a Franței să nu se cufunde pentru totdeauna în ridicolul și rușinea orgiilor întrerupte de procesiuni ipocrite. Și eu gândesc toate cele pe care le-a rostit dumneata. L-am prevenit de o mie de ori pe fiul meu, din nefericire n-am fost ascultată, dar să nu mai vorbim de acestea. Sunt prea bătrână și prea ostenită ca să mai pot lupta. Mărturisesc însă că aș muri cu deznădejde în suflet dacă aș vedea tronul căzut pe mâna unui eretic, a acelui bearnez blestemat care chiar în acest moment adună la La Rochelle o armată formidabilă. De ghiz și aproape se clătină sub puternica lovitură pe care i-o dăduse Caterina. Henri de Bern, rege al Navarei, era singurul care îl putea înfrunta. Dar, din nenorocire, continuă ea, cine este în stare să-l oprească pe Huguenot în marșul lui spre coroană? Fiul meu, un fugar, aproape proscris, fără soldați nu poate face nimic, iar dumneavoastră, vere, cum ați putea porni un război împotriva Bernezului? A, ah, doamnă, aș trece regatul prin foc și sabie, dar Henri de Navara n-are să poată ajunge la Paris. Ce autoritate aveți pentru a porni și duce la capăt o asemenea acțiune? Ar trebui ca mai întâi să vă proclamați rege, adică să-l detronați pe fiul meu, ceea ce ar fi o crimă respingătoare. Oricât mă dezgustă această crimă, ea va trebui comisă, doamnă. Ar însemna dezlănțuirea unui război civil, zise Caterina. Vedeți o altă cale de a putea opri pe bearnez? Întrebă ducele cu o ironie obraznică. Există una, răspunse Caterina cu gravitate, una singură, este aceea de a aștepta moartea fiului meu. De ghiz, trăsării puternic, Caterina era impunătoare în momentul acela, prin durerea și măreția ei. Știți, rosti cu un glas nemărginit de trist, că sărmanul copil e condamnat. Mai știți că medicii nu-i mai dau acum. Nici măcar un an de viață, duce, ascultați-mă pe mine, să nu vedeți în mine decât o mamă îndurerată, o creștină care vrea să moară împăcată, în îndeplinindu-și datoria până la capăt. Henric este ultimul meu copil. După el, dinastia va lua, se va stinge. De Giza asculta acum cu o asemenea atenție, încât pălăria pe care o ținea în mână îi alunecă dintre degete. Un zâmbet greu de surprins îi brăzdă buzele subțiri. În câteva luni, după moartea fiului meu, urmă ea, cine va urma dinastiei Valois, acum stinsă? Cine deci, dacă nu cel pe care regele Henric al III-lea îl va fi desemnat personal? Și pe cine va desemna Henric al III-lea, dacă nu pe acel ce îl voi prezenta eu? Căci, mulțumită Domnului, mi-am păstrat toată puterea asupra inimii copilului meu. Rămâne de știut doar pe cine voi susține eu și cine e acela doamnă, fremătă de ghiz. Cine e acela? La uzul acestor cuvinte, Caterina înțelese că victoria era a ei. De ghiz se afla acum la discreția ei. Acela, rostia, cu un fel de nepăsare, va fi acela ce mă va ajuta. Vreau să spun, îl va ajuta pe fiul meu, să-l zdrobească pentru totdeauna pe Bernez. Nu-l văd decât pe unul singur în stare de asemenea faptă. Sunteți dumneavoastră vere. Ducele tremura de speranță și mândrie, ceea ce oferea Caterina însemna regalitatea asigurată fără război, iar pentru aceasta cei se cerea în schimb să aștepte ca regele să moară. Nu va trece un an și de ghiz va fi rege fără vreo tăgadă cu putință, dar dacă moartea va veni prea încet după părerea pretendentului, nu ar putea fi ea grăbită? Iată gândurile înfricoșătoare care se îmbulzeau acum în mintea lui de ghiz. Se poate că în clipa aceea să fi consimțit propria lui nimicire. Ultimelor cuvinte ale Caterinei, ele răspunse îndreptându-se. Doamnă, când doriți să plec pentru a-l aduce înapoi pe rege triumfător la Luvru? Vere, răspunse Caterina ascunzându-și ironia, vom pleca împreună. Dar pentru parizienii noștri va trebui ca reîntoarcerea fiului meu să fie precedată de unele discuții. Nu va trebui să păreți că vă supuneți dacă doriți ca partizanii ligii să vă rămână credincioși în ziua din nefericire apropiată când veți fi un sărege. Doamnă, îi se adresă de ghizuluit, vă admir geniul, se va face așa cum spuneți. Mă voi prezenta regelui ca locotenent general al ligii și nu și nu ca un supus prea credincios, completă Caterina cu un zâmbet tăios. Dar să nu uit, adăugă ea tușind și aruncând o scurtă privire spre tapiserie. Va fi absolut necesar să vă asigurați ajutorul Romei. Roma! exclamă înăbușit. Iată, doamna, a venit momentul ca papa să se ocupe ceva mai mult de treburile bisericii și mai puțin de cele ale Franței. Sixtus a început să ne încurce. Băgați de seamă, fiule, Sixtus e puternic? A fost, doamnă, azi ne putem lipsi de el. Prin despotismul său și-a tras ura unui mare număr de cardinali. Mai curând ar trebui să bage el bine de seamă. Ceea ce îi voi spune majestății voastre este atât de necrezut că abia îndrăznesc să o cred eu însumi. Dar aflați că dacă o creștinătatea are un șef vizibil în Sixtus al cincilea, ea mai are și un șef ascuns vederii. O!" Oh e cu neputință. O schismă? De ce nu, doamnă, dacă schisma asigură predominanța puterii regale? Ei bine, zise Caterina, nu doresc să văd nimic din ceea ce mi-a acum. Nu mai doresc decât un singur lucru pe lume, ca fiul meu să trăiască cât mai liniștit cele două luni de viață cei mai rămân, iar după aceea mă voi stinge, nemai având nimic de făcut pe acest pământ. Ghiz se înclină cu emoție prefăcută, apoi se duse să deschidă singur ușa. Escorta lui apăru atunci în ochii bătrânei regine. Domnilor, li se adresă cu glas puternic ducele de ghiz, majestatea sa regina a binevoit să înfăgăduiască în această zi memorabilă că pot folosi influența sa pentru a face să înceteze acest război care umple deja ale Parisul și regatul. Regina domnilor, urmă de ghiz, a primit și a făgăduit să-l determine pe majestatea sa regele să accepte cererile cele mai importante ale sfintei noastre ligi. Gentilomii din escortă rămaseră încremeniți. Au venit acolo să o aresteze pe Caterina, să o facă o statecă și acum asistau cu uimire la această împăcare neprevăzută. Domnilor, le spuse atunci Caterina, vă rog să pregătiți un caiet cu cererile dumneavoastră. Eu răspund că vor fi satisfăcute de rege. Trăiască regina!" strigară în cor oamenii lui de ghiz, care începură pe dată să se retragă. Regina mamă, în picioare, sprijinită de un fotoliu, zâmbea privindu-i cum se îndepărtează. Apoi se îndreptă spre tapiseria care ascundea fereastra de unde pereti, invizibil, asistase la toată scena. Regina Caterina de Medici rămase în picioare în fața acestui burghez, astfel cum de ghiz rămăsese în fața ei. Sanctitatea voastră a văzut și a auzit?" întrebă regina. Da, fica mea," răspunse domnul Pereti. Am văzut tot, am auzit tot." Sfârșitul capitolului 13 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 14 Sixtus al cincilea Domnul duce de ghiz, continuă papa, reamintește adesea că în prima mea tinerețe am păzit porcii. Într-adevăr, stăpânul la care eram slugă mă socotea atât de slab la minte, încât nici n-a vrut să-mi încredințeze vacile turmei sale. Mi-au fost dați purcei să-i mân la păscut. Astfel, fica mea, am învățat să-i conduc pe oameni. Devenit preot, apoi cardinal, am observat că oamenii sunt ca purceii pe care trebuie să-i mâi cu lovituri de prăjină. Astfel am devenit papă, fica mea, început să râdă încetişor. Știți cum mă numeau cardinalii din conclave? Îmi spuneau Măgarul. Da, fica mea, Măgarul din marșe. De aceea m-au și ales. Apoi mai credeau că am să mor. Atât eram de încovoiat, a plecat spre pământ. Închipuiți-vă groaza lor când m-am îndreptat deodată după ce fusesem ales. De ghiz al dumneavoastră este un laș, doamnă. De ghiz al dumneavoastră este un purcel, doamnă. Sixtus se porni pe un râs potolit, dar oricât era de potolit, era de temut. Caterina se cutremură fără să vrea. Papa se întoarse deodată spre ea. Fiul dumneavoastră, Henri, doamnă, este un prinț neputincios. Când deghiz cu toată opreliștea lui s-a dus să-l sfideze la Luvru, atunci era momentul, pentru rege, să se scape de un om care-i putea aduce pieirea. Atunci trebuia..." Se opri brusc. Caterina se plecase ca pentru a culege cu lăcomie cuvântul care autoriza, bine cuvânta să spunem așa, uciderea ducelui de ghiz. De ghiz," reluă papa, mi-a cerut bani pentru nimicirea ereziei din Franța. Banii aceștia i-am adus. Treizeci de catâri încărcați cu aur vor sosi la Paris." Regina se înfioră. Vă mulțumesc," urmă Sixtus, că mi-ați dezvăluit un de ghiz pe care nu-l cunoșteam." Milioanele care sunt pe drum se vor întoarce la Roma. Regina răsuflă. Este adevărat, adăugă bătrânul, că mi-a fost frică de Henri de Bearn. M-am temut că voi vedea erezia înscăunându-se prin acest om pe tronul Franței. Pierderea Franței de către biserică este una din catastrofele de care papii trebuie să se ferească cu orice preț. Cu toată dragostea mea pentru dumneavoastră, a trebuit de aceea să-l părăsesc pe Henric al treilea și să-mi întorc fața spre deghiz. Mărturisesc că ducele împărea cu Liga drept un apărător al viitorului bisericii. M-am înșelat, mi-ați dovedit-o. Fiul dumneavoastră e slab. Cine oare ne va scăpa de erezie? Atunci, Caterina se îndreptă încet și ea, care până atunci nu spusese nimic, răspunse. Eu, me, me adsum, eu sunt aici. Ceea ce mă înspăimântă, Sfinte Părinte, ceea ce mă paraliza, era de a ști că sanctitatea voastră nu era de partea noastră. Erați alături de dușmanul de moarte al familiei, de ghiz. A, ah, Sfinte Părinte, dacă aș fi asigurată numai de neutralitatea dumneavoastră, n-aș cere mai mult și m-aș apuca pe loc de treabă. În cel privește pe de ghiz, lăsați-l în seama mea. Și ce ai nevoie pentru aceasta? întrebă Sixtus zâmbind. Mai întâi de neutralitatea voastră, în al doilea rând de sprijinul lui Filip al Spaniei. Voi cere chiar azi regelui Filip să vă vină în ajutor? Apoi? De binecuvântarea voastră, Sfinte Părinte, răspunse Caterina căzând în genunchi. Sixtus al Cincilea ridică mâna dreaptă și o binecuvântă cu trei degete unite pe Regina prosternată. Sfinte părinte, zise regina ridicându-se, ați binevoi să primiți umila și pioasa ospitalitatea a celei mai credincioase supuse dintre fiicele voastre? Da, răspunse Sixtus al cincilea, sunt prea bătrân ca să plec din nou la drum, fără să mă odihnesc câteva zile. După ieșirea Caterinei, Sixtus al cincilea se așeză la o masă și începu să scrie îndelung. Când termină, îl chemă pe Caetan, singurul dintre cardinalii în care avea o încredere absolută. "Caetan", îi spuse el, "vei pleca imediat după ieșirea din Paris, vei citi această hârtie care conține instrucțiuni precise, apoi o vei distruge după ce vei fi învățat tot ceea ce e scris în ea. Unde trebuie să merg, sfinte părinte?" E vorba, dragul meu Caetan, să-l aducem la noi pe singurul om în stare să salveze biserica și să restabilească autoritatea regală în Franța. Și care este acest om sfinte, părinte? Un hugenot, se numește Henri de Bourbon. E deocamdată regele Navarei până ce va fi rege al Franței, răspunse Sixtus al V-lea, privindu-l țintă pe cardinal. Sfârșitul capitolului 14 Michel Zevaco Fausta, capitolul 15, Saizuma Timp de trei zile, cavalerul de Pardaion și Charles de Angulem au cutreierat Parisul ca să regăsească o urmă a micii țigănci. N-am să mai regăsesc, spunea Charles posomorât. Dar de ce crezi asta? riposta Pardaion. O femeie e regăsită întotdeauna, crede-mă. Pardaion, am pierdut orice nădejde. Cavalerul îl privea cu o milă frățească. Să fii al naibii!" exclamă el. Tare aș vrea să te înțeleg! Când doamna, mama dumitale, mi-a făcut marea cinste de a mă ruga să veghez asupra dumitale, credeam că vii la Paris cu gânduri pline de ambiție. Când ne aflam pe platoul de la Chaillot, ți-am propus să ocupi tronul vacant." Nu!" răspunse cu hotărâre tânărul. Nu, pardon, eu, Nu de aceea am venit la Paris!" Chipul cavalerului se lumină. Așadar, nu visezi să fii rege? Nu, prietene. Cavalerul începu să se plimbe prin camera unde avea loc această convorbire. Zâmbea, ochii îi străluceau de bucurie. Atunci, reluă el dintr-o dată, ce cauți la Paris? Doar răzbunarea? De data aceasta, privirea tânărului se aprinse și răspunse. În zadar aș vrea să mă împăunez în ochii dumitale cu o tărie care însă nu există în sufletul meu. Disprețuiește-mă, Pardaiu. Nu sunt nici prințul pe care îndrăzna la dumitale poate că l-a sperat, nici omul acțiunilor violente pe care spiritul dumitale de luptă l-a dorit fără îndoială. Pardaion, trebuie să mă cunoști până la capăt. Cavalerul se aruncase într-un fotoliu și, printre pleapele pe jumătate lăsate, îl privea pe duce. Cavalere, continuă Dangulem, trebuie să o mărturisesc. Când mai făcut să întrezăresc posibilitatea ca și eu să mă arunc în încăierarea pentru cucerirea acestui tron, ținta atâtor pofte nemăsurate, am avut o clipă de amețeală. Un moment am crezut că sunt un prinț și am uitat că nu sunt decât bastardul de Angulem. Fiu de rege, da, dar nu și de regină. O, oh, nu-i nevoie să-ți spun, nu-i așa? Îmi pare mai bine că pe mama mea o cheamă Maritușe. Nu-mi pot închipui eu o mamă mai duioasă ca a mea, dar Maritușe nu era soția lui Carol al ix și chiar fiind fiu de rege nu pot fi prinț moștenitor. Deci acesta e motivul pentru care renunți la marea luptă pe care ți-o propuneam? Întrebă cavalerul. Charles își coboră privirile. Lasă-mă să termin, spuse el, și mă vei judeca după aceea așa cum sunt. Când l-am întâlnit pe rege, unchiul meu, am crezut că în inima mea nu-i loc decât pentru răzbunare și totuși simțeam chiar eu că strigătul meu de ură suna fals. Răzbunarea nu e pentru mine decât o obligație filială, ea nu țâșnește din adâncul sufletului meu. Și când te-ai găsit față în față cu domnul de ghiz, întrebă Pardaniu un răutăcios, tânărul prinț păli. A, ah, răspunse el înfundat, atunci am simțit cu adevărat furtuna pe care o poate stârni în inima omenească acel sentiment de temut ce se cheamă ură. Da, eu, vreau să-l lovesc pe Henric al iii adevăratul ucigaș al lui Carol al ix care prin urzelile lui ipocrite l-a împins pe tatăl meu în brațele nebuniei. Dar nu-l urăsc. Da, vreau să mă răzbun pe Caterina de Medici, bunica mea. Întunecată minte blestemată care l-a zvârlit pe carul al nouălea în prăpastia deznădejdii, dar nu urăsc, dar îl urăsc în schimb pe deghiz, cel mai puțin vinovat dintre toți trei, numai pentru că s-a adresat cu zâmbetul înfumurat al triumfătorului sărmanei țigânci pe care eu o iubesc. Acum știi totul, pardăiul. Șal rostise ultimele cuvinte cu un glas din ce în ce mai slab. La sfârșit, din ochii se prelinseră două lacrimi mari. Sărmane micuț, murmură Pardaiu. Te fac de rușine, nu-i așa? Continuă Charles. Pardaiu se apropie de tânăr și îi luă mâna. Nu, copile, răspunse el firesc. De ce să te disprețuiesc? Din toate îndele din cirile, dragostea e cea mai nobilă, cea mai omenească în sensul că ea produce cel mai puțin rău celor din jur. Pe Sfântul Dumnezeu, cucerirea femeii iubite este cu mult mai prețioasă și interesantă decât cucerirea unui tron. Fiul lui Carol al Nou le-a fremăta. Inima îi de dragoste, dar și de deznădejde. Sărmane, micuț," repetă Pardaiu. Haide," continuă el cu glas puternic, nu te mai amărâi atât." Cine știe dacă ea n-a murit sau, mai rău, Pardaiu," Cine știe dacă nu a căzut în puterea acestui om? Bine, să presupunem că e chiar așa. Trebuie însă să fie încredințat că femeia care iubește este în stare de toate șiretenile și de toate eroismele ca să se păstreze pentru cel ales. Pardaiau vorbi încă multă vreme pe același ton. Charles, zdrobit de o a acelor zile de căutare îndărjită și zadarnică, se aruncase într-un fotoliu. Treptat, pleapele ei se lăsară, venise noaptea. Parda Ion închise încetișor fereastra și ieși pe nesimțite. La stânga palatului din strada Bare se găsea o curticică. Acolo dădeau grajdurile. Cavalerul, străbătând curticica, zări doi oameni în ușa grajdului așezați pe o legătură de paie și pălăvrăgind între ei cu destul mărăciune. Erau picuic și croas. Se ridicară la vederea celui pe care fusese răgata să-l ucidă. Ce dracu faceți aici?" întrebă el. După cum monseniorul poate vedea, ne răcorim puțin înainte de a începe să căutăm un stăpân mai puțin aspru decât Belgoder. Belgoder? întrebă Pardaniu tresărind. Acela care face pe măscăriciul și locuiește în strada Tisranderii la Hanul Speranței? Chiar el, dacă monseniorul ar binevoi să ne îngăduie, i-aș propune o idee care mi-a venit în timp ce dormeam în paile acestui grajd. Să auzim ideea, zise Pardaion. Căutăm un stăpân, monseniore, un stăpân care să nu ne cotonogească de dimineață până seara și să nu ne hrănească cu pietre. Căutăm, după cum vă spuneam, un stăpân care să știe să răsplătească inteligența și dibăcia noastră. De ce n-ați fi dumneavoastră acel stăpân? Ia spuneți, li se adresă Pardaniu, care tot timpul nu-și părăsea ideea lui, deoarece ați trăit cu acel belgoder, cine era tânăra aceea numită, cum îi spunea, Monseniorul vrea să vorbească de cântăreața Violeta. Chiar ea, aveți vreo bănuială cam pe unde ar fi acum și ce interes ar avea stăpânul vostru să o rețină la el? Noi nu o cunoșteam. Când Belgoder ne-a întâlnit și ne-a angajat în trupă, Violeta și Saizuma își duceau dinainte traiul cu țiganul. Saizuma? întrebă Pardaiu. Da, ghicitoarea, o nebună. Această Saizuma a dispărut și ea? Habar n-am, monseniore, noi n-am mai pus piciorul pe la hanul speranței, dar monseniorul n-a răspuns la întrebarea pe care cu plecăciune am avut cinsta să-i o pun. A, da, căutați un stăpân și v-ar conveni ca acela să fiu eu? Ei bine, am să vă răspund mâine dimineață. Mai rămâneți și noaptea aceasta aici și vom vedea. Dar spuneți-mi, această saizuma, credeți că e nebună? Cel puțin așa pare. De altfel vorbește tare puțin și doar pentru a-și face meseria, care este aceea de a citi în palma oamenilor. Nu știți dacă o cunoștea pe mica cântăreață? Cine poate ști ce gândește Saizuma? Este o taină vie, până și chipul ei ne este necunoscut, căci poartă întotdeauna o mască. Partaion căzu pe gânduri. Misterioasa țigancă îi atâțase curiozitatea. Se gândea la suferințele ducelui Dangulem. Își spunea că, dacă ar putea să dea de urma dispărutei și, datorită lui, cei doi îndrăgostiți să fie fericiți, ar simți o bucurie tot atât de puternică ca și aceea de a-l regăsi pe Moreve. Porni deci spre Hanul Speranței și pătrunse acolo chiar în momentul când stăpânul închidea localul la adarea semnalului de stingere. Dar pentru anumite cârcium de ochiate ale Parisului, închiderea nu era decât de formă. Intrând, cavalerul văzu că sala era ocupată de vreo 20 de băutori, bărbați și femei, și se duse să se așeze la o masă, sperând să stoarcă îndată ceva informații de la gazdă. Prea cinstita adunare ce se adăpa acolo se compunea, bineînțeles, din haimanale și femei de stradă. Una din femei, văzându-l pe cavaler că ia loc la o masă izolată, părăsi grupul din care ea era cea mai răsărită pentru a se apropia de Pardaniu se așeză în fața lui cu coatele pe masă și începu să râdă. În fața acestui râs, Pardanion rămase serios și liniștit. Pe capul și pântecele diavolului!" răgni unul dintre băutori. Vino înapoi, Loazon! Cavalerul tresări și păli. Numele acela făcu să-i năpădească în creier un noian de amintiri. Te cheamă Loazon?" o întrebă el pe deșucheată. Louise, prințul meu!" El închise ochii o clipă, apoi își scutură capul. Ei, drăcie!" urlă bețivanul. O puș la ma îndesată cu un ciuf roșcat. Ce, trebuie să vin să te iau?" Stai liniștit, roșcovanule!" bolborosi cocota. Lasă-mă să-mi câștig pâinea mea și a ta!" Iată, fată!" spuse Pardanion cu mare duieșie. Primește scudul acesta și du-te să-l bei cu prietenul tău, roșcovanul." Loazon mărmuri luă scudul pe care îl întindea cavalerul și se gândi cum putea să îi mulțumească pentru atâta amărinimie. Apoi șopti. Locuiesc pe această stradă, la ușa din fața cârciumii. Arătându-și astfel, recunoștința desfrânată se ridică și se duse la roșcovanul ei, care la vederea scudului se uită tare, piezi și aruncându-i lui Pardaion o privire dușmănoasă. Deodată din mai multe părți se auziră răstrigăte. Ei, cărciumarul iadului, nu ne arăți pe ca roșie!" râgni unul dintre ei. Să ne ghicească viitorul!" țipară câteva femei. Bine, bine, mielușeilor!" răspunse gazda. Mă duc să o caut pe femeia cu mască." Cine-i țiganca pe care o cer cu toții?" întrebă pardă Ion. O nenorocită, o nebună, domnule, mi-a fost lăsată zălog." Închipuiți-vă că acum câteva zile, în preacinstitul meu han, s-a aciuat o trupă de măscărici. Oamenii aceștia mâncau cât patru. În felul acesta, în scurtă vreme, nota lor de plată a luat niște proporții uluitoare, când dintr-o dată au dispărut uitându-o aici pe ghicitoare. Pentru a mă mai despăgubi, o oblig să citească în fiecare seară povestea celor dornici să o asculte. Ei costă doi bănuți de persoană și, bineînțeles că banii îi iei dumneata. Așa e drept, acum du-te să o aduci, fiindcă mușterii devin nerăbdători. Saizuma, înveșmântată în costumul ei violent colorat, cu masca roșie pe obraz, cu părul ei minunat revărsat pe umeri, intră cu un pas falnic și spectral. Hai, țiganco!" rosti pe neașteptate cărciumarul cu un râs silit. Povestește-ne puțin trecutul tău!" Voi, toți cei ce mă ascultați, începuia atunci, seniori și în alte doamne adunați în această catedrală, de ce mă priviți astfel? Am spus adevărul, minciuna se află pe buzele episcopului și nu pe ale mele. Nefericită ce sunt, de ce l-am iubit? Ascultați pentru că vreți să aflați povestea nenorocirilor mele. Își plecă capul. Desfrânatele tremurau, iar puși la malele se înfiorau. Este seara, șopti de-abia auzit țiganca. Totul e liniștit în mărețul palat și prin fereastra mare, larg deschisă, se vede catedrala pe care tânăra o privește îndelung. Iată că acum zâmbește ușor, cât e de fericită. Lângă ea stă cel pe care îl iubește și îi cuprinde strâns amândouă mâinile, iar ea ascultă cu sufletul fermecat ceea ce îi spune nobilul senior. În acest timp, în fundul luxosului palat, bătrânul tată orb se odihnește, încrezător în fica sa. El doarme, cel puțin așa credeau ea și iubitul ei. Stau lipiți unul de altul, buzele li se apropie și se uniră într-un sărut, când ușa se deschise brusc. Ce nenorocire!" strigă o deșucheată pălind. E tatăl, orb, care înaintează cu brațele întinse chemându-și fica. Iubitul s-a ridicat, iar tânăra tremură de groază. Fica mea, copilul meu, cu cine vorbești? Cu nimeni, tată. Dar iubitul? A, cât e de îndemânatic, de tăcut și cât de dibaci se furișează. S-a retras în fundul camerei și se pare că nici nu mai suflă. Tânăra nu mai are nici puterea să se ridice pentru a-l întâmpina pe orb. El este cel ce se îndreaptă spre ea cu pași tremurători și în cele din urmă o prinde de mâini. Cât îți sunt de înghețate mâinile copila mea? Tată, astă seară e vânt, iar privirile tinerei fete, morind de frică, se îndreaptă spre iubitul nemișcat. Caută o altă minciună. Sărmana domnișoară, rosti dezmățata cu numele de Loazon. Saizuma nu auzi și continuă. Fruntea tatălui se întunecă. Orbul aruncă în jur privirile sale moarte, ca și cum ar fi sperat să vadă. Să vadă, o, oh, dacă ar fi văzut: Fica mea, copilul meu, ești cu adevărat sigură că nu mai e nimeni altcineva aici? Desigur, tată, absolut sigură. Jură, copila mea, fiindcă știu că ai sufletul cinstit și curat și n-ai putea să te înjosești, jurând strâmb. Să jur! Să jură acest lucru pe părul alb al orbului, privirea tinerei o caută pe cea a iubitului, iar privirea lui îi răspunse. Jură, hai, jură odată! Și atunci, sub ochii iubitului tânăra, fată Rosti. Tată, pe părul tău alb, pe sfânta scriptură, jur că aici nu mai e alt cineva în afară de noi doi. Atunci, bietul tată zâmbi, cerându-i iertare ficei, iar ea o sperjură, simțea că de acum încolo fusese prinsă în vârtejul nenorocirilor. S-a izumat cu și se poate că în mintea ei să se fi produs o neașteptată clătinare a gândurilor. Cu glas schimbat, pompos și teatral, ea exclamă. Tot scrutând în sinea mea, în fundul acelei temnițe, am învățat să privesc și în sufletele altora. Senior și în alte doamne, țigan ca știe orice și viitorul n-are pentru ea nicio taină. Cine vrea să-și cunoască viitorul? Eu, eu, strigă o femeie de stradă întinzând mâna. Vei trăi mult, zise Saizuma, dar nu vei fi niciodată bogată, nici fericită. Ce nenorocire, râgni dezmățata. Între timp, loazon întinse mâna pe care Saizuma aruncă o privire fugară. Ferește-te de cel pe care îl iubești, îți va face rău. Na, bine, bombăni roșcovanul. Am să-i dau o anafură. Pe rând, mai multe destrăbălate și câteva puși la male și cunoscură, cutremurându-se, viitorul dezvăluit de țigancă. Roșcatul întinse și el mâna. Ție ți se va scurge curând sângele, spuse Saizuma. Ia seamă! Se vede că roșcovanul băuse mai mult decât se cuvenea. Pălii deodată și trase o înjurătură. Apoi chipul îi se schimonosi. Era încredințat că țiganca îi făcea vrăj, O apucă brutal de braț. Saizuma, țeapănă, nemișcată, nu făcu niciun gest de apărare. Mărturisește că ai mințit, urlă licheaua, în timp ce târfele se îndepărtau speriate. Am zis, repetă Saizuma cu glasul ei mohorât. Roșcovanul ridică pumnul. În clipa când acest pumn, adevărată măciucă, urma să se prăvălească pe capul țigăncii, secătura simți că pe umăr îi căzuse o mână grea. Se clătină și se întoarse cu un urlet fioros. Pardaion o lope sa izuma de mână și o duse la locul de unde plecase el. Roșcovanul rămase uluit de această dovadă de îndrăzneală. El era regele acelui bârlog care se numea Hanul Speranței. Domnea acolo ca un despot. Când spunea ceva, ceilalți clienți trebuiau să se supună. Iată de ce în sală se făcută cere de plină. Derbedei așteptau să vadă ce se va întâmpla, gata de altfel să sară în ajutorul șefului lor dacă va fi nevoie. Deși uchiatele îl priveau pe pardonion cu compătimire, loazon se îngălbeni. Cavalerul se așezase lângă sa izuma și liniștit, fără a se sinchisi cât uși de puțin de furtuna care a târnat asupra capului său spuse. Doamnă, v-ar face plăcere să-mi citiți și mie în palmă? Doamnă, repetă Saizuma tresărind, când am mai fost numită astfel? O, e tare mult de atunci! N-am chef ca țigan ca să-ți citească în palmă, mormăi Roșcovanul, pășind înainte. Pardon, ridică capul, se uită lung la derbedeu și îi se adresă: Vrei un sfat bun, prietene? Nu vreau niciun sfat, de la dumneata n-am nevoie de nimic. Domnii din nobilime n-au dreptul să intre în această cărciumă decât cu încuvințarea mea. Ești de aici chiar în clipa aceasta. Relativul calm al roșcovanului înfioră întreaga asistență. Și dacă nu ies, întrebă Pardaniu, atunci am să te car eu afară. Deodată cei doi pumne ai banditului se ridicară, dar în aceeași clipă un zvon de uimire trecu printre ticăloșii care se ridicară cu mare zarvă. Pumnii roșcovanului n care să coboare. Pardaion se ridicase ca fulgerul. Pumnii lui se destinseră ca doi berbeci și loviră pe derbedeu drept în piept. Mișcarea fu atât de rapidă că nu se văzu decât cum secătura se clătină pe picioare prăbușindu-se peste o masă care se rostogoli cu oalele de gresie și paharele de cositor de pe ea. În aceeași clipă roșcovanul se ridică dintr-un salt și strigă. Înainte fărtați, ciorditori! Moarte gentilomului! Atunci, pumnalele începură să lucească sinistru. Femeile de stradă, într-o mișcare rapidă, se îngrămădiră într-un colț. Într-o clipă, sala se goli, iar hoții, cu pumnalele în mâini, înaintau spre Pardainion, cu roșcovanul în frunte. Pe neașteptate, grămada aceea de turbați se opri îngrozită. Cu o mișcare înfricoșătoare, Pardainion îl apucase pe roșcovan, îl culcase pe masă, îl ținea de beregată cu o mână, iar cu cealaltă, trăgându-și pumnalul, apăsa cu vârful în pieptul derbedeului. De Încă un pas, voi ăștia," zise el cu glas înghețat, și omul vostru e mort." Sub strânsoarea acestor mâini de fier, Roșcovanul, turbat de furie, făcu o mișcare de reptilă răsucindu-se. Înainte!" răgni el. Pumnalul se înfipse, iar sângele țâșni. Am spus!" murmură țiganca. Ticăloșii dă dură înapoi. Roșcovanul făcu o ultimă sforțare încercă zadarnic să-și libereze beregata, iar glasul lui, care nu mai fu acum decât un horcăit, repetă. Înainte, iadul, mor, eu. Yeah. De data aceasta, cinci sau șase dintre cei mânioși înaintară, urlând, mai izbucni și mai puternică. Să luăm, deci, lucrurile în serios, tună Pardaiu. Apoi, apucându-l pe Roșcovan, aproape leșinat, îl împinse în zid. Prinse această zdreanță de om, o ridică cu o sforțare furioasă deasupra capului, o legănă puțin și chiar în clipa în care bandiții aveau să-l lovească, o aruncă în ei cu toată forța, ca pe un proiectil viu. Patru dintre bandiți se prăbușiră. Roșcovanul rămase pe podea, lat neînsuflețit. Derbedeii se retrase în în înjurând și blestemând. Se terminase. Pardaniu învinsese. Se așeză liniștit și așteptă ca lucrurile să se potolească. Doamnă," îi se adresă încet Pardaion să izumei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Există pe lume ceva ce aș putea face pentru dumneavoastră?" Da," răspunse țiganca, să mă scoateți de aici." Pardaion se ridică, îl căută din ochi pe Cârciumar și îi porunci. Deschide ușa. Înainte chiar ca hangiul să fi făcut o mișcare, ușa a fost deschisă de doi sau trei dintre clienți. Pardaion o luă pe Saizuma de mână și împreună străbătură sala. Vagabonzii se dă dură înapoi din drumul lor. Pe podea, roșcovanul, însângerat cu fața negrită, horcăia. Loazon, în genunchi, îi clătea fruntea cu apă rece și îi plângea. Cavalerul se aplecă, îl cercetă pe rănit și spuse. Nu plânge copila mea, o să-și revină. Mă urăști, poate?" Dezmățata ridică privirea spre el și răspunse încetişor. Nu vă port nicio pică." Cavalerul îi strecură un scut de aur în mână și, -și urmă drumul până la ușa cârciumii. Pe prag se întoarse, scoase din buzunar un pum de bani de aramă și de argint, îi aruncă ca pe o ploaie și ieși cu saizuma, în timp ce în sală cu toții se năpustiră asupra bănuților care se rostogoleau peste tot. Era o noapte întunecată. Orașul dormea în tăcere și Pardaion ajunse în strada Montmartre, însoțind-o pe țigancă. Doamnă, iată vă scăpată de oamenii aceia, dar acum, unde vă veți duce? Dacă vreți, aș vrea, răspunse Saizuma, să ies din acest oraș. Mă înnăbuși aici. De ce am venit aici? Dar unde vreți să mergeți după aceea? Sărmană femeie! Veniți cu mine, știu un han nu departe de aici, un han bun, unde inima miloasă a hangiței va vindeca rănile dumneavoastră. Spuneți, vreți? Să ies!" șopti izuma scuturându-și capul. Oh, să scap din acest oraș în care am suferit atât, unde mai sufăr încă! Oricine ați fi, aveți milă de mine!" Ei bine, fie, veniți!" rosti Pardaion mișcat. Ajunseră la poarta Momart și ieșiră pe șoseaua aceea prost întreținută, care șerpuia printre smârcuri și ducea până la poalele dealurilor. Atunci s momentul potrivit să-i pună întrebări țigăncii. Ai stat mult timp cu țiganul Belgoder?" Belgoder? Da, un om aspru și rău, dar cine va putea descrie vreodată asprimea și răutatea episcopului? Dar Violeta? Ați cunoscut-o și pe ea?" Nu o cunosc și nici nu vreau să o cunosc." Dar de ce?" întrebă un surprins. O urăști, deci, pe această biată micuță?" Nu, nu o urăsc, dar nu-mi place. Nu vreau să o cunosc. Nu pot să o văd în ochi. Se opri deodată și la apucă de braț pe cavaler. Are un chip care mă face să sufăr prea mult, murmură ea, care mi-aduce aminte de prea multe. Nu-mi vorbiți niciodată de ea. Niciodată. Ajunse în sfârșit în vârful dealului. Acolo se afla mănăstirea Benedictinelor. Pardaion se întreba până unde îl va imaginația nebunei. El nu voia și nici nu se putea îndepărta de Paris. Pe de altă parte, ar fi fost rost de remușcări dacă ar fi părăsit-o pe nenorocita aceea singură în mijlocul câmpului. Dacă va putea să o hotărască să ceară adăpost la mănăstire? Doamnă, zise el atunci, iată-vă ieșită din Paris. Da, murmură țiganca, aici respir, aici mă mai puțin sub povara gândurilor care acolo mi se învârtejesc fugărindu-se prin cap ca niște păsări ale morții. Gândurile nebuniei fără îndoială sunt saizuma nimic altceva, sunt saizuma, nu vreți să vă citesc în palmă? Parda eu întinse mâna ghicitoarei. Dacă aș iubi un om, rosti Saizuma, eu care nu iubesc, care n-am iubit vreodată și care nu voi iubi niciodată, dacă aș iubi un bărbat, aș dori să aibă o mână ca a dumneavoastră. Sunteți poate sărac, dar sunteți un prinț printre prinți. În ființa voastră purtați sămânța nefericirii, dar printre cei din jur împrăștiați fericirea." Pe legea mea," își zise cavalerul, port în mine nenorocirea? Va trebui să vedem dacă e chiar așa." Iată, sărmană femeie," continuă el, deoarece părețea mi-a acordat o oarecare încredere, iată o casă unde ospitalitatea față de cei fără adăpost este o datorie." Trebuie să vă odihniți aici două sau trei zile. După aceea mă voi întoarce să vă caut. Atunci mă învoiesc să rămân aici, zise Saizuma. Cavalerul, temându-se ca nebuna să nu-și schimbe îndată părerea, se grăbi să tragă clopotul de la intrarea mănăstirii. Apăru o femeie care nu purta uniforma de călugăriță și, văzând că are de-a face cu un gentil om onorabil, zâmbi ciudat și făcu un gest ca pentru a-l pofti să intre. Iertați-mă, rosti cavalerul mirat, aici este mănăstirea benedictinelor din Montmartre, nu mă înșeloare? Nu vă înșelați, domnule, răspunse femeia. Buna mea, doamnă, nu pentru mine vă cer ospitalitate, ci pentru această nefericită. Sora se uită cu o privire fugară la țigancă și spuse. Stareța noastră, cu cernica Clodin de Beauvillier, ne interzice să îi primim pe eretici în altă parte, decât într-un anumit loc al mănăstirii, unde noi nu putem pătrunde niciodată. O voi conduce acolo pe femeie. Am să mă întorc să o caut peste puține zile. Când veți binevoi, gentilome? Să izumă intră. Călugărița adresă cavalerului un nou zâmbet, care îl surprinse tot atât de mult ca și primul. Apoi poarta se închise. Sfârșitul capitolului 15 Michel Zevaco, Fausta Capitolul 16. Vedenia lui Jacques Clement Nevoile povestirii noastre ne cer să revenim în palatul prințesei Fausta, în mica și elegantă încăpere unde am văzut-o pe Fausta față în față cu Pardaiu. Acolo stătea de vorbă, de data aceasta, cu o femeie. Pe această femeie noi am zărit-o în seara de orgie descrisă la timpul său și era tocmai Clodin de Beauvillier, stareța Benedictinelor din Montmartre. Convorbirea se apropia fără îndoială de sfârșit, căci Clodin se ridicase pregătindu-se să plece. Așadar, pentru a rezuma cele discutate, cei cu micuța cântăreață, în deplină siguranță, printre tinerele casei mele, e de altfel păzită cu sfințenie și de acel belgoder, dar trebuie să știu ce voi face cu ea. Mi s-a părut că trebuie să înțeleg. Vorbiți limpede, ceru poruncitoare Fausta, spuneți-mi ce ați înțeles că ați condamnat-o la moarte pe Violeta. E judecată, execuția a fost doar întârziată. Da, dar mai e ceva, urmă Clodin de Beauvillier, mi s-a părut că dacă execuția a fost amânată este pentru că micuța Violeta nu trebuia numai să moară și că înaintea morții ea trebuia... Înainte ca trupul să-i moară, rosti solemn Fausta, vreau să-i ucid sufletul. Iată intenția mea și iată ceea ce dumneata nu să spui deschis, pentru că slăbiciunea minții vă face să vedeți o greșeală acolo unde e vorba doar de o necesitate, anume ca această fecioară să devină o desfrânată. Stareța benedictinelor se înclină. Când lucrul va fi împlinit, să mă anunțați. Clodin de Beovilie făcu o nouă reverență, aproape o genunchiere și se retrase. Nu îndrăznesc să spună lucrurilor pe nume, murmură Fausta când rămase singură, dar îndrăznesc în schimb atâtea altele. Eu, o fecioară pe care niciun gând de dragoste n-a tulburat-o, știu să spun ceea ce trebuie și -i folosesc cuvintele potrivite. Se opri brusc. Fața îi păli deodată, iar pieptul îi zvâcni. O clipă, privirea ei rătăcită, rămase țintuită asupra unei imagini care, fără îndoială, plutea în fața ochilor ei. După ce Fausta se mai liniști, ea chemă și dă o poruncă servitoarei venită în grabă. Câteva clipe mai târziu, o femeie frumoasă, sprintenă, grațioasă, intră zâmbind. Avea un mers atât de ușor încât trebuia să te uiți de două ori ca să observi că își puțin. Nou venita în budoarul Faustei era Marie de Loren, ducesă de Montpensier, sora ducelui de ghiz. Ce noutăți?" întrebă Fausta zâmbind oarecum amical. Și bune și rele, să le auzim pe cele rele. Ei bine, fratele meu, a, știrile proaste îl privesc pe ducele de ghiz? Da, regina mea, aici e vorba de o înfrângere pe toată linia. Mai întâi Henri s-a împăcat cu Caterin de Clev și apoi este îndrăgostit mai mult ca oricând de micuța cântăreață, mai ales după dispariția ei. Povestiți mai departe, porunci prințesa cu glas tăios. Ei bine, iată, în primul rând aflați că fratele meu a avut o convorbire cu bătrâna regină și ea i-a dat satisfacție. În felul acesta a dispărut și obstacolul cel mai temut de duce. Nimic nu-l mai împiedică să-și desăvârșească victoria. Da, și ca dovadă este faptul că vrea să pună cât mai repede mâna pe rege. Fratele mi-a arătat planul lui, care este admirabil, să dea impresia unei supuneri momentane să-l întâlnească pe Valua sub pretextul unei discuții și al nevoii de a aduna statele generale să meargă la întâlnire însoțit de o trupă puternică. Cei mai viteji ostași ai Ligii vor fi și ei acolo. Eu îl voi întovărăși. E momentul când Valua va fi prins și închis pur și simplu într-o mănăstire sigură. E într-adevăr minunat, aprecie Fausta cu seriozitate. O, oh, veți vedea, doamnă, continuă prostește frumoasa ducesă, va fi o întreagă comedie. Știți cine îl va tunde pe valoa? Eu, doamnă, am și farfecii. Marie de Montpensier flutură foarfecii de aur pe care îi purta prinși într-un lănțișor. Îl urâți, deci, pe rege?" întrebă Fausta. Da, mie necaz pe el," n-a avut îndrăzneala să mă sfătuiască în fața întregii curți să-mi fac un pantof mai înalt ca celălalt, ca și cum aș șchiopăta. Priviți, doamnă, șchiopăt eu oare? adăugă ea făcând câțiva pași. Nu, drăguța mea, nu șchiopeți și trebuie să ai un suflet hain al unui irod ca să susții o asemenea monstruozitate. E deci un lucru stabilit. Dumneata ai să-i impui lui Henric de Valois să-l tund Exclamă ducesa mulțumită. Da, aceasta este știrea bună pe care mi-o aduceați? Nu, doamnă, și pentru că trebuie să vă spun neîntârziat, să știți că mama mea, ducesa de Nemur, este la Paris. Am câștigat-o pentru cauza dumneavoastră. Mama vine de la Roma, unde l-a văzut pe Sixtus, acum două luni. A avut o lungă convorbire cu acela pe care cardinalii rebeli continuă să-l mai numească papă. Mama s-a întors cu convingerea că Sixtus este un prefăcut primejdios, hotărât să lucreze numai pentru el. Văzând că are o asemenea părere, i-am vorbit despre acel conclav în care s-au întrunit cei mai infocați și mai generoși dintre cardinali pentru a alege un nou șef. Astfel că biserica mamă va face cu Sixtus în tocmai același lucru pe care vrem noi să-l facem cu Henric de Valois iar ea a acceptat ideea unui nou papă din moment ce acesta va fi devotat intereselor familiei noastre. Iată o știre cu adevărat bună, copila mea dragă, zise Fausta, în ochii căreia străfulgeră o lumină ciudată. Dacă ducesa de nemur este cu noi, cred că în scurtă vreme vor fi înfăptuite lucruri mari. Numai că, urmă ducesa de Montpensier, Mama vrea să-l cunoască pe acest nou papă înainte de a se angaja într-o aventură atât de periculoasă. Am să-i prezint, dar spuneți că aveți să-mi dați și veșterele? Îmi reiau deci povestirea. După întâlnirea cu regina mamă, fratele meu s-a întors la palatul său. Mi-a vorbit chiar el despre scena petrecută acum câteva seri, a făcut-o fără mânie. Din moment ce l-a ucis, fratele meu s-a liniștit. Loane mort, de ghiz și-a potolit furia. Nu știam, interveni Fausta, că ducele ar fi atât de generos. Dar ducesa de ghiz o știe, doamnă, de aceea nu m-am mirat să o văd pe Caterin de Clev intrând pe neașteptate în cabinetul fratelui meu, care la început, uluit de atât îndrăzneală, duse mâna la pumnal. Ducesa fără a rosti o vorbă în genunchi. Apoi, pentru că fratele meu gâfâia de mânie, ea murmură. Loane a murit a murit și nebunia mea. Știa ea bine ce făcea căci mâna fratelui meu încetă să se mai încleșteze pe mânerul pumnalului, iar ducesa schiță un zâmbet văzut numai de mine. Atunci am ieșit. După două ceasuri, fratele mi-a spus că o exila pe ducesa de ghiz în Lorena și asta a fost tot. Iată o frumoasă pildă de mărinimie, zise liniștită Fausta. Așadar, reluia, după un răstim mai lung de gândire, în tăcere, sunteți sigură că-l aveți în mână pe Enric de Valois? V-am spus-o, doamnă, și credeți că fratele dumneavoastră, ducele de ghiz, îl va aresta pe rege? Se pregătește în acest scop, doamnă. Copilă, dar dacă am să vă spun că sunt informată, că îmi e cunoscută, ca și cum aș fi auzit-o cu urechile mele, convorbirea Caterinei de medici cu ducele de ghiz, dacă v-aș dovedi că bătrâna Florentină, vicleană ca o vulpe, și-a bătut joc de fratele dumneavoastră, și dacă v-aș spune, în sfârșit, că ducele a făgăduit să aștepte cu răbdare moarta lui Henric al III-lea, vai, doamnă, dar ar fi o josnică trădare a fratelui meu față de ligă și față de familie. Nu e o trădare, ci un act diplomatic. În acest caz, zise ducesa de Montpensier, al cărei chip se schimonosi, răzbunarea mea îmi scapă. Nu dacă știți să perseverați, dacă veți avea încredere în mine, dacă mă ascultați. Încrederea mea în dumneavoastră e nemărginită, doamnă. Vorbiți, deci, sunt hotărâtă să-l dobor pe Henric de Valois. Fausta a părut să fi căzut pe gânduri câteva momente, apoi cu glasul ei atât de convingător zise Marie, sunteți capul cel mai luminat al familiei. Datorită dumneavoastră, dinastia va lua, se va stinge, iar aceea a familiei de ghiz va ocupa tronul. Dintre cei trei frați pe care îi aveți, unul, Mayen, este prea gras ca să poată avea și minte. Celălalt, cardinalul, este un soldățoi brutal, iar al treilea, ducele, e orbit de o dragoste. Numai tu singură, copila mea, știi să vezi și să înțelegi totul. Situația este primejdioasă. Nu vrei să salvezi totul dintr-o singură lovitură? Sunt gata, doamnă. Porunciți. Ce trebuie să fac? Trebuie, răspunse Fausta, ca Enric de Valois să moară. Este foarte frumos să vrei să-l tunzi și dumneata ai o nesfârșită gingășie în fluturarea farfecilor de aur, dar dacă Enric al treilea nu moare, Caterina vă va pregăti o soartă înfricoșătoare. Și cine va săvârși execuția, doamnă? Băigui ducesa. Dumneavoastră, răspunse Fausta. Ducesa de Montpensier păli. Aceasta e situația, vorbi cu răceală Fausta. Henri de Ghiz, i-a jurat Caterinei de Medici să aștepte liniștit moartea lui Henri al iii Cu acest prilej, i s-a făgăduit că regele îl va desemna pe el ca urmaș. Va lua poate trăi 10 ani, 20 de ani cu toate aparențele contrarii. Dacă n-ar mai trăi decât câteva luni și tot va fi prea mult. Bătrâna regină va ști să folosească acest răgaz și îi va pune la cale nimicirea lui de ghiz, cum a mai făcut cu distrugerea familiei Chatillon. Alegeți, deci, Ucideți, ori veți fi ucisă. Trebuie să trecem la fapte, continuă cu asprime Fausta. Dacă dați înapoi acum, feriți-vă, veți fi doborâtă. Să ucid? se întrebă în șapte mon Să ucid cu mâinile mele? Vai, dar nu voi avea niciodată acest curaj. Va lua, va avea în schimb acest minunat curaj de a face ca frumosul dumitale cap să se rostogolească sub satârul călăului. Smintit-o, o familie de smintiți care nu vrea să vadă. E vorba de o luptă pe viață și pe moarte aceea pe care ați început-o. Dacă Enric al treilea și femeia medicii nu moare, familia de ghiz va fi stârpită. Adio, drăguțo. Doamnă, țipă ducesa pierzându-și firea, un singur cuvânt, sunt gata să fac orice. Bine, iată-vă de aici așa cum vă doream, pregătită sufletește, pentru a duce până la capăt marea faptă. Ar fi destul să puteți transmite cuiva ura care vă mistuie. Cuiva? Șopti ducesa tresărind. Unde să găsesc omul în care să am destul încredere ca să-i spun ceea ce nu îndrăsnesc să-mi spun nici mie? Cuiva care să vă iubească tot atât de nebunește pe cât vă este de mare ura, zise Fausta întreacăt. Bărbatul acela există. De data aceasta, Mari de Montpensier se îngălbeni. Jacques, băigui ea într-un suflet. Da, călugărul Jacques Clement," zise Fausta. Jacques Clement vă iubește cu o patimă nețărmurită." Să prieten," murmură ducesa în șoaptă. Fausta se ridică. Vreți să moară cel ce v-a jignit?" întrebă ea cu o voce joasă și înflăcărată. Da, vreau," răspunse gătuită ducesa. Vreți ca fratele vostru să ajungă rege?" vreți să deveniți prima persoană la curtea Franței și să-i umiliți pe cei sau pe cel ce v-a umilit? Da, vreau, repetă ducesa scoasă din minți. Fiți deci credincioasă și ascultătoare, zise atunci Fausta îndepărtându-se. Haideți, fata mea! Vai, exclamă ducesa cuprinsă de o teamă amețitoare, cine sunteți oare doamnă dumneavoastră care vorbiți ca și cum ați deține puterea supremă? Sunt, răspunse Fausta, care se transfigură, luminată de un nimba al măreției, sunt aceea ce vă este trimisă de conclavul secret, sunt aceea ce a fost aleasă pentru a lupta împotriva lui Sixtus, trădătorul intereselor bisericii, sunt papesa Fausta I. Ducesa de Montpensier, neucită, aruncă o privire asupra femeii care vorbea astfel și o văzu atât de strălucitoare încât se dădu înapoi, îndoi genunchii și se prosternă, uluită, fascinată. Fausta se apropie de ea, o ridică cu blândețe și îi zise, Haideți, veți fi unul dintre îngerii mei. Sfârșitul capitolului 16 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 17, vedenia lui Jacques Clement, urmare. Mănăstirea Iacobinilor era așezată în strada Saint-Jacques și aproape că se sprijinea de zidurile împrejmuitoare ale orașului. La picioarele ei se aflau șanțurile adânci botezate Saint-Michel, al căror nume l-a moștenit actualul bulevard. Starețul Iacobinilor se numea Bourgoin. Era un om trupeș, cu o față veselă, foarte înclinat să se amestece în politică, dar altfel om cum se cade. Era de altfel un partizan fanatic al lui de Ghiz și al Legii, și nu-l putea suferi cu niciun chip pe Henric de Valois. În seara când pătrunde în a Iacobinilor, starețul, înfundat comod în perinile unui vast fotoliu, asculta pe unul dintre călugări care părea într-o chiparea vie a contrariului său. Slab, cu o figură ascetică, iluminată de doi ochi mari, învăpăiați de febră, cu o gură severă, Astfel arăta că lugărul care tocmai terminase o povestire, în care trebuie că mărturisise un păcat greu căci ținea capul plecat, în timp ce starețul zâmbea: Hmm, rostind sfârșit cu mătrul Borgoa, e limpede că ai greșit intrând în taverna aceea unde te păștea primești, de a-l întâlni pe satan. Ea spune, fiule, femeile acelea erau chiar pe jumătate dezbrăcate, din nefericire prea cucernice. E tristul adevăr, răspunse călugărul cu un glas deznădăjduit. Dar în cele din urmă ai rezistat, frate Clement? Da, prea cuvioase. Și ți-ai învins ispita? La urma urmelor ai ieșit învingător din această încercare? Știi că ai făcut o frumoasă ispravă, frate Clement? Te voi lipsi timp de patru zile de orice hrană, afară de pâine și apă. Vei rosti de trei ori pe noapte psalmul pocăințelor. Mergi în pace. Călugărul se înclină și ieși cu brațele încrucișate pe piept cu gluga lăsată pe ochi. De-abia ieșise călugărul când starețul se ridică și se duse să deschidă o ușă pe care intră o femeie învăluită toată într-o mantie neagră. Era ducesa de Montpensier. Ați auzit?" întrebă Bourgoin. Da," răspunse ducesa. Tare se mai teme de păcat acest biet tânăr." Și totuși," adăugă ea, Păcatul nu îi se înfățișează sub o formă atât de respingătoare. Între timp, Jacques Clement ajunse în celula sa, lăsând după regulă deschisă ușa acesteia. În genunche pe lespede și ridicându-și ochii spre cruce, murmură. Păcatul se află încă în mine. Privesc, dar nu văd chipul sfânt, ci fața ei. Doamne, Doamne, fieți milă de umilul tău servitor! Călugărul rămase astfel într-o întelungată meditație până în momentul când clopotul sună slujba de noapte. Atunci se ridică și coborâ în capelă. Aceasta, slab luminată cu făclii puține, se umplu treptat fiecare călugăr ocupându-și locul după gradul său din ierarhie. Oremus!" strigă starețul. Fraților, să ne rugăm ca cele puse la cale de o prințesă în folosul bisericii noastre, să fie încununate de o izbândă de plină. Oremus, repetă starețul, să ne rugăm fraților pentru mântuirea unuia dintre frații noștri care a avut de întâmpinat un puternic asalt al diavolului și care va mărturisi... Jacques Clement își părăsi locul și înainte până în mijlocul altarului se prosternă și zise... Fraților, mă învinuiesc de a fi pătruns într-un loc al pierzaniei și de a-mi fi bucurat ochii cu lucruri necurate. Un freamăt nevăzut trecut printre rasele călugărilor se făcu o tăcere adâncă. Jacques Clement tremura. O desfătare aspră și dureroasă îi sugruma gâtlejul. Dar nemilosul stareț poruncise și trebuie ascultat. Fraților, spuse el, acele lucruri necurate erau în primul rând niște tablouri șuchiate cum nici nu vă puteți închipui. Erau femei fraților, nu niște femei cum le vedem la biserică sau pe stradă, cu vincios îmbrăcate, ci niște ființe drăcești de o frumusețe de necrezut, cu toate că erau mascate și sumar îmbrăcate. Așadar, acolo, fraților, dacă n-am făctuit groaznicul păcat și nu m-am prăvălit în prăpastia rușinii, este pentru că, folosindu-mă de o ultimă rază de virtute, mi-am adunat toate puterile și am fugit. Oremus, 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 porunci starețul, apoi dădu ordine pentru mântuirea sufletului în primejdie și izgonirea demonilor năpustiți asupra bietului frate. Fiecare dintre voi, le spuse el, să recite de trei ori în cursul acestei nopți șapte pater și șapte ave precum și odată psalmul pocăinței. Pentru această osteneală suplimentară veți fi scutiți de slujbele de noapte, fiecare să rămână închis în chilia lui. Amin, răspunse călugării într-un singur glas. Apoi ieșiră încolonați cu mâinile încrucișate cu capetele plecate. După aceea, starețul ieși la rândul lui, iar paracliserul stinse cele două sau trei torțe care ardeau în capelă. Singura lumină rămasă Fu aceea a candelei atârnată de tavan cu un lanț lung. Jacques Clement, prosternat, încercă să se roage așa cum o făcuse și în chilie, dar în fața lui nu vedea tabernacolul, ci imaginea unei femei pe care încerca zadarnic să o îndepărteze. Era chipul Mariei de Lorena, ducese de Montpensier. Dumnezeule, murmură tânărul, așadar cu toată pocăința, cu toată mărturisirea publică în fața fraților adunați, cu tot postul și rugăciunea, dragostea mă mistuie, mă face să-mi pierd mințile. Dumnezeule, ai milă de mine! Puțin câte puțin în creierul acela slăit de post, scos din sărite de pasiune, începură să se ivească semnele unor năluciri. Un zgomot surd, îndepărtat, venit de nu se știe unde, îl făcu să tresară. Zgomotul era al orologiului și se auzea întotdeauna înainte de bătaia ceasurilor. Apoi, în înfricoșetoarea și deplină tăcere care îl învălui pe Călugăr, se auzi bătaia orelor cu o încetinală nebunitoare. 9, 10, 11, 12. I-se zbârli părul pe cap, făcu o sforțare să se ridice, dar căzu din nou în genunchi încremenit, căci la 12-a bătaie, acolo, în fundul altarului, chiar în locul unde se găsea ușa spre mormintele subterane, Capela a fost luminată de o lucire ciudată, dar adevărată, care forma un fel de nimb foarte discret. Un strigăt i se opri atunci în gâtlej. Ușa se deschise. Dar în locul strigoiului pe care îl aștepta, Jacques Clement văzu o față orbitor de frumoasă și luminoasă, o tânără femeie, minunat de încântătoare, cu părul ei lung, blond, reversat pe umeri. Era îmbrăcată în alb și ținea în mână un pumnal lung al căror reflexe de oțel scânteiau. Figura o înfățișa pe Marie de Montpensier, aceea pe care o adora. Cine ești?" întrebă el cu glasul întretăiat, greu de înțeles. Ești de o bârșie sfântă sau iadul mă supune din nou unei încercări?" Arătarea vorbi, cu o voce gingașe, limpede, fiecare cuvânt răsunând răspicat, ea zise. Liniștește-te, Jacques Clement, nu sunt o ființă a iadului, iar dovada, iată. Odată cu aceasta, arătarea își muie toată mâna într-un vas cu apă sfințită. Sunt ceea ce voi pe pământ numiți un înger. Dar de ce ai împrumutat chipul acesta? Pentru că este cel al ființei pe care o iubești. Cel de sus ți-a auzit rugăciunea, și dacă am luat înfățișarea pe care o vezi, este pentru că ți s-a îngăduit să iubești această femeie. Jacques Clement dădu un țipăt nestăpânit îmi este îngăduit să o iubesc?" băigui el. Da, cu condiția de a îndeplini poruncile pe care am venit să ți le spun." Jacques Clement întinse brațele sale încleștate spre fantomă, orice groază dispăruse din sufletul lui. Vorbește!" rosti el cu un glas înflăcărat. Vorbește mai departe!" Îngerul avun un zâmbet viclean, nezărit și spuse sunt trimisul lui Dumnezeu atotputernicul și vin să-ți predau sfintele lui porunci. Jac, Jacques, Jacques, ascultă! Acolo sus ți se pregătește o cunună de martir, dar jos îți este făgăduită cea a dragostei. Ce trebuie să fac?" exclamă tânărul călugăr scos din minți. Trebuie să îndeplinești fapta supremă care va elibera poporul Franței," poporul lui Dumnezeu. Ai fost ales să lucizi pe valoa. Tiranul trebuie să moară de mâna ta. Rostind aceasta, forma albă a fantomei se mistui în întuneric. Călugărul căzu cu fața pe lespezi. Groaza puse din nou stăpânire pe el ca înaintea apariției. Trecu un ceas până ce putu să-și adune mințile, oarecum liniștit, izbuti cu greu să se ridice. Atunci se întrebă dacă nu cumva visase. Când începu să pășească, piciorul lui lovi un obiect care răsună puternic. Se aplecă, îl ridică și pe buzele lui vineții, se stinse atunci un urle de bucurie nestăvilită și de spaimă. Obiectul acela era pumnalul pe care îngerul îl ținuse în mână în timpul apariției sale. Îngerul îi lăsase o dovadă palpabilă a trecerii sale pe pământ. Oh!" urlă călugărul strângând pumnalul în mâna lui crispată. Deci n-am visat?" Am dreptul să iubesc. Iată de deci, ce arma cu care trebuie să-l pe tiran. Ieșit din minți, clătinându-se, el se întoarse fugind în celulă și căzu pe culcuș cu mâna încleștată pe pumnal. Sfârșitul capitolului 17 Michel Zevacu Fausta, capitolul 18 Moara de pe colina Sant Roc Picuic și Croas și-au văzut visul cu ochii și sforțările încununate de un deplin succes puseseră numiți la cheia ai ducelui d'Angulem. Pardaion și tânărul duce, ducând deocamdată un trai comun, foștii Hercul ai lui Belgoder se socăteau cu atât mai mulțumiți cu cât, devenind la cheii lui Charles d'Angulem, nădăjduiau mai cu seamă să ajungă scutierii lui Pardaion, pentru care avea o nemărginită admirație. A doua zi, după fericita zi când cei doi prăpădiți au găsit ceea ce Picuic numise, pe drept cuvânt, Opoziție socială, cavalerul de Pardaion și tânărul duce ieșiră cu gândul de a merge la mănăstirea Momart pentru a încerca să stoarcă unele informații de la țigan ca să izuma. Picuic și Croas, făloși ca doi păuni în hainele lor noi și înarmați până în dinți, își urmau stăpânii la 10 pași. Tot răspunzând lui Charles, care nu vorbea, așa cum bănuiți decât de Violeta, Pardayon se gândea la acel Moreve pe care venise să-l caute la Paris, după ce umblase după el în Provence și în Burgundia. Pe neașteptate, dădu cu ochii de el. Mergea înaintea lor, nici la 15 pași, însoțit de un om. Pardayon păli ușor, ochii se încrețiră, iar mâna se încleștă pe garda spadei. Nu astfel trebuia să moară Moreve. Ce-i cu tine, dragă prietene?" îl întrebă micul duce. Ești galben ca ceara." Nimic, răspunse Pardaniu. Doar un lucru. Dacă ești de acord să amânăm pentru mai târziu călătoria noastră la Momart, fie dar ce vom face? Îi vom urmări pe cei doi, care merg acolo, înaintea noastră. Se vede că Moreve era acopleșit de gânduri grele, Căci el, care era de obicei cu ochii și urechile la pândă, părea să fie uitat de toată lumea, atât era de cufundat în ascultarea însoțitorului său, care îi vorbea cu glas căzut. Acest om era un fel de ucenic morar, dar un ochi format ar fi recunoscut numai decât sub acel veșmânt pe războinicul astfel ascuns. Într-adevăr, acesta era Mainville, omul devotat al ducelui de ghiz. Iar Mainville spunea, Ducele nu crede acel lucru. Cu toate amănuntele exacte din scrisoarea care îi situația, el nu vrea să creadă. Scrisoarea, reluă Moreve, îi vine totuși de la femeia aceea misterioasă, căreia el îi se supune ca și cum ar fi o suverană. Ar trebui, Moreve, să aflăm cine este cu adevărat această Fausta. Vom ști. Și tu spui, Mainville, că ea este aceea care a scris hârtia? Dacă ar fi adevărat, Mainville, ar însemna regalitatea asigurată pentru monseniorul duce, căci lui nu-i lipsesc decât banii. Într-un ceas vom ști dacă scrisoarea a spus adevărul, dar, în sfârșit, dacă este chiar adevărat? Ei bine, răspunse Mainville, ne vom grăbi să-l anunțăm pe duce care știe ce are de făcut. Apoi cei doi oameni lungiră pasul, trecură de poarta Saint-Honoré și se îndreptară acum spre o veche și micuță capelă închinată Sfântului Roc. Ea se ridica la poalele unei coline care împrumutase numele capelei și se numea Colina Santroc. În vârful ei o frumoasă moară și întindea brațele lungi în calea vântului. După capela Santroc începea o potecă bolovănoasă, atât de îngustă încât asinii care cărau greul la moară nu puteau trece decât câte unul. În momentul sosirii lui Moreve și Manville la capelă, aceștia avură parte de un spectacol nemaipomenit. Pe potecă urcau unul după celălalt niște catâri, înaintând sprinten. Fiecare purta câte un sac mare care putea conține făină sau grâu. Erau mânați de vreo zece conducători de catâri care se mânau cu așa ceva, tot atât pe cât Manville putea să semene cu un argat de moară. Oamenii aceia, prăfuiți și arși de soare, ca după un drum lung, purtau la brâu pistoale grele de pus la armătura șeii și pumnale foarte ascuțite. Ha-ha!" exclamă Manville. Iată așadar escorta catărilor de care se vorbea în scrisoare. Iată un grâu care trebuie să prețuiască cât greutatea lui în aur, zise Moreve, ai cărui ochi scăpărau. E tocmai ceea ce trebuie să aflăm. Ajunseră la potecă, în dreptul ultimului catâr, în spatele căruia mergea cel din urmă însoțitor din escortă. Ștergeți-o, se răsti paznicul cu glas amenințător. O clipă, ofițere, interveni Manville, acest om cum se cade nu știe că eu sunt unul din argații mori și că dumneavoastră sunteți ofițerul morilor regale. Haide, prietene, te însoțim până sus. Sunteți argat de moară? întrebă paznicul de catări, aruncând o privire bănuitoare lui Mainville. Mi se pare că lucrul se vede destul de limpede, iar gentilomul pe care îl vezi este însărcinat cu impozitul asupra măcinatului. Iar datorită funcției mele, Vreau să văd calitatea grâului din acest sac. Însoțitorul văzu că tovarii și săi nu se opriră din mers în timpul acestei discuții. O clipă voi să-i cheme, dar fără îndoială că gândindu-se mai bine, își schimbă gândul căci continuă cu un ton supărat. Îndepliniți-vă datoria, am să vă arăt grâul. Începu să desfacă frânghiuța care lega gura sacului. Mainville se prefăcu că vrea să-l ajute, se repezi și îmbrânci omul. Sacul se deschise, iar orzul se răspândi pe potecă. Sacul, nemai având contra greutate, căzu în cealaltă parte. Paznicul, fără o vorbă, se înăpusti, dar moreve, își vârâse mâna în sacul pe jumătate golit și dădu la fundul lui de un alt sac pe care îl pipăi nerăbdător. Se ridica tocmai când însoțitorul se aruncă asupra lui. Moreve era galben ca ceara. Acest al doilea sac, la lovire, dădu un sunet de metal, iar sub degete simțise forma tare care nu prea amintea pe aceea a orzului sau a altor grâne, fiindcă erau ducați sau scuzi. E în ordine," zise el cu răceală. adună grâul, omule." Pasnicul de catâri, fără să răspundă, scoase unul din pistoale și îl urmă. Cei doi oameni săriră din loc și când se îndepărtară vreo 20 de pași, Moreve simți o lovitură deasupra capului și rămase fără pălărie. Era grunțul tras de însoțitor. Moreve și Manville dispărură curând, iar paznicul murmură. Cine să fie acești doi oameni? Au spus oare adevărat? Nu cred că au avut timp să... Își înfundă mâna în fundul sacului și văzând că metalul era la locul lui, se mai liniști, încărcă la loc sacul pe cătăr și își ajunse tovară și la moară. Moreve și Manville se opriseră la poalele colinei lângă un gard viu. 30 de catări încărcați cu aur, spuse Moreve, căci e limpede că cei 29 de saci din față au la fund ceea ce conține și al 30 -lea. Da, s-ar putea să fie acolo mai multe milioane, rosti Mainville căzut pe gânduri. Cei doi naimiți, ai lui de ghiz se priviră. Se lăsă un moment de tăcere. Apoi, Mainville puse mâna pe umărul lui Moreve adresându-i se. Te înțeleg, camarade. Vrei să spui că, dacă am vrea, în loc să-l anunțăm pe Duce, am putea noi pune mâna pe doi sau trei din saci aceia. Dar ce să faci cu atâta aur? Ce aș face? Aș pleca, Mainville. Încep să fiu ostenit de război și de aventuri. Și apoi am simțit pe pielea mea nerecunoștința celor mari. Dacă aș avea ale mele 200.000 de livre, Mainville, aș pleca. Unde? Nu știu, dar aerul Parisului nu mai priește pentru moment nu îndrăznesc să mă plim pe străzi de frică să nu-l întâlnesc. Pe cine? întrebă Mainville. A, nimic, un strigoi. Nu crezi în fantome? Strigoiul meu are trupul însuflețit. S-ar spune că ți-e frică, râse în bat jocură Mainville. Frică, răgni înăbușit Moreve. Mă cunoști doar, m-ai văzut în douăzeci de lupte. N-am tremurat niciodată. Ei bine, Mainville, de fiecare dată când mă gândesc la omul acesta, simt că mă pătrunde un fior înghețat până în măduva oaselor, trebuie să fug, dacă e nevoie, chiar la capătul lumii, să cunosc în sfârșit o bucurie pe care n-am mai simțit-o de 16 ani, aceea de a dormi liniștit, de a uita de acel om, iar pentru aceasta am nevoie de bani. Mainville, ce mare lucru sunt 200.000 de livre, lasă-mă să le iau! Ascultă, îi răspuns atunci Mainville. Se pregătesc lucruri mari, ducele va fi regele Franței. Marea conspirație va izbândi. Ce ar mai fi nevoie? Aproape de nimic, afară de puțin aur, ca să se recruteze oameni și să fie nimicit Bearnezul, iar va lua să fie constrâns să se retragă în ultimul său refugiu. Aurul acesta, Moreve, înseamnă salvarea Ligii, coroana regală pentru deghiz, iar pentru mine, spada de conetabil. Dacă furăm o parte din el, nu vom fi decât niște borfași mizerabili. De ghiz ne urmărește. Fii deci atent la planul meu. Facem rost de niște oameni îndrăzneți. Astă seară ne întoarcem la moară și punem mâna pe faimoșii saci pe care îi ducem la palatul lui de ghiz. După aceea îi vom spune ducelui, Monseniore, toți banii sunt aici. Pentru mine nu cer nimic, dar e nevoie de 200.000 de lire pentru Moreve. Dacă nu, e în stare să strige în gura mare cum ați găsit milioanele care vă vor îngădui să întemeiați o armată. Crezi oare că de ghiz îți va refuza această sumă? Ei bine, da, ai dreptate. Așadar, cum am spus, cuvânt cu cuvânt, zise Moreve, deci pe diseară. Cei doi ticăloși se îndepărtară în grabă plecând spre Paris, atunci din fundul unui gard viu stufos apăru un chip palid cu un zâmbet care l-ar fi speriat pe Moreve iar doi ochi aprinși se ațintiră asupra celor doi până când trecură de prima cotitură a drumului. Cavalerul de Pardaion rămase locului, nemișcat și îngândurat. De data aceasta, murmură el, cred că nu mai scapă. Sfârșitul capitolului 18 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 19, Morarul Pardaion îi urmărise pe Mainville și Moreve chiar din clipa când îi zărise. Dincolo de poarta Santonore îi părăsi pe Angulem și pe cei doi proaspeți la care îl așteptase rascunși în spatele unei cocioabe. Asistase de departe la convorbirea paznicului de catâri cu Mainville și Moreve. Apoi îl văzuse pe acesta din urmă, fugind cât putea de repede, auzise focurile de pistol și, târându-se prin ovăzul înalt, putu să se strecoare până la gardul lângă care avusese loc convorbirea pe care am arătat-o. După aceea, cavalerul se îndreptă spre unde îl lăsase pe Charles. Vrei să-i joci un reing de ghiz?" îl întrebă el. Întoarce-te la palat și ia arme și muniții încalecă pe cai împreună cu acești cinstiți servitori care ard de nerăbdare să se bată. Unul dintre ei, continuă cavalerul, să-mi aducă cu el calul meu de luptă. Am să vă aștept la moara pe care o zăriți de aici. Dar despre ce este vorba? întrebă Charles. Ți-am spus să-i jucăm o festă lui de ghiz și să-i dăm o lovitură de care să nu se mai ridice. Micul duce nu întrebă mai mult. Avea o încredere nețărmurită în Pardaion și plecă neîntârziat. Pardaion o lopă pe îngustă care cu un ceas înainte fusese bătută de cei 30 de catări. Pre lui mirare, poteca se dovedi liberă. Putu ajunge pe platou fără să fie oprit de vreo santinelă pe care se așteptase să o întâlnească. Nu cumva transporta transportau cu adevărat orz? Se gândi el. Nu cumva povestea sumelor de bani din fundul sacilor o fi la urma urmelor o închipuire? În prejurimile morii nu păreau să ascundă nimic neobișnuit. Intră în locuința morarului, a cărei ușe rămăsese deschisă. Hotărâ lucru, Moreve a visat, bolborosi el, bătând într-o masă cu mânerul spadei. La această chemare se ivi o slujnică și cu o mină foarte mirată întrebă ce dorea vizitatorul acela înarmat până în dinți, așa cum nu mai fusese văzut un altul pe la moară. Drăguțo, îi spuse Pardaion, aș vrea să-i vorbesc stăpânului tău pentru o afacere cu făină, o afacere de aur. Ha, ha, se auzi un bărbat care tocmai intrase. O afacere de aur, spuneți gentilome, iar meșterul Morar, a ținti asupra lui Pardaniu o privire ascuțită și pătrunzătoare. Vreau doar să cumpăr câțiva saci de grâu, plătind în zecit prețul obișnuit. Să știi că am nevoie de 30 de saci. Vezi? Deci este vorba despre o avere. Nu pun decât o singură condiție. Să-mi aleg singur sacii. Așa se și cuvine, răspunse Morarul, care, fără să aibă aerul că o făcuse intradins, închise ușa intrării. Poți pune și zăvorul, om bun, rosti Pardaniu în derâdere. Mai cu seamă că sacii pe care vreau să-i cumpăr sunt tocmai cei 30 care au fost aduși adineori pe 30 de catări. La auzul acestor cuvinte, morarul dădu un strigăt și din odaia vecină năvălăirea paznicii catărilor cu pumnalele și pistoalele în mâini. Pardaniu își trase sabia și lupta trebuia să înceapă când răsună un glas puternic. Jos armele! Conducătorii catărilor și Pardaniu se opriră. În încăpere intra atunci un moșneag înalt cu o înfățișare mândră care făcu un semn poruncitor, ca și morarul dispărură. Pardaniu își vârâ înapoi sabia în teacă, bătrânul îl privind de lung și spuse Domnule, eu sunt stăpânul acestei mori, cu mine deci trebuie să vorbești." Domnule," îi zise Pardaniu, cred că e zadarnic să vorbesc cu dumneata pe ocolite." Am să încep, deci, prin a-ți declara că ți-am descoperit taina. Catării care au urcat aici erau încărcați cu aur. Așa este, domnule. E aur de 3 milioane. Parda nu un făcu un gest de nepăsare. Stăpânul mori, sau cel ce se dădea ca atare, îl cercetă pe Pardaiu, care la rândul lui îl iscodi pe bătrân. De ce?" întrebă el deodată. I-ai împiedicat pe acești bravi conducători de catări să tabere asupra mea?" pentru că m-a interesat chipul dumitale. Aș fi fost mâhnit dacă ți s-ar fi întâmplat ceva rău. Am vrut să te cunosc din clipa când te-am văzut urcând poteca și a ai intrat aici. Nu vrei să-mi spui cum te cheamă? Mă numesc Cavalerul de Pardaniu, dar dumneata? Pe mine mă cheamă Pereti, răspunse bătrânul după o mică șovăială. Știi, întrebă Pardaniu, cine erau cei doi oameni care s-au certat cu conducătorii de catări? Cred că l-am recunoscut de departe pe unul dintre ei, meșterul Mainville, care aparține casei de ghiz. Dar dumneata, domnule Pardagnon, continuă Pereti, nu faci parte dintre oamenii ducelui? Vorbind, Pereti pândea atent ochii lui Pardaion. Am să-ți spun, rosti liniștit cavalerul, cu ce gânduri am urcat la moară. Îl urmăream tocmai pe domnul de Mainville și pe prietenul său. Cine era acest prieten? întrebă cu însuflățire Pereti. Dumneata l-ai ghicit pe Mainville. Eu mi-am spus numele pentru că m a întrebat. În cel privește pe cel pe care nu-l cunoști, dar pe care eu îl cunosc, numele lui îți e de prisos. Am putut asculta deci convorbirea lui Mainville, omului de ghiz, după cum ai spus și dumneata. Iar ceea ce vrea să facă Mainville nu-mi convine deloc și am venit aici ca să-l împiedic de la acest lucru. Dar ce are de gând să facă? vrea să se ducă să-i spună seniorului și stăpânului său că milioanele făgăduite de Sixtus au sosit. Se pare însă că sanctitatea sa, după ce a promis, bate acum în retragere. De ce? Habar n-am și nici nu mă interesează. Numai că Mainville vrea să se întoarcă aici cu forțe noi, să pună mâna pe prețioșii saci ai sanctității sale și să-i ducă domnului de ghiz acest greu crescut la umbra Vaticanului, pe care educele intenționează să-l preschime într-o prăjitură regală. Toate acestea nu-mi sunt pe plac. Iată de ce am venit să-i spun morarului din partea locului. Bunul meu domn, dacă eu nu mă voi amesteca în această istorie, astă seară ți se va răpi comoara. Le-am făcut deci semn la doi sau trei tovarăși îndrăzneți care împreună cu mine vor fi aici pentru a primi cu onorurile cuvenite pe trimișii domnului duce de ghiz. Și cât îmi cer pentru acest serviciu, pentru apărarea pe care mi-o propui? Nimic, răspunse Pardaniu. Domnul Pereti trebuie sări și îl privi bănuitor pe Pardaniu. Omul acesta nu fi un dușman trimis înainte, dar în fața figurii cinstite a lui Pardaniu toate îndoielile se risipiră. Ești un cavaler viteaz, spuse el. Iartă-mi neîncrederea. O vei găsi firească atunci când vei afla că răspund pentru toți acești bani am să-i vorbesc de dumneata Sfântului nostru Părinte și el îți va acorda o răsplată demnă de dumneata. Răsplata mi-am și aflat-o, zise Pardanion ironic. Nu-ți face griji, te rog. Domnul Pereti rămase încă o dată nedumerit. Ce demon de om trebuie să fie și ăsta? se întrebă el. Și pentru a pătrunde misterul, îl rugă pe cavaler să cineze cu el ceea ce Pardanion se grăbise și primească. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. În timpul mesei, el observă mai multe lucruri. Mai întâi că cina era acum mult prea aleasă pentru un simplu morar, Apoi că domnul Peretti era înconjurat de un respect suspect. Trase de aici concluzia că avea de-a face cu un înalt și puternic senior în serviciul lui Sixtus al cincilea. lea Cina era pe sfârșite când ducele d'Angulem sosi împreună cu Picwick și Croas. Cei doi la chei duceau fiecare câte două puști, pistoale, în fine un întreg arsenal de război care provocă zâmbetul domnului Peretti. Drace, zise el, văd că sunteți oameni prevăzători, avem aici cu ce să facem față unui întreg asediu. Chiar de un asediu este vorba. Atunci, domnul Pereti începu să se întrebe dacă n-ar face mai bine să se retragă. Nu mai avea acum nicio îndoială asupra lui Pardanion, Până atunci se legănase de bunăvoie în speranța că tânărul cavaler exagerase cu mult situația. Dar la vederea armelor de luptă începu să ia întâmplarea în serios. Fără îndoială însă că domnul Pereti era curajos, deoarece, cuprins de o irezistibilă curiozitate de a-l vedea luptând pe acest om excepțional, care venise să apere o comoară, nevrând să primească nimic în schimb, el se hotărâ să rămână pe loc. Ziua a trecut fără niciun incident. La sfârșitul zilei, Pickwick și Croas fură trimiși ca santinele înainte la poalele colinei pentru a semnala apropierea oricărui grup înarmat sau nu. Cei doi uriași slăbănogi se postară deci în jurul capelei saint Roc și începură să supravegheze locurile în direcția porții Sant Honore. Se înoptase când o trupă ieși din Paris și se îndreptă de-a lungul drumului drept spre capelă. Era formată din 40 de oameni înarmați și urmată de o căruță mare trasă de trei cai puternici. Luptătorii erau destinați să-i sperie pe oamenii de la moară, iar căruța urma să transporte cei 30 de saci prețioși la Palatul lui de Ghiz. Expediția era condusă de Mainville. Lângă Mainville mergeau Moreve, Busi Leclerc și Cruse. Restul era compus din soldați, această incursiune urmând să rămână secretă. Printre soldați mărșăluia a tăcut un gentilom mascat. Era chiar ducele de ghiz care ținuse să asiste la operație. Pe Mainville și Moreve îi cunoaștem. Cruse era un burghez partizan îndârgit al ligii. Jean Leclerc, un profesor de scrimă, numit de către deghiz guvernator al Bastiliei, era un fel de viteaz care se lăuda că toate duelurile lui se terminaseră cu moartea unui om. Numele lui său de Leclerc îl adăugase pe cel de Bussy, în memoria vestitului Bussy d'Amboise, atât de josnic asasinat de curtenii lui Henri al iii -lea. De Ghiz, ducându-se la moară pentru a pune stăpânire pe milioanele pe care Sixtus al V-le trimisese și pe care acum acesta nu voia să îi le mai dea, era plin de speranță. Cu această sumă enormă, el își va putea permite să calce cuvântul dat Caterinei de medici de a nu întreprinde nimic violent împotriva lui Henry al iii Îi va putea cumpăra pe consilierii Parlamentului care îi se mai opuneau va putea plăti soldele neachitate a două sau trei regimente care nu mai ascultau decât mormăind. Ar putea pune pe picioare o armată, duce o campanie, izgoni pe Henri de Bern până în munții lui, îl putea prinde pe Henric al treilea spre al detrona și a se încorona el în locul lui. Era întărătat de o mânie surdă împotriva papei Sixtus, care îi trimisese un reprezentant ca să-l anunțe că sanctitatea sa, secătuit în urma unor pierderi de bani, se găsea în imposibilitatea de a-l ajuta. Dar la mai puțin de două ore după acest trimis, de ghiz primise scrisoarea prințesei Fausta, care îl prevenea că banii sosiseră. Mainville, trimis să se convingă de cele aflate din scrisoare, se întorsese curând cu confirmarea faptelor. De ghiz, mistuit de furie și nerăbdare, se pierdea în presupunerea asupra cauzelor acestei bruști schimbări a papei, căci, în fine, dacă banii erau aici, numai pentru el fusese rătrimiși. Expediția fu fost hotărâtă imediat. Picuic și Croas zăriră mica trupă înaintând în disciplinat. Să ne întoarcem la moară acum," zise Picuic și porni. Croas speriată limită, dar după câțiva pași, cuprins de frică, se împiedică și căzu în genunchi picui că-și continuă singur drumul alergând. Apoi Croas se ridică și începuse să coboare cu toată iuțeala spre capela Santroc. Dar tot în același moment, trupa de care am vorbit era și ea pe punctul de a ajunge la capelă. Croas auzi pașii greoi ai oamenilor echipați cu cui rase și căști de fier, se cutremură și se socoti pierdut. Totuși, în clipa în care trupa lui de ghiz începuse să ocolească capela pentru a apuca pe drumul unde zăcea Croas, acesta, însuflețit de o ultimă rămășiță a instinctului de conservare, se ridică, sări și cățărându-se pe un pietroi, putu să ajungă, datorită brațelor sale lungi, la fereastra altarului capelei. Cu o lovitură a cotului sparse vitralile și repede se lăsă să alunece în interior. Trupa comandată de Mainville trecu fără să-l observe. Oricare altul afară de Croas ar fi socotit că primejdia trecuse, dar dacă Croas nu strălucea în general prin imaginație, în momentul acela imaginația surășcitată de frică dădu naștere unor descoperiri. Auzi șoapte în jurul capelei, cu toate că nu era nimeni acolo. Croas căută în nebunit o gaură de șoarece în care să se vâre și îi străbătu capela pe întuneric, lovindu-se de bănci și de scaune. Deodată căzu cât era de lung. În același timp se auzi în depărtare un foc de archebuză. Se agăță de un inel de fier peste care, dăduse bășbâind cu mâna, se sprijini de acest inel așa cum un înecat se agață de un pai. Tot încordându-se și făcând mișcări disperate din pricina spaimei, Croas observă deodată că lespedea în care era fixat inelul se ridica. Un fel de tunel îngust se deschise în fața lui. Se avântă în el. Întunericul era adânc, de plin. Unde ducea acea subterană? Croas alerga cu sufletul la gură. Pe neașteptate, fruntea îi se lovi de o piedică. Croas simți că ful lovit ca de o măciucă, căzu și-și pierdu cunoștința. Între timp, Picuic își continua fuga și, nu mai ajungând la moară, observă dispariția camaradului său. Fricosul a șters-o. Ah, Croas, tu ne terfelești obrazul!" Și fiindcă Picuic nu vroia să fie considerat și el necinstit, îi povesti lui Pardaion despre Croas că acesta se ascunsese la capătul potecii pentru a încerca o diversiune. Cavalerul luă pe dată măsurile de cuvință și adună toată lumea în odaia cea mare, adică pe morar, pe cei trei lucrători ai morii, pe cei zece catârgii, ceea ce, socotindu-i și pe ducele de angulem cu picuic precum și pe el însuși, ridica la 17 numărul apărătorilor mori. În ce privește pe cele două sau trei femei aflate la moară, ele s-au închis într-o încăpere ce dădea spre o goare. Domnul Peretti supraveghea din ochi toate mișcările cavalerului. Pe figura lui se mai citea doar o ultimă ezitare. Pardagnon își scoase afară trupa. Răsunau pașii oamenilor lui de ghiz care urcau poteca. Curând li se deosebiră umbrele nelămurite. Să fie oare tânărul acesta un trădător?" gândea Peretti. Este cumva Pardagnon un trimis al lui de ghiz? Am să aflu eu într-un moment." Soarta mea și a regatului Franței se află acum în mâinile acestui necunoscut. Dacă eu un trădător, milioanele mele sunt ca și în buzunarul lui de ghiz. De ghiz devine rege, iar, iar eu, poate, prizonier. Îngândurat, se duse să se sprijine de vitraliile ferestrei. Toate luminile fusese răstinse. Într-o clipă voi afla, murmură domnul Peretti. Ia să mă gândesc, dacă acest pardaniu mă trădează, dacă de ghiz intră aici, ce am să-i spun? am să-i spun... O pocnitură puternică răsună pe neașteptate. Fulgerul unei descărcări de arme brăzdă întunericul, iar de pe potecă se auziră urletele răniților și larma retragerii grăbite a supraviețuitorilor. Și-au luat porția!" rosti liniștit Pardaiu. Reîncărcați-vă în tihna armele! Vor avea nevoie de o jumătate de oră ca să se sfătuiască și să-și revină din uluială!" Domnul Perete auzi aceste cuvinte, iar chipul său se lumină. Nu e un trădător, își zise el. Cu siguranță că de ghiz nu va pune mâna pe banii mei. Bearnezul va fi rege. Deschise repede ușa și îl chemă pe cavaler. Nu vă temeți de nimic, zise Pardaiu apropiindu-se. Nu mi-e frică, domnule, dar ai spus că fără îndoială, înainte de o jumătate de oră, nu se va mai repeta niciun atac? Ei bine, a venit momentul să urmăm minunatul sfat pe care mi l-ai dat în cursul zilei, adică de a-i expedia la repezeală pe cei 30 de catâri. Mă tem numai... Da, vă temeți că domnul de ghiz găsind moara goală să nu trimită pe urmele lor o puternică companie de călăreți ai căror cai vor ajunge curând din urmă catării. Chiar așa, nobile prieten, îmi dai voie, nu-i așa să te numesc astfel? Deoarece mi-ai făcut un serviciu, vezi, eram răspunzător. Și încă în fața cui, chiar în fața sfântului nostru părinte, santitatea sa va afla tot ceea ce datorează cavalerului de Pardaino. Dar iată-mă tare încurcat, dacă voi fi urmărit, va trebui... Va trebui, interveni Pardaino, ca trupa ducelui să fie oprită în fața morii până dimineață, pentru a vă permite să vă îndepărtați. Ei bine, plecați deci, mă angajez să țin în loc dușmanul până mâine dimineață. Cum? Dumneata singur vei izbuti să oprești această ceată bine înarmată, deoarece ți-o spun dinainte că morarul și ajutoarele lui vor trebui să mă însoțească. Bă, nu am eu căci toți acești domni seamănă a morari cum seamăn eu cu papa. Domnul Pereti tresări. Îi semen poate mai mult decât îți închipui. Tinere, nu dorești nicio răsplată și văd după înfățișarea dumitale că e zadarnic să insist. Dar ia acest inel și poate că în anumite împrejurări, Va putea fi mai de folos decât o avere. Odată cu aceasta, domnul Pereti strecură repede un inel în mâna lui Pardanion, iar fără a-i da prea multă importanță, cavalerul îl trase pe unul dintre degete. Zece minute mai târziu, cei treizeci de catâri încărcați cu prețioșilor saci ieșeau prin spatele morii și porneau la drum. Domnul Pereti îi urma călare escorta de morar și de muncitorii preschimbați în militari. Caravana, ajungând în scurt timp la vil Evec, cel ce părea șeful însoțitorilor de Căteri, se apropie cu pălăria în mână de domnul Pereti și îl întrebă: Luăm, bineînțeles, drumul Italiei? Nu, domnule Conte, răspunse domnul Pereti. Vă îndreptați spre La Rochelle. Pardainho, Charles de Angulem și Picui că singuri singuri în locuința Morarului. Moara propriu-zisă se ridica în stânga acestei locuințe, cu care comunica printr-o scară de lemn, care de la parter ducea până la etajul unde funcționa piatra de moară și de unde se puteau pune în mișcare aripile cele mari împinse de puterea vântului. De la acest etaj al morii, printr-un simplu kepeng care dădea spre o scăriță, se putea coborâ la etajul de jos unde se aduna făina. Pardaion trecu la iuțeală prin toată locuința și moara, luând cunoștință de diferitele ei amănunte. Iată cartierul nostru general, zise el arătând locuința, și iată linia noastră de retragere, adăugă el arătând scara care ducea la moară. Ne vom bate, deci? întrebă Picuic. Alarmă! strigă Pardaion. Într-adevăr, trupa lui de ghiz apăruse în momentul acela pe colină. Pardagnon deschise fereastra și strigă... Atenție, domnilor, cine sunteți? Ce doriți? Dar voi cine sunteți? Se auzi în noapte un glas poruncitor. Eu, monseniore duce, răspunse Pardagnon, recunoscând vocea lui de ghiz, sunt morarul acestei frumoase mor pe colină. Cu ce v-aș putea fi de folos? Morar sau nu, răspunse ducele, ai tras -a din asupra oamenilor mei care urcau poteca fără altă intenție decât de a patrula. În consecință, te previn că vei fi spânzurat de grinda cea mai de sus, în afară de cazul că ai ieșit pe moment de acolo. Atunci, vi s-ar dărui viața tuturor. Îmi va fi îngăduit, monseniore, să iau cu mine și cei 30 de saci plini cu aur pe care i-ați jefuit dumneavoastră? Ieșiți! urlă ducele furios, predați-ne localul sau vă vom asalta! A, ah, monseniore, dacă amenințați, vom fi obligați să ieșim de aici și să vă nimicim pe toți. De ghiz care tocmai voia să dea un ordin să opri brusc. Sunt poate o sută acolo înăuntru, îi spuse el lui Mainville. Pardaiu a auzit și strigă. Suntem trei, monseniore. Ei bine, să aflați că ducele de d'Angulem vă așteaptă cu nerăbdare la întâlnirea pe care i-ați promis-o. Se mai află aici și cu mătrul Picuic, saltimbanc de meserie și în sfârșit, servitorul dumneavoastră, cavalerul de Pardaion. Apoi închise liniștit la loc fereastra. Bine, atunci, la revedere, urlă de ghiz, palii de mânie. Începu să împartă ordine cu forțele de care dispunea, formă un cerc larg de supraveghere în jurul colinei. Fiecare om avea ca misiune să supravegheze, dar să nu se bată. Trebuiau să anunțe mai ales dacă s-ar încerca să se scoată din moară orice bagaj care ar semăna cu niște saci de grâu. Apoi trimise un sergent la Paris. După două ore, sergentul se întoarse, spunând că ordinele ducelui vor fi executate, adică va fi trimisă acolo o trupă de o mie de archebuzieri. În timpul acestor două ore, Pardanion și tovarășii săi se să baricadase răstrașnic. Moreve tremura de bucurie. În sfârșit punea mâna pe dușmanul atât de temut. El spuse duce lui: Monseniore, mi-ați promis 200.000 de mii de livre din prada pe care o veți obține? Vreau să vă propun un schimb. Păstrați cele 200 de mii de livre și dați-mi-l mie pe omul care va a vorbit cu atâta obrăznicie. Te înțeleg, Moreve, răspunse de ghiz, îl urăști pe acest om, dar și eu îl urăsc. Am cu el o veche răfuială pentru o întâmplare de la Palatul Colinii. Dar dacă te vei mulțumi numai cu o sută de mii de livre, ceea ce este de asemenea o sumă frumoasă, ai putea avea permisiunea să asiști la întâlnirea pe care o voi avea cu Pardagnon în momentul când îl vom prinde în vizuina lui. Pe naiba, monsenior, e scumptare, dar va fi chiar atât de frumos? Ți-o jur, răgnit de ghiz. Sfârșitul capitolului 19 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 20, Atacul morii În timp ce de ghiz aștepta întărirea cerută de o mie de oameni și făcea cu Moreve acele glume macabre, Manville și Bussy Leclerc se apropiau târâși de moară, hotărât să afle numărul adevărat al celor asediați. Acolo totul era tăcut și întunecat, doar o fereastră a locuinței era luminată. Cei doi oameni se îndreptară deci spre scara mori și curând ajunseră la etajul unde se găsea mecanismul ei. În câteva minute, cu era rămoara și se convinseră că nu era nimeni în ea. Voiau tocmai să coboare când Mainville observă un fir subțire de lumină la piciorul unui zid, la apucă de braț pe busile clair și șopti la ureche. Există aici o ușă de trecere. Se apropiară de palida rază de lumină cu gândul nu de a deschide, ci de a asculta dar atingând ușa, Busile Leclerc își dădu seama că era numai împinsă. Cu multă grijă o trase spre el. Ușa se deschise fără zgomot. Cei doi oameni se aplecară peste capul scării și putură vedea atunci toată încăperea. sărire de uimire aveau sub ochii lor un spectacol neobișnuit. Așezați la o masă, cavalerul de Pardagnon și ducele de Angulem, Mâncau cu multă poftă o șuncă frumoasă, în timp ce o tocătură și aștepta rândul, iar picuic le turna de băut. De-a lungul unui zid erau înșirate o duzină de archebuze, toate încărcate. Pe o masă învecinată erau înșirate mai multe pistoale. În timp ce mâncau și beau, Pardagnon și Charles continuau o convorbire începută. Ne vom duce chiar mâine dimineață să vizităm mănăstirea aceea," va trebui ca țigan ca să vorbească și vom afla în sfârșit ce este cu frumoasa dumitale Violeta. Hai, înveselește-te, prințe! Așadar, Pardaiu," zise ducele de Angulem, crezi că această saizuma știe mai multe decât a vrut să spună la început? Sunt sigur, răspunse Pardaiu, iar meșterul Picuic, care a trăit mai mult timp alături de ea, o să-ți spună. Ia te uită, ia te uită! Aceste ultime cuvinte fură pronunțate de cavaler în clipa când se răsturnase pe spătarul scaunului său pentru a privi mai bine culoarea vinului pe care avea să-l bea. În această mișcare, capul lui se ridicase și dădu cu ochii în capul scării de lemn de Mainville și Bussy Leclerc. Pardaion începu să râdă și arătă pe cei doi oameni lui Charles care își trase spada. Domnilor, li se adresă Pardaion, dacă vă trage inima, vă poftesc. Mainville și Busile Leclerc erau curajoși. N-aveau în fața lor decât trei oameni. Avură același gând să pună mâna pe Pardaion și pe cei doi însoțitori ai lui și să-i ducă legați fedeleși ducelui de ghiz. Se ridicară, salutară, iar Mainville spuse politicos. Domnule de Pardaion, am ciocnit cu plăcere un pahar cu dumneavoastră dacă ați voi să-i urați sănătate domnului duce de ghiz și să veniți după aceea la el împreună cu noi." Charles vrut să se repeadă, dar Pardaniu îl ținu. Domnule de Mainville, îi răspunse el, aș ciocni cu plăcere în sănătatea stăpânului dumitale, dacă nu mă aș teme că îl supăr pe domnul de Angulem, aici de față, și care, nu știu din ce cauză, nu-i poate suferi pe Loren. Cât despre ideea de a vă însoți la ducele de ghiz, este și mai puțin realizabilă, deoarece noi n-am terminat încă cina. Suntem foarte mâhniți că vă vom întrerupe cina, răspuns atunci Busi Leclerc. Rostind aceste cuvinte, cei doi oameni se năpustiră cu spada în mână, iar Busi Leclerc îi dădu lui Picui cu asemenea lovitură în cap cu mânerul spadei, încât bietul de el căzu leșinat. Pardaiun se repezi la piciorul scării, tăindu-le astfel orice retragere. Toate se petrecură doar în câteva clipe. Mainville era în gard în fața ducelui de Angulem, tot așa ca Pardaian în fața lui Bussy Leclerc. În aceeași clipă, spadele lor se încrucișară. Bussy Leclerc dădu la rând două sau trei din loviturile lui favorite, spre marea lui uimire ele fură parate de cavaler. Atenție, domnule, te ucid!" urlă Bussy Leclerc, fandând adânc la o lovitură din față. Bravo, prințe!" strigă Pardaian, care nici nu răspunse amenințării și pară cu iuțeală lovitura. Împingeți așa! Fandați! Adânc! Atins!" Mainville, lovit la braț, apucă spada cu mâna stângă și-l atacă furios pe Charles, în timp ce busile Claire, înnebunit de mânie în fața disprețului adversarului său, îi trimitea lui pardaion lovituri cunoscute până atunci ca mortale. Haide, haide, uite l că obosește!" spunea Pardaniu, adresându-se lui Charles, ca și cum busile Claire nici n-ar fi existat. Nu-l omorâi ce dracu, am o idee! Leagă-i spada, bun! Aha, dezarmat, ține-l bine! Acum leagă-l zdravân! Ce o să mai râdem?" Într-adevăr, în clipa aceea, Charles îl dezarmase pe Mainville, care, alunecând pe podea căzuse într-un genunchi, îi propti vârful spadei înberegată și îi spuse Te predai, domnule?" Mă predau, răspunse Mainville, îngălbenit din cauza sângelui pierdut, dar și mai palid din cauza rușinii și a furiei. În momentul acela, Picuic, trezit din leșin, se ridică, se repezi spre Mainville, apucă un colac de frânghii cu care erau legați saci de grâu și în câteva clipe îl legă așa cum trebuie. Numai după aceea, Pardaniuon se uită la adversarul său, care spumegând, sărea în jurul lui și zise Ei, ce mai spuneți, scumpe domn? Spuneam, urlă Bussy Leclerc, cam să te țintuiesc de zidul ăsta. Parda Iun, cu o mișcare scurtă, devie spada, al cărei vârf îi zgârie pieptarul. Vorbeai de țintuit? Răspunse el. Într-adevăr, mânuiești spada ca un cui. Uite, am să-ți dau acum o lecție. Privește atent. Mizerabile! Răgni Bussy Leclerc. În secunda aceea, spada-i sări din mâini și se opri la zece pași de ei. Voi să alerge să o ridice, dar se lovi de picuic, care îndreptase un pistol asupra lui. visile Leclerc încrucișe brațele plecându-și capul. Nici nu-și dădu seama când Pickwick îl legase mai întâi de picioare, apoi îi legase și brațele, pentru ca apoi să-l ducă și să-l întindă lângă Mainville. Să îi sprăvim de cinat, zise Pardaniu, care își vârâse spada înapoi în teacă și se așezase la masă. Ei, drăcie, meștere, Epicuic, la ce te gândești? Paharul meu e gol. Cred, scumpe prieten, că e momentul să plecăm, zise atunci Charles d'Anguilem, care se apropiase de fereastră. Priviți! Pardaiun se duse să privească. În luminile zorilor ce se iveau, văzu la poalele colinei o trupă care se desfășura pentru asalt. Era un front lung de archebuzieri, flancați la stânga și la dreapta de un dublu șir de arcași. În depărtare, pe sub poarta Santonore se apropiau cete de civili cu suliți în mâini urlând. Dintr-o privire generală, rezulta că la răsăritul soarelui se vor găsi în jurul colinei patru sau cinci mii de oameni. Drace!" exclamă pardanion. E într-adevăr momentul să plecăm, dar deocamdată e mai ușor de spus decât de făcut." Totuși," interveni liniștit Charles, azi dimineață trebuie să mergem să o vedem pe țigancă. Mi-ai făgăduit, Pardaiu?" trebuie să plecăm. Vom pleca, răspunse Pardanyon. Dar ce strigă te asurzitoare? Ei, meștere Picuic, la treabă! ia în spinare pe domnul de Mainville, iar eu îl voi lua pe domnul Busile care e mai greu. Urlete înfricoșătoare se auzeau din rândurile armate asediatoare. La jumătatea urcușului, atacatorii se opriră. Așteptau în pușcăturile celor asediați și se mirau de tăcerea lor. Pregătesc o lovitură grozavă, îi zise de ghiz lui Moreve. Dar Mainville unde e? Unde e busi? Între timp, cel care era a cauza acestei agitații, închis în moară împreună cu cei doi camarazi, se pregătea calm de o apărare disperată. un făcuse găuri prin scândurile prost încheiate ale morii și instalase astfel toate archebuzele. Erau toate îndreptate spre dușman și ei nu trebuia decât să le dea foc. După aceea mai aveau și pistoalele. Afară, când soarele se ridică, de ghiz dădu deodată semnalul de atac. Se auzi o larmă uriașă și armata porni din toate direcțiile, dar aproape în aceeași clipă se opriră cu toții, iar pe colină și pe câmpie se așternu o mare tăcere în fața unui spectacol nemaipomenit. Din moară ieșeau trei oameni care îl duceau pe un cal pe al patrulea strâns legat, Într-o clipă omul acela fu fixat de extremitatea uneia din aripile mori. E, eh, Mainville!" răgni de ghiz îngrozit, înlemnit de uimire. Cei trei asediați apucară îndată și pe un al doilea individ, tot bine legat și cu aceeași iuțeală traseră spre pământ aripa opusă și îl țintuiră de ea pe nefericit. Bucile clăr!" exclamă Moreve. Foc! Foc asupra acestor diavoli!" urlă de ghiz. O sută de archebuze traseră deodată. Împușcăturile durară câteva minute, cu riscul de a-i lovi pe cei doi nenorociți agățați fiecare de câte o aripă a morii. Dar când fumul de sen prăștie, Parda Ion fu văzut pe ultima treapta scării, salutând cu o largă mișcare a pălăriei, după care intră în moară și aruncă scara la pământ cu o lovitură de călcâi. În același timp, aripile morii începură să se învârtească. Cei doi nefericiți, când sus, când jos, când cu capul spre cer, când cu el în jos, urmau orbita nemiloasă a aripilor de moară, gâfâind de groază. Înainte! Înainte!" răgnise Ghiz turba de mânie. Din moară porni o răpăială puternică. Erau cele zece archebuze ale lui Pardanion, care fusese descărcate dar avântul fusese luat și, două minute mai târziu, în mijlocul unor țipete înfiorătoare, locuința morarului fu ocupată. Dar uimirea se transformă în delir. În locuință nu se afla nimeni. Fu scara care ducea la moară. Într-o clipă, 20, 50, 100 de oameni înarmați se năpustiră și ajunseră la etajul de sus al morii. Nimeni! Cei trei asediați coborâseră la parter quick înarmat cu ultimele două pistoale, iar pardaion și Charles cu spada în mână. Pardanion, ajuns jos, ridică două sau trei scânduri ale culmei pe care era zidită moara și le arătă drumul celor doi tovarăși care se strecurară înăuntru. Era ultimul refugiu. Aveau să moară acolo vânzându-și pielea cât mai scump. Pardagnon se strecură ultimul în gaură și puse scândurile la loc. Acum se găseau chiar pe pământ. Năvălitorii nu îndrăzneau să coboare la etajul de jos al morii. În cele din urmă, unul dintre ei, uitându-se și nevăzând pe cineva, o ceată de atacant, se repezi și ajunse pe podeaua pe care cei trei asediați tocmai o părăsiseră. Era sfârșitul. Într-un minut, în gusta deschizătură prin care ei se strecuraseră, va fi descoperită. Acesta a fost momentul când Picuic simți pământul fugindu-i de sub picioare și a avut impresia că va cădea. Se aplecă și pipăi cu mâinile în întuneric. Ele atinseră o lespede care se clătina. Picuic dădu un strigăt. Într-o clipă, Pardagnon și Charles înțeleseră despre ce era vorba și toți trei apăsară din răsputeri pe lespedea care îi va lăsa să treacă pe asediați. Cum stăteau în genunchi, gâfâind, apăsând pe lespede, auziră un glas lugubru și îndepărtat. A, lași!" striga glasul. Mi-a stupă ieșirea!" Stați, val, că vă nimicesc pe toți! Croas! urlă Picuic. E croas! Într-o secundă, lespede a fost mulsă și scoase la iveală o gaură căscată pe unde începea o scară de piatră mucegăită. Din această gaură a apărut capul livid, speriat, tragic și comic al lui Croas. De îndată, înainte ca Croas să-și fi revenit din uimire, cei doi oameni săriră în gaură fugind de-a lungul unui tunel îngust întunecat în care Picuic îl trase pe Croas. Zece minute mai târziu, ei ajunseră la cealaltă extremitate a subteranului, care dădea la bisericuța San Roc. Chiar în clipa aceea, asediatorii găsiră lespedea răsturnată și începură să coboare cu grijă scara de piatră. Cei patru oameni ieșiră din micuța biserică în modul cel mai pașnic din lume și se pierdure în mulțimea care se învârtea la poalele colinei cu ochii ațintiți asupra morii trecură neobservați în această aglomerație, unde nimeni nu-i cunoștea și se reîntoarseră răgrăbiți la Paris. Croas fu întrebat îndelung asupra împrejurărilor care l-au transformat într-un salvator neprevăzut. Tocmai mă băteam în capelă cu nu știu câți dușmani pe care îi pusesem pe fugă," răspunse el, când a apucat pe neașteptate de șapte sau opt urbați, am fost aruncat într-o gaură neagră unde am fost lăsat, fiind socotit mort. Când mi-am revenit, am auzit larma bătăliei și m-am hotărât să mă apropii de voi, domnilor. Atunci, domnule Croas, sunteți uimitor, exclamă Pardagnon zâmbind. Sfârșitul capitolului 20 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 21 Mănăstirea din Montmartre o lectică împodobită în interior cu perne de mătase și căptușită toată cu aceeași țesătură, trecuse tocmai peste podul Notre-Dame. Vrozece călăreți, îmbrăcați în costume de culoare închisă și bine înarmați, escortau această lectică. Cu ochii pironiți asupra lecticii, un om de statură înaltă și bine făcut, învăluit cu grijă într-o mantie, o urma de la distanță. Omul acela era meșterul Claude, fostul călău al Parisului. Lectica aparținea prințesei Fausta. Ea străbătu Parisul, trecut de poarta Montmartre și urcă cu asta aspră pe drumul care șerpuia sub umbra fagilor seculari. În sfârșit, se opri sub bolta mănăstirii Benedictinelor. Prințesa Fausta a coborât din lectică și, ca și cum sosirea ei ar fi fost așteptată, poarta a fost deschisă neîntârziat. Meșterul Claude se oprise în spatele unui copac. Apoi se întoarse, cercetă cu nerăbdare pantele colinei și, zărind în sfârșit, un om care urca încet, îi făcu semn să se apropie. Omul veni lângă Claude. Era prințul cardinal Farnes. Dintr-un soi de fatalism sau un suprem dispreț pentru viață, izvorât din deznădejde, Farnes de-abia se mai ascundea și nu se mai ferea deloc. Ia, e aici!" îi zise meșterul Claude, întinzând brațul spre mănăstire. Farnes aruncă o privire asupra escortei Faustei care descălecase și aștepta în fața porții. Bine, ești hotărât să acționezi?" întrebă el. M-am vândut dumneavoastră pentru un an," răspunse meșterul Claude cu o voce întunecată. Vă aparțin. Porunciți deci și voi asculta, dar nu uitați că după moartea tigroaicei dumneavoastră îmi veți aparține mie," mormăi el. Farnes ridică din umeri și spuse. Dacă nu mi-aș fi agățat viața de nădejdea de a-mi răzbunea fica, m-aș fi predat ție pe moment și te-aș cuvânta dacă mai scăpa de această viață. Nu trebuie deci să te tem că voi încerca să rup pactul care ne leagă. Bine, porunciți deci și eu mă supun, răspunse călăul. Să începem prin a intra în mănăstire. Apoi, pe departe, ascunzându-se după copacii bătrâni, ocoliră mănăstirea. Am arătat că mănăstirea se găsea într-o stare jalnică, părând că fusese părăsită de multă vreme. Grădinile, altădată atât de frumoase, nu mai erau acum decât o pădure de mărăcini. Grădina de zarzavaturi, așezată în spatele mănăstirii, mai era singura încă destul de bine îngrijită. Locuitorii acelor locuri ciudate, hrănindu-se îndeosebi cu legumele care creșteau acolo, această grădină de zarzavat, ca și restul mănăstirii, era împrejmuită cu un zid. Dar, din loc în loc, zidul acela, sub pașii unor misterioși vizitatori, apăruseră niște spărturi mari care se transformaseră în adevărate treceri deschise. Spre una dintre aceste treceri se îndreptă meșterul Claude, urmat de îngânduratul prinț Farnes. Nu departe se găsea un vechi pavilion cu o arhitectură elegantă, construit altădată de vreo stareță venită acolo să caute liniștea și singurătatea, dar care acum arăta ca o adevărată ruină. Claude împinse cu umărul poarta roasă de carii și apoi intrară. Așteptați-mă aici, zise meșterul Claude. Farnes în din cap și rămase nemișcat, în timp ce fostul călău se îndepărtă. Prințesa Fausta intrase în mănăstire. Cu toată forța de caracter de necrezută a acestei femei, pe chipul ei se vedea o tulburare nelămurită. Precedată de două maici tinere cu fețele mai curând sprințare decât pioase, Fausta a ajunse la primul etaj și, pe imensul palier de unde se deschidea un coridor lung, o întâlni pe starița Claudine de Beauvilliers, care se grăbea să-și întâmpine ilustra vizitatoare. Ea îngenunche scurt și Fausta ridică mâna cu primele trei degete îndepărtate, un semn misterios, binecuvântare ce putea fi dată numai de urmașii Sfântului Petru. Dar totul se petrecu atât de repede încât cele două maici nu observară nimic. Clodin se grăbi să meargă înaintea Faustei, arătându-i drumul și o introduse într-o odaie mobilată cu un lux pe striț. Pe o masă de marmură, cu colțurile îmbrăcate în argint, se afla tot arsenalul de perii, de cleștiuți, de borcane și flacoane, pomade și cosmetice, folosite pe atunci nu numai de femei, dar și de bărbați. Iar deasupra acestei mese, își întindea brațele un Cristos de aur. Stareța a un fotoliu încăpător, și când Fausta se așeză, ei puse sub picioare o perniță de catifea. Ea a rămase în picioare. Femeia aceea, țiganca, mai este încă aici? întrebă atunci Fausta. Da, doamnă, conform ordinelor dumneavoastră o supraveghem îndeaproape. Sanctitatea voastră dorește să o vadă? Fausta rămase câteva minute tăcută și îngândurată. Sanctitatea mea? Îngână Fausta după o tăcere. Ce bat jocură! 23 de cardinali adunați în conclav secret în catacombele Romei au declarat război lui Sixtus și iată că în fața faptelor au început să tremure. Suveranitatea mea pontificală este menită să fie exercitată pe ascuns în timp ce sufletul meu tânjește din răsputeri după lumina zilei. Ah, oh, Clodin, sufletul meu e plin de amărăciune mă numești sanctitate, dar când privesc în adâncul sufletului meu, nu văd decât o tânără speriată că natura s-a înșelat dându-i sexul nostru, mai speriată încă de a descoperi sub dorințele ei smintite slăbiciunea unei femei. Clodin ridică spre Fausta o privire compătimitoare. A, nobilă și strălucită suverană, murmură ea, Dumneavoastră care inspirați în același timp dragostea și respectul, vă văd copleșită de o îndurerare necunoscută. De ce nu pot muri ca să vă feresc, fie și de umbra unei suferințe?" Fausta, cu un gest plin de demnitate, o ridică pe stareță. Da," zise ea, ești cu adevărat un apostol, Clodin. Dacă trupește ai slăbiciuni, sufletul tău însă este tare. Ești singura care m-a înțeles." Ascultă, deci. La un semnal al faustei, Clodin de Beauvilliers, stareța benedictinelor din Montmartre, se așeză și ascultă. Sfârșitul capitolului 21 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 22 Inima Faustei Domnia pontificală a Jeanei poate fi doar un vis, continuă Fausta, ca și cum ar fi vorbit pentru sine – ce lege interzice unei femei să ocupe tronul lui Petru? Nu există oare sfinte așa cum există sfinți? Clodina asculta atentă cuvintele neobișnuite. Adresându-se mai direct stareței, Fausta urmă. Deci, 23 de cardinali, sătui de tirania lui Sixtus, au hotărât să ridice o altă biserică în fața bisericii acesteia, un alt tron în fața tronului său. De atunci s-au scurs trei ani. Locuiam pe atunci la Roma, în palatul în care a trăit bunica mea, Lucreția. Sângele familiei Borgia clocotea în vinele mele. Bogată, frumoasă, iubită, singură pe lume, palatul meu era plin de nobili și prinți ai bisericii. Dar singura mea bucurie era să recitesc în fricoșătoarea legenda a neamului Borgia, strămoșii mei. Astfel am simțit în mine spiritul larg al lui Alexandru Borgia, înflăcărarea de cuceritor a lui Cezar Borgia și inima Lucreției Borgia. Vroiam să întrunesc în ființa mea ceea ce au fost ei trei la un loc. Da, făceam acest vis mai auzit când l-am întâlnit pe Farnes. Pe el l-am cucerit primul. El a fost primul care m-a părăsit. Cum, doamnă, cardinalul Farnes? Într-o seară, zise Fausta mai departe, fără să răspundă, Farnes veni să mă caute în palatul meu. El îmi cunoștea visele și îmi purta un soi de admirație. În seara aceea am ieșit să ne plimbăm prin Roma și am pătruns în catacombele ei. Ajuns la o mare răscruce luminată de torțe, i-am văzut pe cei 23 înveșmântați în mantile lor. Iată-o pe aceea de care v-am vorbit, zise Farnes. Iată-o pe aceea ce ne poate salva. Atunci, cei 23 și trei mă înconjurară. Nu m-am cutremurat în fața celor întrevăzute în acea clipă și am primit propunerea lor. Îndată, unul dintre ei, cel mai bătrân, mi-a pus în deget acest inel. Fausta întinse mâna și arătă inelul. Am încercat să acționez," continuă Fausta, am răscolit Italia și aproape toți episcopii sunt gata să mă recunoască. Am dat peste cap Franța." fiindcă regele, la primele avansuri ale lui Farnes, a ridicat din numeri. L-am gonit pe acest rege și i-am făcut să fie ales un altul. Mi se pare, zise timid Clodin, că evenimentele se desfășoară potrivit planului dumneavoastră. Iată ceea ce mă dezorientează. Aparențele depășesc prevederile mele, dar în spatele acestor evenimente se află altele care mă frânează. Cardinalii conclavului secret se tem Farnes m-a părăsit. Dar de ghiz? De ghiz? De s-a împăcat cu ducesa. Deși aveam o mare influență asupra ei, mi-a scăpat. Am trimis-o acasă sperând că va avea destul îndrăzneală să se prezinte din nou la palatul lui de ghiz și atunci a avut îndrăzneala pe care i-am presupus-o, l-a întâlnit pe soț, dar acesta a iertat-o. Claudine de Beauvillier își reținu un zâmbet. Deghiz, reluă Fausta, deghiz care trece drept tipul desăvârșit al omului energic și violent. Deghiz nu este minunat decât în luptă, dar odată dezbrăcat de cască și de cuirasă, întrezăresc în deghiz ceea ce este el în realitate. O statuie frumoasă care are uneori câte un gest violent, dar care nu e în stare de o gândire înaltă, nici de o hotărâre fermă. Da a iertat-o pe ducesa de ghiz și faptul m-a derutat. A lăsat să iasă din oraș 3000 de oameni pe care Crion i-a dus lui Henri de Valois. A vorbit cu Caterina de Medici și câteva cuvinte ale bătrânei Florentine au fost de ajuns ca să se prăbușească întregul eșafodaj al hotărârilor pe care reușisem să le sădesc în acest creier slăbănog. În sfârșit, fiind lipsit de bani, îi se prezintă prilejul de a pune mâna pe tezaurul care să-i permită cucerirea regatului. N-avea decât să-l culeagă, dar, la moara de pe colina saint roc, s-a lăsat păcălit de un copil. Fausta închise ochii și murmură. E adevărat că în piața Greve și la colina Saint-Roch de ghiz a întâlnit un potrivnic puternic. De ce oare ducele de ghiz n-are sufletul unui pardaion?" Apoi, ca și cum taina pe care o păstra în inimă ar fi năbușit-o, spuse mai departe cu o voce aproape tremurătoare. Adevăratul cavaler al aventurilor eroice nu este un deghiz cu armura strălucitoare sau cu pieptarul de satan. L-am văzut eu pe adevăratul cavaler. Cine e? O, oh, ce n-aș da să-l cunosc mai bine, să pătrund în viața lui, să înțeleg gândurile, să fiu în sfârșit. Fausta se opri deodată, Chipul ei păli, iar unghiile ei se înfipseră în podul palmei, în sforțarea pe care trebuie să o facă pentru a-și domina emoția, dar Clodin văzuse, auzise și ghicise. Sunt nebună!" murmură Fausta. Eu n-am inimă!" De ce, suverana mea?" exclamă Clodin, fremătând. Regina tot puternică, de ce nu ați fi și femeie?" Pentru că," răspunse Fausta, recăbătându-și toată prestanța, nu vreau să fiu stăpânită de un bărbat. A, doamnă, dragostea e un stăpân atât de plăcut de îndurat. Dragostea, bolborosi Fausta tresărind, ea plecă fruntea și o lacrimă fierbinte îi se opri pe pleoape, dar lacrima se uscă și când își înălță capul chipul ei își regăsise toată seninătatea. Iată deci care e situația, continuă ea simplu. De ghiz dat înapoi cu 10 ani în aceste câteva zile, iar Farnes, piatra unghiulară a edificiului meu, Farnes îmi scapă. Să vedem așadar pe această saizuma, pentru că îmi spui că ai descoperit stareța bătut din palme. Se deschise o ușă și apăru o călugăriță. Să fie adusă țiganca, porunci Clodin. Sfârșitul capitolului 22 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 23, Spectrul Meșterul Claude, lăsându pe prințul Farnese în pavilion, se îndepărtă străbătând grădina de zarzavat. Claude cunoștea fără îndoială ciudatele obiceiuri din această mănăstire deosebită. Părea că nu se ferește deloc, trecând prin grădina de zarzavat, ajunse sub o boltă și acolo întâlni o fată tânără și frumoasă într-un costum laic, puțin cam despuiat. Iar această tânără, cu un zâmbet nerușinat, cu privirea impertinentă, era tot o călugăriță. Ea se opri hotărâtă în fața meșterului Claude și cu un glas mângâietor îl întrebă. Frumosul meu cavaler face desigur parte din escorta care s-a oprit în fața porții? Într-adevăr, fac parte din suita prințesei și am poruncă să o caut. Ca să ajungeți la stareță, urmați-le pe cele două maici. Cele două maici erau îmbrăcate în călugărițe. Mergeau încet, cu capul plecat și brațele încrucișate, căci în mănăstirea aceea se mai găseau câteva maici rămase neîntinate. Între cele două femei pășea cu țiganca cu mască roșie, Saizuma. Claude le lăsă să treacă și începu să le urmeze. Cele două călugărițe bătură la o ușă care se deschise. Atunci ele o apucară pe Saizuma fiecare de câte o mână și intrară. După câteva clipe, ele ieșiră singure și se îndepărtară încet. Atunci meșterul Claude se apropie de ușă, dar acolo se opri și șterse fruntea cu ambele mâini, Ușurința cu care se putea îndrepta spre îngrozitorul eveniment îi producea o anumită neliniște pe care n-ar fi resimțit-o dacă ar fi trebuit să treacă printr-o mie de primejdii. Claude zări la câțiva pași o ușă întredeschisă. Se duse într-acolo și ajunse într-o încăpere strâmtă, nemobilată, unde domnea semintunericul. Oprit în această singurătate, Claude, cu brațele încrucișate, începu să se gândească. Ce căuta el acolo?" Venise să o moare sau cel puțin să răpească o femeie pe care se-i opredea prințului Farnes. Era însuflățit de o ură turbată împotriva Faustei. Ucigașa fiicei lui trebuia să moară, dar i se părea că unele amintiri se zbăteau în străfundul memoriei. Țiganca aceea care merge între cele două călugărițe are o ținută pe care o recunosc, gândi meșterul Claude. Se frământă îndelung cu privire la aceasta, uitând în clipa aceea de Farnes și de Fausta. Apoi se hotărâ. Cele două maici care o conduceau pe Saizuma intrară la stareță. Doamnă," zise una dintre ele, pe teritoriul comunității noastre au mai intrat doi bărbați." Din păcate," răspunse Clodin, zidurile bietei noastre mănăstiri au căzut în ruină. Cum am putea oare opri incursiunile amaleciților?" Duceți-vă și rugați-vă, surorilor, rugați-vă! Răspunsul acesta fățarnic îl dădu Clodin pe tonul unei cuvioșii îndurerate. Cele două maici se înclinară și ieșiră. Fără oială că Fausta cunoștea obiceiurile speciale din această mănăstire, căci nu păru deloc mirată. Numai că, după ce călugărițele s-au retras, i-a spuse... Este aproape ziua, doamnă stareță, când îți vei putea reconstrui templul care adăpostește pe aceste tinere sfinte. Nu uita că mănăstirii îi este asigurat un venit de o sută de mii de livre din ziua în care planurile noastre vor fi binecuvântate de Dumnezeu. Ochii Clodinei sticliră. Fausta se și întoarse spre Saizuma și o privea în tăcere. Țiganca se apropie de ea, îi luă o mână și o întrebă cu un glas strident. Vreți să vă cunoașteți viitorul? Nu, răspunse Fausta, dar dacă vrei,-l voi spune pe al tău, deoarece știu să citesc în palmă întâmplările trecute. Saizuma privi cu mirare femeia care îi vorbea cu o blândețe care îi topea inima și cu o autoritate care o subjuga. Întrebă: Cine ești? Ești și tu din Boemia ca și mine? Poate răspunse Fausta, dar pentru că eu îți vorbesc cu chipul descoperit, n-ai putea să-ți scoți masca? Masca mea e roșie, dar dacă o retrag se va vedea obrazul meu stacojiu de rușine. Toți cei care s-au aflat în catedrala din piața grev m-au văzut. Sau poate ți-e frică să nu fii recunoscută de călău? Adăugă ea, urmărind efectul cuvintelor ei. Călăul nu e nimic, rosti Izuma. Nu mi-a făcut niciun rău, el nu mi-a zdrobit inima, cel de care mă tem este șarlatanul care mi-a ucis sufletul. Numele șarlatanului? întrebă Fausta urmărind cu o atenție pătimașe impresia spuselor sale. Se află aici, răspunse Saizuma ducându-și mâna la piept. Nimeni nu-l va afla. Ei bine, eu îl știu. Saizuma pufni în râs. Fausta îi apucă mâna, o deschise, aruncă o privire asupra ei și zise cu un glas poruncitor. Liniile palmei tale mi-au arătat viața ta trecută. Saizuma își trase repede mâna și o închise cu tremurată de groază. Știu că inima ți-a fost trivită de episcop la piciorul unui altar, cel pe care îl iubeai, Jean de Kervilie. Saizuma scoase o strigă de disperare și se prăbuși în genunchi. Ea e, e chiar ea, murmură Fausta. S-a plecat spre țigancă ca să o ridice, dar în momentul acela ușa se deschise și Fausta îl văzut intrând pe meșterul Claude. Ea nu se cutremură. Pe cine cauți aici?" îl întrebă ea cu aroganță. Pe dumneavoastră," răspunse Claude. Vorbește, deci." Cererea mea e simplă, doamnă. Vroiam să vă rog să mă însoțiți până la vechiul pavilion aflat în spatele grădinilor mănăstirii. Și dacă aș refuza călăule?" Dacă ați refuzat, doamnă, aș fi obligat să vă ucid pe loc. Stăpânul meu, și i spun stăpân pentru că acum îi aparțin trup și suflet, mi-a poruncit să vă duc la el în pavilionul acela. Vă voi duce vie sau moartă. Clodin, în fața acestei scene neașteptate, se albise de spaimă. Fausta își păstra ca întotdeauna admirabilă ei înfățișare de maestate senină. Și care e stăpânul tău?" întrebă ea. Monseniorul Cardinal Farnes," Fausta să ri puternic. Te urmez, răspunse ea. Claude, mirat de lipsa de opunere, nu lăsă să se vadă acest lucru nici prin vorbă, nici prin gesturi. Fausta, cu un semn, o liniști pe Clodin. Apoi, aplecându-se spre Saizuma, o ridică și i la ureche cu o expresie de milă nețărmurită. Vii, o sărmană femeie și nu vei mai suferi. Meșterul Claude, cu pumnalul în mână, deschise ușa. Fausta a trecut sprijinindu-se de brațul Saizumei sau mai curând târând o Stareța a voit să urmeze, dar Claude închise ușa cu cheia spunând: Rămâneți aici, doamnă! În plus, să știți că dacă strigați după ajutor, distrugeți și singura șansă de salvare ce i-a mai rămas prințesei Fausta. Clodin rămase deci închisă în cameră pe jumătate leșinată de groază. În ce-o privește pe Fausta, ea pășea liniștită. Claude venea în spatele ei. Când ajunse în josul scării, Fausta se întoarse spre călău. Condumă, îi spuse ea. Mergeți drept în fundul grădinii, răspunse Claude, și nu uitați că la primul strigăt, la prima mișcare, vă ucid. Fausta porni și ajunse la pavilion unde intră. Claude intră după ea și închise ușa. Farnes, fundat în gânduri, nu auzi scârțitul ușii. Claude se îndreptă spre el. În clipa aceea, Fausta o împinse pe țigancă într-un colț mai întunecat și șopti la repezală. Dacă vrei să scapi de suferința care ți încătușează viața, de când ai fost rădată de Jean de Kervilie, rămâi aici tăcută. Îndemnul fusese de prisos, țiganca îl văzuse pe Farnes și toată ființa ai fost guduită de un fior adânc. Omul negru din piața grev, murmură ea. Fausta se îndreptă grăbită spre marginea opusă a încăperii, se așeză într-un fotoliu vechi și așteptă. Claude l-a atinse pe Farnes. Monseniore, spuse el, ea este aici. Ea? Care ea? gâfâi Farnes sărind în picioare. Aceea care va ucis fica pe care noi am condamnat-o, aceea ce va muri, iată. A, da, bolborosi el, Fausta, e chiar Fausta, constatarea sună ca o ușurare. Călău!" se adresă el acestuia cu un glas liniștit. Așteaptă afară! Când te voi chema, vei executa sentința!" Claude se înclină cu supunere și, ieșind, se așeză pe pragul de piatră. Farnes o privi pe Fausta în tăcere timp de câteva clipe. Doamnă!" spuse el în cele din urmă. Iată-vă în puterea mea! Trebuie să vă previn că am intenția să vă omor, așa cum se omoară o fiară sângeroasă. Ce aveți de spus?" Cardinale!" răspunse Fausta te afli în stare de rebeliune împotriva proprii tale suverane. Aș fi putut cu un singur cuvânt să-l arestez pe călăul trimis, dar am vrut să văd până unde vei merge cu îndrăzneala. Iată de ce mă aflu aici. Să știi că voi ieși din această clădire fără să te fi atins de un fir din părul meu." Un moment furat de acest glas autoritar, cardinalul fusese gata să-și plece capul, dar încordându-se continuă. Nu vă poate salva decât un singur lucru pe lume atunci când m-am târât la picioarele voastre, când v-am strigat că această sărmană nevinovată era fica mea, credeam că mă mai adresez suveranei mele, dar am văzut atunci că n-aveați în suflet decât îndrăzneala și numai Ia vă era tăria. An de zile v-am fost devotat orbește. Pentru dumneavoastră am devenit criminal crezând că lupt pentru binele noii biserici. Când v-am cerut fica înapoi, mi-ați răspuns. A murit. În clipa aceea v-am condamnat. Nimic nu vă mai poate deci salva astăzi, afară numai dacă îmi veți dovedi că fica mea nu e moartă. Cardinalul pironi o privire aprinsă asupra Faustei. O ultimă speranță îl făcea să mai freamăte. E moartă, răspunse Fausta necruțătoare. Am vrut să văd dacă dumneata, primul meu discipol, era atât de eliberat de slăbiciunile omenești, încât să-ți sacrifici și fica sfintei noastre cauze, căreia îi datorai până la ultima picătură de sânge. Dacă le-aș fi văzut așa cum speram, Farnes, de câte n-aș fi fost în stare și ce minunată răsplată aș fi găsit pentru dumneata, cine știe dacă o minune nu ți-ar fi înapoiat-o pe aceea pe care o plângi. Visuri nesăbuite, zise el surd, să nu nădăjduiți, doamnă, că veți scăpa de sentință, legânându-mă într-o speranță copilărească. Odată cu aceste cuvinte, cardinalul făcu o mișcare ca și cum ar fi vrut să cheme călăul, dar Fausta se ridică în același timp. Ea păși atât de luminoasă în seninătatea ei, atât de înfricoșătoare în mărăția ei, încât cardinalul se opri și fu deodată copreșit de o groază tainică. Deoarece rebeliunea te osândește, zise ea glacial, și n-ai vrut să încercăm miracolul bucuriei, ei bine, îndeplinească-se deci miracolul disperării, Trăiește cu aceea care este moartea sufletului tău. Ce vrei să spuneți? Bâlbâi Farnes. Întreabă-te pe tine însuți. O crezi moartă de 16 ani. Privește. Cu o mișcare fulgerătoare smulse masca sa Lenor! urlă Farnes dând înapoi, în timp ce sa izuma înainta spre el. Cine mi-a rostit numele? întrebă țiganca. Farnes, livid cu ochii ieșiți din orbite, își ascunse fața în mâini, iar când Saizuma ajunse foarte aproape de el, căzu în genunchi. Se auzi glasul răsunător al Faustei. Adio, cardinale, te pun azi față în față cu Lenor de Montagu, iubita ta. Ferește-te ca într-o zi să nu te pun față în față cu spectrul ficei tale." Dar Farnes nu mai auzea. Nu vedea decât pe Saizuma. Lenor, arătarea. Fausta se îndreptă spre ușe fără a grăbi pasul. Acolo îl găsi pe Claude așteptând. Văzând-o cum pleacă, el nu-și credea ochilor de uimire. Cu o săritură călăul pătrunse în cameră, alergă la Farnes și o văzu atunci pe Saizuma plecată peste cardinal. Mama Violetei!" murmură el încremenit. Claude se dădu câțiva pași înapoi, speriat, aproape îngrozit de neașteptată apariție a aceleia pe care o dinioară, într-o dimineață de noiembrie, trebuia să o execute în piața grev. Atunci, după înfățișarea lui Farnes, iubitul Lenorei, el înțelese de ce Fausta putuse să iasă atât de nestânjenită din odaia aceea unde ar fi trebuit să moară. Ura lui, care o clipă făcuse locui mirii, reveni și mai arzătoare. Ei bine, șopti el, am să execut singur pe această femeie și se repezi afară pe urmele Faustei, dar aceasta ajunsese lângă escorta de sub marea poartă mănăstirii. De departe, Claude văzu lectica depărtându-se înconjurată de călăreți. Sfârșitul capitolului 23 Michel Zevaco, Fausta, capitolul 24 Sora Filomena Meșterul Claude se întoarse. O clipă se opri în fața pavilionului unde îl lăsase pe prințul Farnes. Mergând fără grabă, se gândea. Fausta știe că Farnes vrea să o moare. Ea a adus-o pe nenorocita de Lenor la cardinal. De ce? Avea o escortă destul de puternică pentru a pune mâna pe Farnes, dar a plecat fără să încerce ceva. Și pe mine, de ce nu m-a arestat? Claude trecu prin spărtura pe unde intrase cu cardinalul Farnes în timp ce cobora pantele abrupte, zări urcând patru oameni împărțiți în două grupe. Își continuă coborârea și se încrucișă cu primii doi din necunoscuți pe care îi salută cu respect. Ei îi răspunseră la salut, iar Claude își urmă drumul spre Paris. Tânărul senior pe care Claude nu l-a recunoscut și care i-a răspuns la salut mai politicos decât o făceau de obicei aristocrații, cu un simplu cetățean ca el, fusese Charles d'Angoulême. Era plin de speranță tânărul duce. Gura de aur aura lui Pardaniu îi repetase doar că o va revedea pe Violeta. Urca deci sprinte în pantele din Montmart, găsind natura încântătoare. Pardaniu, cel mai bun dintre prieteni, era convins că acolo sus o va găsi pe țiganca sa Izuma și că prin ea va putea afla scunzătoarea lui Belgoder, prin urmare și pe cea a Violetei. Cei patru oameni ajunseră la spărtură. Pardaniu trecu primul și, neobservând nimic anormal sau alarmant, îi făcu semn lui Charles care îl urmă numai decât. Îndată fură ajunși și de croas și picuic. În grădină, două călugărițe bătrâne săpau. Una din ele zări deodată pe cei patru nou sosiți și îi arătă cu un zâmbet amar și de lucru. Stăm bine!" zise ea. Acum au început să vină câte patru!" Iisuse, nu mai e mult și la mănăstire o să se cartiruiască o armată întreagă." Nici chiar așa, soră Filomena," făcu cealaltă maică, mai neîncrezătoare sau mai resemnată. Dacă tinerele noastre surori vor să se ticăloșească, asta le privește. Noi tot nu putem face nimic." se Hristoase," murmură sora Filomena, s-ar spune că vin spre noi. Ia te uită, soră, Maria Anj." Da, într-adevăr, vin spre noi." Hai să plecăm, sora Filomena!" Sora Filomena, cu o mișcare rapidă, își netezi fusta învechită și și împinse sub ceafă șuvițele de păr care zburau în vânt. Din potrivă," zise ea, să rămânem. Trebuie să vedem dacă vor avea îndrăzneala să nu ne respecte." Parda Ion și ducele de Angulem se îndreptau într-adevăr spre cele două maici. Sora Marinunj înfruntă privirile celor doi sosiți în timp ce sora Filomena își plecă rușinos ochii. Sora Marianș era o femeie grasă, micuță și durdulie, numai rotunjimi, cu o față roșcată. Sora Filomena, ascuțită și uscată ca un curmei de viță, fusese întotdeauna urâtă și de aceea era supărată pe întregul univers. Nu cunoștea nimic din viață și, în unele privințe, era de o naivitate copilărească. Pardaion își ridică pălăria politicos. Nu vă apropiați! Opriți-vă!" strigă Filomena. Pardaion, cum se cade, se opri la acest țipăt impresionant și rămase înmărmurit. La rândul lui, Charles d'Angulem salută și zise Doamnă, nu-mi vorbiți!" îl întrerupse bătrâna cu un gest de pudoare ofensată. Ce vreți de la noi? Vorbiți! Vă citesc pe chipuri intențiile necurate!" Atunci Pardaion fus cuturat de un hoho -ho de râs, care, cu toate necazurile acesteia, îl cuprinse îndată și pe duce. Ha, 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 ha! Pe toți dracii!" exclamă Pardaion. Arătăm noi ca niște mauri sau ca niște turci? Înfățișarea noastră este oare ca a unor care vin să violeze virtutea a două femei cu aspect atât de venerabil? Nu, doamnă, nu vă temeți de niciun act ne la locul lui. Venim numai să vă rugăm să ne dați o informație. Și ca să fiți și mai liniștite, am să vă spun că prietenului meu aici de față i s-a întâmplat o mare nenorocire. Iubește o fată, Oh, nu vă speriați, nu e o călugăriță, iar fata aceasta a fost răpită. Sărmane tânăr, murmură sora Filomena privindu-l cu atenție pe micul duce. Există aici o femeie, continuă Pardaniu, o țigancă pe care am dus-o chiar eu, până la poarta mănăstirii și căreia i s-a dat o binevoitoare ospitalitate. Țiganca aceasta ne poate da un prețios ajutor în găsirea aceleia pe care o căutăm. Și am vrea să o vedem. Am văzut femeia de care vorbești," răspunse atunci sora Marianj, care până atunci făcuse pe muta. Charles al făcut doi pași sprinteni spre sora Marianj. Doamnă," rosti el cu glasul tulburat, ajutați-mă să o găsesc pe țigancă și veți vedea că n-ai ajutat pe un nerecunoscător." Mila creștină ne obligă să-l ajutăm pe aproapele nostru. Vrei să vorbești cu țiganca?" întrebă ea. Ei bine, vezi pavilionul acela vechi de acolo, aproape de spărtură? Ea este acolo acum. Am văzut-o intrând. Pardaion și Charles nu așteptară să li se spună de două ori și se îndreptară în mare grabă spre pavilionul arătat. Sfârșitul capitolului 24 Michel Zevaco Fausta Capitolul 25 Dragoste tomnatică în vreme ce Charles și Pardagnon pătrundeau în vechiul pavilion, cei doi la chei, adică Pickwick și Croas, rămaseră afară de pază. Primul se postase la spărtură, iar al doilea avea să rămână chiar la intrarea pavilionului. Croas, care fără voia lui fusese luat drept mare războinic, arunca în jur priviri amenințătoare. Trase pumnalul și îl ținea gata de luptă. Totuși, după ce constată că grădina de zarzavat singura lui adversară nu expunea privirilor sale decât niște neînsemnate verdețuri și legume, începu să-și spună că fără îndoială nu venise încă momentul unei noi bătălii. Își potoli, deci, jăratecul din priviri și încetișor își puse pumnalul înapoi în teacă bolborosind. În orice caz, îi văd eu la timp," În așteptare ca simplă precauțiune și ca să nu riște zadarnic, părăsi cu pași mici postul luat în supraveghere și se îndreptă spre o remiză unde erau depozitate sculele de grădinărit. Șubreda de post, totuși una de post. Tocmai când să ajungă la remiză și să se ascundă, apăru o umbră. Croas sări. Nu era niciun dușman ci sora Filomena. Opriți-vă pentru numele lui Dumnezeu țipă ea văzându-l pe Croas trăgându-și pistolul de la brâu. Croas, dându-și seama că avea de-a face doar cu o femeie în vârstă, Înțepenită de spaimă, își puse la loc revolverul. Între timp, sora Filomena își împreună mâinile pline de admirație. Cât de viteaz trebuie să fiți!" exclamă ea. Ce nenorocire!" gândi Croas. Lucrul se observă, deci. Ce doriți prea cinstită, doamnă?" adăugă el cu glas tare. Filomena rămase cu gura căscată. Nu prevăzuse o întrebare atât de simplă. De fapt, chiar ce vroia? Filomena trăia de 13 ani în mănăstirea aceea ciudată. Avea 45 de ani și părea cu 10 ani mai mult. Fusese întotdeauna prea urâtă ca să cadă în păcat. Nu era o destrăbălată. În fața întrebării prevăzătorului Croas care simțit deodată în ea un dușman, Filomena își plecă privirea, oftă și începu să-și netezească marginea șorțului, ca o fetiță căreia i s-a spus prima dată că e frumoasă. Era caragios, hâd, poate jalnic, dar de o profundă sinceritate. Filomena, maica Filomena, se îndrăgostise pe loc. În sfârșit, continuă Croas, cred că n-ați venit aici numai pentru plăcerea de a mă privi. Filomena ridică pleoapele și cu îndrăzneala nevinovăției răspunse. Ba da, ești atât de frumos, ți-o spune Filomena. Ha, ha, gândi Croas, oi fi tot fără să știu și un cuceritor de inimi? O privi cu un ochi mai binevoitor pe Filomena, care, fremătătoare, părea mai puțin urâtă și mai puțin bătrână decât era. Văzând efectul pe care aceste vorbe l-au făcut asupra lui Croas, Filomena prinse mai mult curaj și șopti. Venisem să vă rog să vizitați cu mine grădinile. Poftit să viziteze împreună cu Filomena fructele și florile grădinii, Croas înțelese că era de datoria lui să răspundă printr-o drăgălășenie, atât cât te putea aștepta de la un călău al inimilor și de la un adevărat erou războinic, deschise pliscul mare și croncănii. O, oh, Filomena, de ce nu pot eu culege floarea modestiei și fructul virtuții tale?" Era o declarație socotită, îndrăzneață de Croas și hotărătoare de către Filomena. Amândoi rămaseră o clipă uluiți speriați. Filomena, tulburată și înfiorată, simțea cum se prăbușește în prăpastia păcatului. Croas, din ce în ce mai îndrăzneț, simțindu-se irezistibil, luă mâna Filomenei. Cu multă abilitate, Filomena l-atrăgea pe Croas spre un colț singuratic, îndepărtat de oameni a căror apropiere le fusese de câteva zile, interzisă cu severitate celor două călugărițe. Filomena urmărea să ajungă în locul unde se ridica o mică construcție înconjurată de uluci ca să-și poată continua convorbirea cu Croas la adăpost de orice indiscreție. Datorită unor ocoluri dibace, Filomena a putut să ajungă la locul dorit. Acum nu mai avem decât să intrăm după uluci, murmură ea abia auzit. Este un colțișor încântător unde nimeni nu va veni să asculte ce ne spunem. Filomena și a agățase mâna uscată de brațul lui Croas. Fără alte explicații, ea l împinse până la poarta gardului, care însă era închisă. Așteaptă, zise Croas, clocotind de pasiune și îndrăzneală. Am să săr gardul și când voi fi înăuntru am să-ți pot deschide mai ușor. Croas se și cățărase pe uluci și, câteva clipe mai târziu, sări în curticică. Fără a pierde niciun moment, el se pregătea să-i deschidă Filomenei. În același timp, auzind spatele lui zgomotul grăbit al unor pași ușori. se întoarse și și înăbuși un strigă de uimire. O tânără alerga spre el cu părul despletit, cu palmele împreunate cu privirea rugătoare. O copilă minunată de frumoasă, chiar îngrozită cum era. O, domnule!" îl imploră ea, oricine ai fi, salvează-mă, dumă de aici! Micuța cântăreață, Violeta! exclamă Croas. După voce, tânăra apărea că îl recunoaște deodată pe cel căruia îi se adresase și se opri. Ah! șopti zdrobită. Nu-i un salvator, nu-i decât un ajutor al lui Belgoder. Două lacrimi se prelinseră pe obrajii palizi. Violeta, aici, repetă Croas. Croas n-a avut timp să mai spună ceva. Pe pragul căsuței apăru un clipa aceea cineva pe care îl cunoștea prea bine. Era Belgoder. Țiganul învârtea o bâtă de corn de dimensiuni respectabile. Croas se îngălbeni și gemând prelung se clătină pe picioarele lui lungi. Sărmana micuță plecă capul și se îndreptă încet spre căsuța în care dispăru. Belgoder se întoarse spre Croas. Acesta, profitând de scurtul răgaz când se părea că înfricoșătorul lui patron nu-l privise, se avântă să sară gardul, dar Belgoder îl pândise cu coada ochiului. În clipa când nefericitul croas trecea peste palisadă, fu apucat de picior și tras cu putere înapoi la pământ. Belgoder îl înșfăcă cu brutalitate pe croas de braț și răgni. asta e bună, dar ce cauți tu aici?" Stăpâne, băigui croas, vă căutam!" Ei bine, dacă mă căutai, mai găsit. Apropiete, vino sau oferește băta. Câteva clipe mai târziu, Croas, alb de spaimă, intră la rândul lui în căsuță. Filomena asistase la întreaga scenă printre scândurile prost încheiate ale gardului. Apoi, cuprinsă de teamă, se îndepărtă fugind de repede și, regăsind-o pe sora a Marianj, îi povesti totul. Când ea termină de povestit, sora Marianj rămase multă vreme pe gânduri. Sub înfățișarea ei necioplită, era o fată isteață în stare să înțeleagă tot și mai ales să se folosească cum trebuie de ceea ce a înțeles. Ascultă, soră Filomena, făcuia, ceea ce mi-ai spus e foarte important. Cred că doamna de Beauvillier ne-ar pedepsi grozav dacă ar ști că noi știm, Isuse, mă înspăimânți. Este sigur însă că dacă ai să știi să-ți ții gura, ce am să câștig Întrebă Filomena. O viață asigurată, gândește-te la asta, soră Filomena. Marianș se îndreptă grăbită spre vechiul pavilion pe care îl arătase chiar ea lui Pardainon și Chardangulem, dar în zadar se repezină un truc, căci pavilionul era gol. Sfârșitul capitolului 25 Michel Zevaco Fausta, capitolul 26, O Ograda Mănăstirii când jalnicul croas, tremurând din toate încheieturile, ajunse înăuntrul căsuței, Belgoder, care venea după el cu un fricoșetoare măciucă în mână, închise cu grijă ușa și adresându-se mizerabilului său Hercule, pe care spaima îl făcea să se clatine ca un bețiv, îi spuse Așadar, mă căutai după cum zici?" Croas, devenit zbanghiu sub amenințarea bătei, se bâlbâia pierdut neștiut cum să o întoarcă. Pe coarnele diavolului, răgni Belgoder, puțin răbdător din fire. Nu cumva te-ai schimbat într-o oaie behăitoare? Behăi și nu răspunzi. Trebuie să-ți dezleg limba? Dacă vă spun adevărul, o să mă bateți? întrebă Croas cu sufletul la gură. Depinde de ceea ce ai să-mi spui, haide. Croas înțelese că trebuia să se mulțumească numai cu aceste asigurări, oricât de puțin încurajatoare ar fi fost ele, și că nu va obține nimic mai mult de la acest stăpân pe care l ura din tot sufletul. Vederea bâtei în mâna puternică a țiganului îi paraliza orice efort de gândire, într-atât încât, la un gest de nerăbdare al călăului, el se hotără pe loc să-i spună tot adevărul fără a mai ține seama de urmările pe care le-ar avea de suferit noi să stăpâni, cavalerul de Pardaion și ducele de Angulem, pe care îi regreta amar acum, fiindcă aceștia cel puțin nu-i vorbeau cu băta în mână. Își început deci povestirea cu un glas nesigur. Iată, stăpâne, dispariția voastră bruscă ne-a pus, pe, pe Cuic și pe mine, într-o cumplită încurcătură, stăpânul hanului speranței gonindu-ne de acolo, noi n-am mai știut ce să facem. Animalul are dreptate de fapt, botogăni Belgoder. Trebuie să arătăm aici că Croas mintea nerușinat, deoarece ne aducem aminte că Picuic și cu el au profitat de absența țiganului ca să iasă în stradă și să caute un stăpân pe care au crezut că l-au găsit în persoana cavalerului Pardaiu. Dar oricât de puțin ager la minte era, Croas observă cu multă judecată că, dacă fostul lui stăpân ar fi știut că ei l-au părăsit, ar fi început prin al cotonogii, fără să mai aștepte alte explicații și a înțeles, pe drept cuvânt, că dacă n-a făcut-o până acum, înseamnă că nu aflase nimic. Văzând deci că Belgoder nu răspundea cuvintelor sale cu niciun argument izbitor, respiră ușurat și continuă mai sigur de el. Am rătăcit astfel mai multe zile în jurul hanului, și văzând că nu vă întoarceți, ne-am gândit că pentru motive bine întemeiate, fără îndoială, ați hotărât să ne părăsiți. Și pentru că totuși trebuia să trăim, am început să căutăm un alt stăpân care, în așteptarea reîntoarcerii voastre, să binevoiască să ne ofere adăpost și hrană. Pe scurt, interveni Belgoder, m-ați părăsit și cum se numește noul vostru stăpân? Atunci Croas fusese o clipă gata să-l numească pe Pardaniu, dar din dorința întemeiată de a străluci cu noua sa slujbă, dădu preferință ducelui, al cărui titlu era cu mult mai pompos și impunător decât acela modest al cavalerului. De aceea răspunse mândru înflându-se în pene. Este monseniorul duce de Angulem? Belgoder sări din loc și nu putu să-și creadă urechilor. Ei, drăcie! exclamă țiganul care căzuse pe gânduri, Felicitările mele! E o cinste pentru mine să fiu înlocuit cu un duce, un fiu de rege. Croas, care nu înțelegea ironia, se umflă peste măsură și aproape că uitase de măciuca aflată încă în mâinile țiganului. Acesta zeflemitor mereu continuă. Dar toate acestea nu mă lămuresc deloc cum și de ce te-am întâlnit într-un fel atât de neașteptat, domnule Croas. A, iată, răspunse domnul Croas. Se pare că tânărul meu stăpân, după câte am putut eu înțelege din frânturi de convorbiri surprinse aici colo, tânărul meu stăpân e îndrăgostit de o fată care a dispărut pe neașteptate. Cum e posibil?" rosti Belgoder strângând enervat băta. Și se pare că în această mănăstire se află o țigancă." Belgoder tresări. O țigancă care prezice viitorul în mod miraculos." Tânărul meu stăpân, Monseniorul Duce, a venit aici ca să o consulte, gândind că ea ar putea poate să-i spună ce a devenit fata. O domnișoară nobilă, frumoasă ca lumina zilei și de care el este îndrăgostit. Așadar, ducele de angulem a venit aici ca să o consulte pe această țigancă? Foarte interesant, dar tu, cum se face că te-am găsit în fața ulucilor pe care le-ai sărit? Croas tu și ușor. <coughs> Eu, zise el, fusesem lăsat în grădină, singur, și pentru că văzusem niște fețe care nu-mi inspirau nicio încredere, mă hotărâsem să trec dincolo de gard ca să uh, supraveghez mai bine pe suspecția aceea. Ba, bine că nu. În felul acesta, în serviciul noului tău stăpân, ai fi devenit un viteaz. A, tică losule! izbucni deodată țiganul, care îl apucă pe loc de guler pe croas înmărmurit și începu să-l lovească cu toată nădejdea pe spinarea lui scheletică. Ține-mă, banditule, tâlharule, îți bați joc de mine?" Strigând, Belgoder lovea fără încetare. La început, înțepenit de uimire, Croas se lăsă să cadă la pământ gemând. Apoi gemetele se ridicară cu un ton și în cele din urmă se transformară în urlete care sfâșiau aerul de fiecare dată când teribila bâtă cădea pe umeri. Scoală-te, câine!" țipă țiganul bătând din picior. Stai drept și ascultă!" Scheunând într-una, croas se ridică cu greu. Prin urmare, ai venit aici să mă spionezi. Oh, nelegiuitul tău de stăpân vrea să o fure pe Violeta. Ei bine, ascultă. Eu ies, iar tu, fii liniștit, ai să fii închis cu grijă aici, cu Violeta. Mă întorc într-o clipă și dacă nu găsesc pe Violeta aici, dacă cineva se va apropia de gard, îți smulg limba. Belgoder zăvoră bine toate ușile și se duse drept la stareța Clodin de Bevilie, căreia îi povesti tot ce știa sau bănuia. Aceasta se însărcină să o înștiințeze pe loc pe prințesa Fausta, care urma să ia măsurile pe care le va crede de cuvință. Între timp, Belgoder se întoarse grăbit la căsuță, unde găsi toate așa cum le lăsase. Sfârșitul capitolului 26 Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Michel Zevaco Fausta Capitolul 27 Îndrăgostiții Prințul Farnes, recunoscând în țiganca sa izuma pe Lenor de Montagu, a avut covârșitoarea impresie că se întorcea cu 16 ani înapoi. Lenor se schimbase foarte puțin. Senzația de uluire și groază se stinse treptat în sufletul lui Farnes. În clipa aceea, dragostea ieși învingătoare în inima lui. Încet se ridică și murmură. Probabil că mă urăști. Ai dreptate. Dar când am să-ți povestesc tot, Poate că ai să mă urăști ceva mai puțin. Vorbea cu un glas umil și stins, de-abia îndrăznea să arunce o privire spre femeia pe care nu încetase să o iubească. Pe când o credea moartă, îi se părea că dragostea fusese înnăbușită. Se aruncase din tot sufletul în fantastică aventură, să o opună pe Fausta lui Sixtus al V-lea, să răscolească creștinătatea. În sfârșit, să uite. Acum de-abia înțelegează dărnicia celor încercări. Jean Farnes, în goană după cucerirea dragostei, se prăbușise în acea tristă întâmplare din existența lui sentimentală, sosirea Lenorei la Notre-Dame. Lenor, considerată moartă, cardinalul căutase altceva, alte leacuri pentru suferința sufletului său, atât de frământat până atunci. Acum, pentru că Lenor trăia, se întorcea din nou la dragostea lui. Fu cuprins de o speranță nebună, să o recucerească pe Lenor, să o mai iubească, să mai fie iubit, să fugă, să fugă împreună cu ea. Un singur cuvânt Nilvan înfățișa cum era. Acum uitase de Violeta, uitase că avea o fică și că fica aceea era moartă, că el se afla acolo ca să o pedepsească pe Fausta. Căută cuvinte pătimașe care să aprindă din nou o scânteie în inima Lenorei. Într-un gest șovăielnic de implorare, el întinse mâinile și, deodată, fără zgomot, fără hohote, începu să plângă. Farnes nu mai plânsese de 16 ani. El nu plânsese nici atunci când i-a cerut Faustei să o lase în viață pe fica sa. Acum Farnes plângea în fața Lenorei. Plângi? îl întrebă Lenor cu multă milă și duioșie. Ai deci și tu suferințele tale? Suferințele se risipesc odată cu lacrimile. Eu nu pot plânge și de aceea sunt copleșită de suferințe care mă înnăbușă. Cardinalul ridică fruntea. Fu cuprins de o nemăsurată mirare. Cum? Lenor vorbea așa? Nici o imputare? Numai milă? Se cutremură. Spune-mi, continuă Lenor, care ți-e durerea? De ce plângi? N-aș putea să-ți aduc o alinare? O, oh, gemu în sinea lui cardinalul, dar nu mă recunoaște. Lenor! Lenor! țipă el. Ea îl privi cu o imire care îi sfâșie inima. Lenor? întrebă ea. Ce nume pronunți tu acolo? Sărmana, fată! Taci că ce ai putea să o trezești! De data aceasta, groaza se deslănțui în sufletul cardinalului. Ascultă, continuă Lenor, am să-ți prezic viitorul și apucă în același timp mâna cardinalului care la această atingere se înfioră prelung. Nebună, bolborosi el, nebună, mai grozav decât moartă. În clipa aceea, ușa pavilionului se deschise și intrară doi oameni. Erau Charles și cavalerul de Pardaion, care, în fața acestei scene neașteptate, se opriră în prag. Cardinalul nu-i văzu. El repeta cu o patimă înflăcărată numele adoratei, ca și cum cu acest nume ar fi vrut să-și redeștepte amintirile și judecata. Ascultă, ascultă, se jeli cardinalul, nu-ți mai recunoști iubitul, privește-mă, sunt cel pe care l-ai iubit, cel din fața ta este Jean Farnes. O scutură puternic și deodată exclamă: Fica ta, fie, pe mine nu mă mai recunoști, dar ești mamă, fica ta. Violeta ta!" Ce spune?" întrebă emoționat Charles d'Angulem. Tăcere!" îi răspunse cavalerul. Aici se petrec acum niște lucruri îngrozitoare." Violeta ta!" răgnea Farnes. O cheamă Violeta! E fica ta! Ca să-ți mișc sufletul, trebuie oare să te lovesc așa cum te-am lovit altădată? Ascultă, aveai o fică! Ea a suferit mai mult ca tine și acum e moartă!" Cine a spus că Violeta e moartă?" strigă o voce însoțită de un hohot sfâșietor. Cardinalul, înnebunit, se trezi față în față cu un tânăr cu trăsături nobile și blânde, cu chipul răvășit, în clipa aceea, de o înfricoșătoare suferință. Saizuma, ca și cum această scenă n-ar fi privit-o, stătea retrasă. Farnes se întoarse spre tânărul care tocmai apăruse și acum plângea. Cine sunteți?" întrebă el cu un glas de ieșit din minți. oh! exclamă Charles cu un accent care îl cutremură pe cardinal, iar pe Pardagnon îl umplu de compătimire. Ați spus că e moartă! Violeta moartă!" Nefericitul tânăr fu cuprins de un soi de turbare și l apucă brutal de braț pe Farnes. Cine sunteți? cine e femeia aceea? De ce spuneți că Violeta a murit? De unde știți?" cu privirea rătăcită, cu un glas atât de trist și sfâșietor, încât Charles se înspăimântă, cardinalul răspunse. Cine sunt un nenorocit blestemat de o femeie într-un moment înfricoșător? Priviți-mă! Sunt cardinalul prinț Farnes, iubitul Lenorei de Montague și tatăl Violetei. Tatăl ei, gemușar, mama ei, murmură Pardaniu, aruncând o privire plină de compătimire spre țiganca sa Izuma. Fugiți, țipă cardinalul scos din fire. Fugiți, tinere, nu mă atingeți, tot ce mă atinge i-a furisit. Pardaniu își lăsă mâna pe umărul lui. Domnule cardinal, i se adresă el, fiți bărbat, acesta e un prieten, domnul duce de angulem. El o iubea pe sărmana micuță Violeta. Spuneți că e moartă, dar nu-i puteți totuși refuza acestui copil groaznica consolare de a ști cum a murit." Cum?" bolborosi Farnes. Moartă, asasinată." Parda e o Gândul la ducele de ghiz îi fulgeră prin minte. Asasinată?" rosti el cu o furie rece. De cine?" De o femeie, de o tigroaică." Oh, o, am lăsat-o să-mi scape. Nenorocire mie!" Nenorocire nouă, fiindcă n-am ucis-o când o aveam în mână. Numele femeii! Numele femeii! strigă cu tremurat cavalerul, în timp ce Charles, cu respirația tăiată, se apropia să audă numele blestematei. Cardinalul, cu prețul unei mari sforțări, izbuti să-și regăsească ceva din calmul său. Femeia aceea, răspunse el, nici să nu vă gândiți să o înfruntați, ați fi sfărmați ca o bucată de sticlă. Duce de Angulem și dumneata, domnule, feriți-vă de această femeie, pentru că ați cunoscut-o și iubit-o pe Violeta, ea probabil că vă cunoaște și vă urăște. Fugiți cât mai aveți timp. Femeia care a asasinat-o pe Violeta este deci... Se numește Fausta. Bine, mormăi Pardaniu, văd că am judecat-o bine. Ei bine, diabolică, Fausta, pentru că nu-ți bagi coada numai în numele regelor, pentru că te amesteci și în omoruri, pe Dumnezeul meu vei avea de-a face cu mine. Farnes se și întorsese spre Lenor, dar acum, după ce ea își pusese la loc masca roșie, vraja dispărut. El împreună mâinile și cu un glas șoptit rosti. Lenor, eu te mai iubesc. Lenor, blesteamă-mă, dar să fugim împreună, îți voi încălzi iar inima, am să-ți trezesc iar sufletul. Saizuma a avut un râs îngrozitor care îl mai înghețase și altădată pe Farnes. – Jean de Kervilie, urlă ea, ce mai vrei de la mine? Unde vrei să mă târăști? Oh, – O, tată, unde ești? – Să tacă toți, a sunat clopotul. Iată-l pe blestematul care a ridicat potirul și va bine cuvânta adunarea credincioșilor. Farnes horcăi un geamă de moarte, aruncându-se și mai mult înapoi. Blestemat!" murmură el. Da, sunt blestemat! Într-adevăr blestemat!" Și fugi scos din minți clătinându-se. Cavalerul își șterse atunci sudoarea care îi șiluia pe frunte. Vino!" zise el luând brațul lui Charles. Să ieșim din mănăstirea asta unde și aerul e îmbibat de blesteme!" Charles, cu un semn, i-o arătă pe Saizuma. Mama ei, murmură tânărul. Se apropie grăbit de Saizuma. Doamnă, i se adresă el cu blândețe, vreți să veniți cu mine? Saizuma îl privi o clipă cu atenție. Sigur că vreau, răspunse ea. În fine, nu văd nimic în trăsăturile chipului dumitale care să-mi inspire neîncredere sau teamă. Par Prinzând mâna țigăncii, o puse în aceea a lui Charles, care se înfioră dureros. El o porni înainte. Afară, îl întâlni pe Picuic, nemișcat la postul său de la spărtură. În ce privește pe Croas, el dispăruse. Era momentul când sora Marianj, găsind pustiu pavilionul, se duse să vadă ce era la spărtură. Ea privi în depărtare și nu văzu pe nimeni, dar Marianj era încăpățânată. Era convinsă că găsise calea de a face avere și era hotărâtă să nu-i scape ocazia. Început deci să coboare cu viteză pantele colinei, îndreptându-se spre Grange-Batelier. Iar când ajunse acolo la 200 de metri de zidurile Parisului, a avut mulțumirea să vadă un grup care tocmai trecea prin poarta Montmartre. În grup o recunoscu imediat pe țigancă după haina ei bălțată. Sora Marianj, fără să mai șovăie, începu să alerge cu picioarele ei scurte și trecu la poarta Montmartre. Ajunse la timp ca să o vadă pe Saizuma, însoțită de Pardagnon și Charles, cotind la stânga și intrând într-un han. Pentru că nu știa să citească, nu putu descifra firma. Atunci întrebă o femeie. Hanul de vinie. Bine, mormăia, întipărindu-și bine numele în memorie. Sora Marianș începu apoi să se în încoace și încolo, cugetând asupra întâmplării. Era bine să le vorbească celor străini așa cum avusese de gând, ar fi poate un mijloc de a câștiga dar și de a-ți atrage mânia stareții. Am găsit, zise ea deodată. După câte am văzut, stareța are un mare interes să nu piardă din ochi pe țiganca necuratului. Am să-i dezvălui ascunzătoarea țigăncii și, drept răsplată, am să-i cer cel puțin zece scuzi de aur. După ce își puse astfel la punct micul ei plan, porni grăbită spre mănăstire, unde se prezentă de îndată în fața stareții care fusese vizitată de Belgoder și chiar în clipa aceea îi sprăvea o scrisoare. Claudine de Beauvillier ascultă cu atenție povestirea sorei Marianj, o felicită pentru istețime și murmură. Iată într-adevăr o curieră nimerită. Apoi adăugă un post scriptum la scrisoarea pe care o terminase, o îndoi și o lipi, după care se întoarse spre Marianj spunându-i Mi-ai făcut un mare serviciu, soră. Trebuie să fii răsplătită. Îți predau scrisoarea aceasta. Aceea căreia eu vei duce te va răsplăti mai bine decât pot să o fac eu. Dar bagă de seamă, dacă o pierzi sau ți-o fură cineva, ar fi pentru mine o mare nenorocire. Deci și pentru mănăstire, prin urmare, și pentru tine. Ea se grăbise să-i lui Marianj indicațiile necesare ca scrisoarea să ajungă la destinație. Adresa era astfel întocmită. Doamnei Prințese Fausta, la palatul său. Sfârșitul capitolului 27. Michel Zevaco. Fausta, capitolul 28. Consiliu de război. În acest timp, Parisul se frământa. Nobilimea, mirată de inactivitatea lui de ghiz, începea să se teamă. Se spunea pe ascuns că șeful suprem al ligii trăda. Burghezii, la rândul lor, începeau din nou să formeze patrule în armate și făceau auzite murmurele premergătoare răscoalei. A doua zi după ce sora Marianj fusese însărcinată de Clodin să ducă Faustei scrisoarea, agitația era întoi. Pe la patru după masă, ducele de ghiz era închis cu moreve în cabinetul său. Ducele lua foarte puțin în seamă zbuciumul parizienilor. Știa că n-aveau decât să le vorbească pentru a fi aclamat. De ghiz era prost dispus. Pentru el, ca și pentru Charles Anguilem, Violeta trebuia socotită pierdută. Se învârtea în sus și în jos în vastul și luxosul salon care îi servea de cabinet. Cu capul plecat pe piept, îl asculta pe Moreve cu o ureche neatentă. Într-adevăr, Moreve îi raporta despre situația din Paris, despre mânia care începuse să fiarbă, despre nerăbdarea cetățenilor, despre bănuielile mai multor nobili pe care îi numea. Totuși, de ghiz își ciuli deodată urechea și se opri în fața lui Moreve atunci când acesta pronunță un nume, acela al cavalerului de Pardaiu. Ei bine, întrebă el, L-ai găsit? Din nenorocire, nu, Monseniore. Dar bastardul de Angulem? Urmă de ghiz. Dacă-l găsim pe Pardagnon, pune mâna în același timp și pe Charles. Ah! continuă cu amărăciune ducele, dacă l-ai urât pe acest mizerabil Pardagnon așa cum îl urăsc eu, nu l-ai fi pierdut din ochi și nici nu l-ai fi lăsat să iasă din Paris. Monseniore, sunt convins că Pardagnon n-a părăsit Parisul. Ce te face să crezi?" Mă reve revese cu tremură și continuă. Atâta vreme cât mă aflu eu în Paris, el nu se va mișca de aici." Nu te înțeleg," făcut de ghiz cu un aer ironic. Vreau să-ți amintesc numai un singur lucru și anume că din prada noastră de la Colina Saint-Roch trebuiai să primești 200.000 de livre și că ai renunțat la acești bani numai de dragul de a-l vedea pe parda Ion mort odată pentru totdeauna." din moment ce omul se află la Paris și tu îl urăști, de ce nu-l cauți? ți oare frică de el? Moreve căută un răspuns când valetul personal al lui Ghiz deschise ușa și anunță că Bussy Leclerc, guvernatorul Bastiliei, sosise. Să intre, să intre și el trebuie să-i poarte o pică turbată lui Pardaniu și o să ne ajute. Iată-te, sărmane răstignit, râse bat jocoritor ducele, care era necruțător cu întâmplările nefericite ale altora. Cum o mai duci? Pe barba papei. Știi că-ți stătea bine pe aripa aceea de moară? Spectacolul trebuie să fi fost într-adevăr foarte plăcut, răspunse Busi glacial. Nu te supăra, zise ducele râzând și mai tare. Te revăd cu picioarele spre cer, cu capul în jos, căscând niște ochi speriați. Hai, nu mai scrâșni din dinți, doar eu te-am dezlegat. Era și timpul, nu? Ei, monseniore, aș fi vrut să te văd în locul meu. Deci, ai mare necaz pe Pardaion? Da, dar nu din acest motiv, bodogonii Bussy Leclerc. Se gândea desigur la duelul acela când pentru prima dată fusese dezarmat și învins. Monseniore, continuă el, am să-ți povestesc niște lucruri deosebite. Parisul e în mare fierbere. Bine, și ce vor parizienii noștri? Vor un rege, monseniore. Un rege, un rege, răgni de ghiz. Au avut unul și l-au izgonit. Da, știu ce ai să-mi răspunzi. Mă vor pe mine. Ei, drăcie, n-au decât să aștepte. Parizienii așteaptă de asemenea să vă vadă la Luvru. Dar, ca să nu-și piardă răbdarea, între timp se distrează sau mai curând noi căutăm să-i distrăm. Le-am făgăduit că le voi spânzura puțin pe cele două Fucard, rânji batjocoritor Busile Leclerc. Fucardele erau cele două fiice ale procurorului Foucault, care fusese arestat cu două luni înaintea fugii lui Henric III și închis la Bastilia ca suspect de erezie. În ziua când a fost arestat, cele două ofițe au strigat că și ele erau de religia nouă, adică protestante. Au fost deci și ele târâte la Bastilia, unde tatăl n-a întârziat să moară. Forțate să-și renege credința, oferindu-le în schimb libertatea, surorile furcod au răspuns că preferau să moară. Una dintre aceste nenorocite se numea Jean. Avea 17 ani și era atât de frumoasă că și un sfânt ar fi intrat în păcat pentru ea. Pe cealaltă o chema Madeleine și avea 20 de ani. Le-am făgăduit pe cele două furcod, adăugă Bussy Leclerc. Adinauri erau vreo zece mii care spărgeau urechile cu urletele lor și care se agitau de-a lungul șanțului de la Bastilia. I-am chemat înăuntru pe vreo 12 turbați și i-am întrebat ce voiau, Vrem să le spânzurăm și să le ardem pe ereticele furcod, mi-au răspuns într-un glas. Și atunci, făcut de ghiz căscând. Atunci, monseniore, mâine va avea loc un mare foc de petrecere în care blestematele de furcod vor fi prăjite așa cum se cuvine, nu fără a fi fost mai întâi puțin spânzurate. Cavalerul de Manville cere să intre la monseniorul Rostina clipon Valet. De ghiz făcu un semn. Ușa se întredeschise, lăsând să se vadă o sală tixită cu gentil oameni armați, care așteptau nerăbdători hotărârea pe care o va lua stăpânul, regele Parisului. Mainville intră, ca și cum s-ar fi aflat în fața regelui, aștepta în tăcere. Vorbește, îi spuse de ghiz, ce ai să ne povestești? Monseniore, trebuie să vă spun că în Paris domnește o ciudată neliniște. Parizienii dumneavoastră turbează de sete și pentru o asemenea sete, monseniore, e nevoie de o băutură roșie. Numai sângele poate să stingă setea parizienilor atunci când încep ei să strige. Ei bine să li se dea sânge, răspunse de ghiz. Mâine, cele două furcode, se așternu un moment de tăcere, știrile aduse pe rând lui de ghiz de Bussy Leclerc, de către Mainville și de alții înaintea lor, îi dovedeau că venise momentul unei hotărâri, dar tocmai în fața ei dădea mereu înapoi. În zilele acelea când îl vedem atât de șovăitor, atât de chinuit de o dragoste care îl mistuia, de ghizi era obsedat de gândul răzbunării. Întâmplarea din piața grev i l-a adus din nou în față pe acel pardaion despre care păstrase o amintire groaznică din ziua înfricoșătoare a Sfântului Bartolomeu, și iată că același pardaniu îi dăduse acum o lovitură ce putea fi mortală. Au fost scotocite moara și locuința morarului, s-a săpat în pământ, au fost găuriți pereții și nu s-a găsit nicio urmă a prețioșilor saci care totuși existau. Deci Pardaniu expediase banii. De ce? Oricum ar fi de ghiz fusese jefuit, furat. Și unde era acum acest Pardaniu? Cine putea să o spună? Pe când Mainville își termina povestirea și de era acopleșit de felurite gânduri, valetul intră pentru a treia oară și îi dădu ducelui o scrisoare, pe care acesta, după ce examină scrisul, se grăbi să o deschidă. Cei trei curteni văzură atunci trecând un zâmbet pe chipul ducelui și la auziră murmurând. Am pus mâna pe el. Scrisoarea era a Faustei, iar Fausta înștiințată de Clodin de Bevilie, îl anunța pe duce că Pardainon și Charles d'Angulem se găseau la Paris. Mâine, adăugase prințesa la urmă, mâine vă voi spune locul exact unde veți putea mâna pe acest om. Spuneai, îl întrebă de ghiz pe Moreve, că prietenul tău se mai află la Paris? Răspunde aceasta, spuse Moreve înfiorându-se. Ei bine, ai avut dreptate. De data asta cred că nu ne va mai scăpa, iar pentru început Moreve ordonă tuturor porților Parisului să nu lasă să treacă nicio ființă vie. Dute și grăbește-te! Moreve se avântă și, dând ordine la rândul lui, trimise în toate colțurile Parisului curieri purtători ai hotărârii ducale. În mai puțin de jumătate de oră, toate porțile orașului fură închise toate podurile mobile ridicate și în Paris început să circule zvonul că fusese semnalate armatele lui Henric al iii împreună cu cea a regelui Navarei. În cabinetul ducelui de ghiz, Moreve, Bussy Leclerc, Mainville discutau planurile caznelor la care îl vor supune pe Pardagnon după prinderea lui. Sfârșitul capitolului 28 Michel Zevaco Fausta Capitolul 29. Fecioara războinică Ne aflăm în seara aceleiași zile. În fundul misteriosului său palat, Fausta este așezată la o masă pe care se află scrisoarea stareței Clodin de Bevilie. Ea e îmbrăcată într-un costum de cavaler din catifea neagră pe care se desprinde ușor o jachetă din piele roșcată o cuirasă suplă destul de fixă pentru a modela contururile acestei minunate statui și destul de rezistentă pentru a face față tăișului unui pumnal. O mască neagră de catifea acoperă fața Faustei. O spadă este atârnată de centiron, o adevărată spadă de luptă, lungă și solidă, cu garda din oțel lustruit pe cap al cărui păr bogat este ridicat în cozi împletite, negre ca noaptea, ea și-a pus un fetru împodobit cu o pană de cocoș roșu. Și Pardaion purta un fetru pe care se legăna o pană de cocoș roșu. Coincidență? Amintire? Cine știe? Nici Fausta nu știe de ce a imitat acest amănunt din îmbrăcămintea cavalerului, căci Fausta este o fecioară inviolabilă, neavând dintr-o femeie decât sexul. Și totuși Fausta simte o tulburare copleșitoare. Pentru prima dată, e nehotărâtă și înțelege că mai este încă prea femeie pentru a deveni îngerul pe care visase să-l întruchipeze. Fausta a recitit de o mie de ori scrisoarea stareței. Ce anume din paginile acelea putea răvăși până într-atât un asemenea suflet, să începem cu sfârșitul, adică cu postscriptumul, el conținea povestirea lui Marianș, adică fuga sau mai bine zis plecarea Saizumei, iar Saizuma era mama Violetei. Și cu cine plecase ea? Cu Pardaion. Tot începutul scrisorii era ocupat cu cele povestite de Belgoder, adică faptul că ducele de Angulem și Pardaion se aflau în căutarea Violetei. Fausta, după lungi și îndârgite dezbateri cu ea însăși, descoperise în sufletul său un sentiment care până acum nu se mai cuibărise acolo. O ura pe Violeta. De când? De când citise scrisoarea? Obișnuită să-și privească în adâncul sufletului, urlând de rușine și de neputință, ea trebuie să-și mărturisească adevărul. Până acum nu urise pe Violeta, a privit-o întotdeauna doar ca pe o biată fetiță, pe care întâmplarea i-a scos-o de-a curmezișul traiectoriei ei fulgerătoare și pe care trebuia să o nimicească cu sânge rece. Acum o ura pe Violeta cu o ură cumplită. Acum, da, acum, pentru că știa un lucru: Pardainon o căuta pe Violeta. Pardainon o iubea, deci, pe Violeta. Fausta era geloasă. Hotărârile se îngrămădiră treptat în mintea ei în ziua aceea în care trăise momente de luptă și de deznădejde de neuitat. Spre prânz, trimise un curier la Clodin să-i anunțe vizita apropiată și spuse stareței. Răspuns cu viața pentru prizonieră, până la viitoarea mea vizită. Pe la ora 4 scrise duce lui de ghiz pentru a-i dezvălui prezența lui Pardaion la Paris și-o să arate că era vorba de hanul de vinie și amânase acest lucru pe a doua zi. De ce? Era în jurul orei nouă seara când am regăsit-o noi, sprijinită în coate pe o masă, recitind încă o dată scrisoarea lui Clodin, căutând o hotărâre definitivă. În momentul acela, Fausta părea foarte calmă, poate pentru că între timp hotărârea fusese luată în mintea ei. Într-adevăr, se ridică, arse scrisoarea la o faclă de ceară trandafirie, își trase niște mânuși din piele suplă, se uită să vadă dacă spada era la locul ei, și apoi, lovind într-un clopoțel, poruncii fără măcar să se întoarcă, pentru că era sigură că cineva venise în grabă să primească ordinul. Patru călăreți de escortă și un cal pentru mine, în clipa aceasta și să fie anunțat Busile Leclerc, guvernatorul Bastiliei, că mă voi duce să-l văd chiar în noaptea asta. Mai puțin de două minute după aceea, ea se găsi în strada unde o așteptau cei patru călăreți și unde un scutier îi ținea scară. Odată în șa, călăreții se așezară doi în față și doi în spatele ei. La mănăstirea Momart, ordonă atunci Fausta. Mica trupă porni neîntârziat, ieși din site și se îndreptă spre poarta Momart. Poarta era închisă, dar unul dintre călăreți arătă ofițerului din post o hârtie care purta semnătura ducelui. Ofițerul ordonă să fie lăsat podul mobil. Sfârșitul capitolului 29 Michel Zevaco Fausta Capitolul 30 Violeta Când Fausta ajunse la mănăstirea Montmart, totul era întunecat și tăcut. Dar, după ce un călăreț bătun poartă într-un anumit fel, cele două laturi fusese larg deschise. Fausta descălecă și fu condusă în apartamentul stareței. Prizoniera? întrebă Fausta cu un glas care o miră pe Clodin prin tremurul lui neliniștit. E aici, doamnă, liniștiți-vă! Dumă la ea! Stareța luă fără șovăire o torță și porni înaintea Faustei. Ea deschise bariera. Belgoder dormea întotdeauna numai cu un ochi și auzi deci pașii Clodinei și ai Faustei sărind din patul de campanie unde emoția i-a îmbrăcat și bănuitor se duse să deschidă ușa. Recunoscut de îndată pe stareță și se înclină adânc. Prizoniera? Repetă Fausta întrebarea cu aceeași emoție observată de Clodin. Belgoder o recunoscut după voce și de data aceasta se plecă până la pământ. Ceea ce mi se dă în păstrare, spuse el, nu-mi scapă. Prizoniera e aici. Cele două femei pătrunseră în locuința sumar mobilată, cu un mic pat de campanie, o masă și două scaune, totul iluminat de o torță. Clodin deschise broasca unei uși. Fausta luă torța și spuse. Am să intru singură. În clipa aceea, dintr-o cămăruță de subscară care domina prima odaie în care așteptau Clodin și Belgodăr, ieși la iveală un cap speriat cu un profil caragios. Era capul lui Croas. Croas dormise în mie pe o mână de paie. Din acel loc ridicat, el privea ca în palmă camera și le văzu intrând pe Clodin și Fausta. O văzut pe Fausta intrând în încăperea care servea Violetei de închisoare. Și el se întreba... Ce o fi însemnând vizita aceea nocturnă? Fausta puse pe o mobilă făclia pe care o ținea în mână. O scurtă privire aruncată în jurul ei îi arătă o odaie mizerabilă, fără fereastră, într-adevăr mai tristă ca o închisoare. Pe o canapea veche dormea Violeta îmbrăcată. Fausta o privi pătrunzător. Încetișor își scoase masca și o lăsă să-i cadă la picioare. Frumoasă!" murmură ea. E adevărat!" un chip de înger, e pe drept cuvânt demnă de acest erou cavaleresc care se numește Pardaion. Cât de mult trebuie să o iubească! Ei bine, n-are decât să sufere de vreme ce s-a pus de-a curmezișul drumului meu. Așadar, cum? A mers până aici spre țelul meu sublim cu o irezistibilă voință triumfătoare și senină și acum să se găsească un om, unul singur, care să-mi poată spune în față nu vei merge mai departe pe acest drum? Fausta fremăta. Înțelegea că se mințea pe sine. Pretexte. Nu lura pe pardanion nici pentru întâmplarea din piața grev, nici pentru aceea de la moară. Dar îl ura oare? În clipa aceea simțea foarte limpede. Pe Violeta o ura. O bănuia că era iubită de pardanion. Era geloasă. Fausta își ascunse obrazul în palme. Era sugrumată de o suferință cumplită. Cea mai grea suferință. Aceea a rușinii. Violeta se deșteptă chiar atunci. Ea l văzu pe acel tânăr, Fausta era îmbrăcată în cavaler, gâfâind cu obrazul înfundat în palme, părând că luptă împotriva unei teribile și misterioase îndurerări. Marie ochi albaștri se umplură de milă. Mâna ei atinse brațul Faustei și cu un glas de o fermecătoare compătimire întrebă Cine sunteți? Sunteți ca și mine o victimă? Sunteți... Ah! Acest ultim țipăt brusc se stinse într-o gâtuire de spaimă și de groază și, dintr-o săritură, fu în picioare. Fausta, atinsă la braț, tresărise puternic, mâinile ei căzură de pe chipul devastat de patimă ieșit acum la lumină. Violeta o recunoscuse. Mii de gânduri își încrucișau focurile în mintea Faustei. Mii de cuvinte arzătoare îi se înghesuiau pe buze, insulte sau poate strigăte de durere, căci în clipa aceea nu mai era Fausta, fecioara sfântă, Fausta suverană, Fausta aleasa conclavului secret, ci era numai urmașa Lucreției Borgia. Iar rosti firesc cu un glas răgușit. Vino. Să vină? Unde? Ce voia să facă cu ea? Ce hotărâre crudă și întunecată fusese aceea de a o răpi, de a o arunca pradă caznelor, de a asista la agonia ei? Și, pentru că Violeta, tremurând, nu o urma, Fausta se dădu înapoi până la ușă. În acest scurt răgaz, printr-un efort miraculos, ea își regăsise în chipului. O lectică, imediat, îi porunci ea lui Clodin. Stareța porni în grabă. Fausta se întoarse spre Belgoder. Ia această fată, zise ea, și du-o la lectică. Ai să te urci lângă ea, răspuns cu viața. Încotro va merge lectica? întrebă Belgoder nerăbdător. La Bastilia, răspunse înfundat Fausta. Belgoder intră în magherniță, se duse drept la Violeta și rosti cu un ton aspru. Vino! O apucă în același timp de mână și în sinea lui bombănii. Cred că de data asta meșterul Claude va vărsa lacrimi de sânge, cum m-a făcut și el pe mine să vărs. Sfârșitul capitolului 30